În anul 1854, în 14 zile ale lunii martie, într-o joi, la 6 ceasuri din noapte, m-am sculat la utrenie, am mers la biserică și am stat în strană, iar în timp ce frații citeau miazonoptica, eu socoteam adâncurile lui Dumnezeu zicând Un Dumnezeu și ziditor și făcător al tuturor a primit și s-a făcut om pentru noi, s-a răstignit și s-a îngropat. Acestea toate el le-a făcut și le-a răbdat pentru mântuirea oamenilor. Astfel, cucetând eu, s-a umilit inima mea și atâta bucurie mi-a venit în suflet și o liniște în mintea mea, încât am venit într-o atâta umilință, decurgeau lacrimile mele ca izvorul. Atunci mi-a venit în suflet o dragoste nemăsurată, dumnezeiască, încât m-am înfierbântat și împreună cu acea dragoste mi-a venit atâta smerenie, încât nu mai puteam să mă mai asemăn cu vreo zidire. Atunci s-a deschis inima mea și s-a făcut, într-un chip oarecare, un drum din inimă până la scaunul lui Dumnezeu, iar mintea mea, cuvântul cel dinăuntru și inima mea erau unite și mă rugam cu mintea fără vreo împiedicare. Îmi ziceam rugăciunea cu oarecare cuvinte omilicioase și mi-a venit o dragoste mare către aproapele și mă rugam pentru cei ce mă urau și mă dușmăneau. Atunci, din bucuria inimii mele, sălta sufletul meu. Cât timp am fost în această umilință și stare, mă vedeam pe mine că eram în biserică și pe frați că citeau. mai putând sta în picioare, am pus strana și am șezut și iarăși mă rugam cu mintea. Și atâta dragoste dumnezească m-a cuprins, încât nu a fost cu putință să mă odihnesc șezând. Și nu mai era frică de Dumnezeu, ci mai ales aveam mare îndrăzneală și dragoste către el, încât sufletul meu a fost stăpânit de această dragoste. Și nu mai puteam zice nici rugăciunea din inimă, nici altă rugăciune, ci nu mai simțeam în sufletul meu o dorire și o dragoste dumnezeiască, ca o pară de foc arzând în inima mea. Iar sufletul și inima mea erau lipite de Dumnezeu și numai pe dânsul îl închipuiam și din ochi curgeau lacrimile ca izvorul. Sufletul meu sălta de atâta bucurie și aveam mare smerenie. Și atunci, fără de veste, am venit în uimire. Nu mai vedeam biserica, nici nu mai auzeam ce se citea, ci mă aflam într-un câmp mare și frumos, care era împodobit cu tot felul de copaci și de flori pline de miros plăcut. Frumusețea și podoaba aceea nu se poate scrie, nici nu se poate povesti de limbă omenească. Totul era plin de lumină ca și cum ar fi luminat șapte sori. De departe vedeam o mulțime de oameni îmbrăcați în haine luminoase, tineri de o vârstă și tare frumos la vedere. Fiecare strălucea mai mult decât soarele și umblau încet încet. Și aveam mare bucurie în sufletul meu și mirându-mă ziceam în sine Oare a cui să fie grădina aceasta? Cine să fie oamenii aceștia? Și cum s-au aflat aici? Acestea cugetând, mergeam și, după ce am mers puțin, am văzut o mulțime nenumărată de oameni care stăteau împreună și erau îmbrăcați în haine ostășești. Toți erau tineri, de o vârstă și voiniși la trup, tare blânzi și frumoși la față, încât străluceau mai mult decât soarele. Când i-am văzut, am stat și priveam la podoaba și frumusețea lor, având mare bucurie în sufletul meu. După aceea am auzit o strigare de la ei zicând Fratele nostru, spunând un pe nume, are mare dorire să meargă la împăratul, precum știm toți. Deci, cine din noi să-l povățuiască? Atunci s-a deosebit unul dintre dânsi, tânăr, mai frumos și mai voinic decât ceilalți, care strălucea precum strălucește luna între stele și se arăta a fi mai mare între ei. Acesta a răspuns și a zis către ceilalți eu o să-l povățuiesc, fiindcă, precum știți, are deosebită dragoste către mine. Ziua și noaptea mi se roagă și pentru aceasta de multe ori m-am pus chezaș la împăratul pentru el. Acestea zicând, a venit către mine, iar eu cu mare mirare gândeam în sine. Eu pe acești oameni nu i-am văzut niciodată, dar ei de unde m-au văzut și de unde știu numele meu? Și cum au aflat că am dorire să merg la împăratul? Acestea, gândindu-le eu, a venit lângă mine și mi-a zis cu fața veselă, urmează mie ca să mergem la împăratul. Iar eu l-am rugat zicând, frate, lasă cine sunt eu ca să merg la împăratul și de ce mă voiește împăratul și ce împărat este acela? Atunci acela, zâmbind, mi-a zis, te faci că nu știi cine e împăratul la care am să te duc sau nu știi cine sunt eu Fiindcă mă iubești și mă rogi ziua și noaptea, iată am venit să te duc și să te povățuiesc la împăratul, și cu neputință este să te las. Deci urmează-mi. Atunci eu, nemai având ce să răspund, i-am urmat. Și așa, acela mergea înainte, și eu, după dânsul, aproape. Și mi-a zis gândul să-l întreb cine este, de mi-arăta atâta dragoste. Dar mă rușinam, zicând că o să-l întreb mai pe urmă și aveam mare mângâiere în sufletul meu, văzându-l aproape lângă mine. Deci am mers multă lungime de loc, de la acel câmp frumos și nu se mai vedea nimeni fără numai noi doi. După ce s-a sfârșit acel câmp frumos, am ajuns la o uliță strâmtă, care era foarte lungă, încât nu se vedea celălalt capăt, iar pe amândouă părțile avea ziduri înalte. Drumul acela era așa de strâmt, încât omul pe jos abia putea să treacă. Când am ajuns acolo, am avut puțină temere în inima mea, fiindcă locul acela era sălbatic și fără mângâiere. Dar, văzând pe povățuitorul meu, mi se bucura sufletul. Atunci, povățuitorul meu a stat puțin și a căutat spre mine cu fața luminată și veselă și mi-a zis pentru ce te stăpânește lenevirea și ți împrăști mintea încoace și încolo și nu iei aminte la rugăciunea lui Isus Hristos? Nu știi câtă pagubă pătimește omul când se lenevește la rugăciune, măcar și o răsuflare? Și iarăși, cât de folos are când cugetă la Mântuitorul nume al Domnului și Dumnezeului nostru Isus Hristos de apururea? Un om ca acesta se izbăvește de patim și de păcate și se face lăcaș al preasfintei treim? și va ajunge la dragostea cea desăvârșită pe care, în parte, ai cercetat-o și tu din mila lui Dumnezeu cea neajunsă. Deci, știindu-i dulceața ei, pentru ce te lenevește lucrul acesta? Până când, frate, ai să fii în somnul cel adânc al lenevirii și nu te întorci? Adu-ți aminte de o sârdia ta cea din tâi, de la care te-ai lenevit nu cumva Dumnezeu nu te-a învățat lucrarea când ai pus pe prea sfânta fecioară născătoare de Dumnezeu, mijlocitoare și chezașă a mântuirii tale? Nu cumva nu te-ai învrednicit să o afli povățuitoare milostivă spre adevărirea aceasta? Nu știi, frate, milostivirea și dragostea pe care ți le-a arătat Dumnezeu? Dar tu ai ales lenevirea în locul dragostei lui. Cu toate acestea, mare este dragostea lui Dumnezeu cu tine. Când povățuitorul meu îmi zicea acestea, mi-a venit multă umilință și cu inima zdrobită ziceam, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și cu cât ziceam rugăciunea, cu atât se înfierbânta inima mea spre dorirea și dragostea dumnezeiască. Pentru că atât de curat făceam rugăciunea, încât niciun gând nu era care să tulbure inima mea și să o împiedice. Și atât s-a adâncit mintea mea în rugăciune și am luat atâta putere, încât a fugit acea temere care mă stăpânea mai înainte. Atunci îmi zicea povățuitorul meu, Vezi că acum ești mai bine când zici rugăciunea? Dacă voi să fii pururea în această stare și voiești să te mântuiești, ridică-te din adâncul nevirii și începe iarăși petrecerea ta cea din tâi și cea din tâi lucrare în păzirea poruncilor lui Dumnezeu fără schimbare și toată puterea să-ți opui în cugetarea numelui lui Iisus Hristos și al preasfintei născătoare de Dumnezeu. Ia aminte să păzești acestea cu scumpătate și să te măturisești curat în toată ziua de orice ți se va întâmpla, neascunzând niciun gând duhovnicului tău. Acestea zicându-mi, am început să mergem pe acea uliță strâmtă și mergând am văzut o cruce ca un semn de drum, iar când am ajuns aproape de cruce, Povățuitorul meu a stat și și-a făcut trei cruci, zicând, Crucii tale ne închinăm, stăpâne, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Și mi-a zis să fac și eu asemenea și m-am închinat și eu la fel. După ce am mers multă depărtare de acolo, am trecut de acea uliță și am văzut acolo un loc care înfricoșa și cutremura pe cei ce-l vedeau. Pentru că era o râpă și o vale atât de adâncă și întunecată, încât nici lungimea, nici adâncimea nu se vedeau, fiind ca un noian neumblat. Și de cealaltă parte de noian, tare departe, se vedea un munte foarte înalt, al cărui vârf ajungea până la cer. Peste acel noian era o punte înfricoșătoare, pentru că acea punte era numai un lemn rotund ca de o palmă de gros. Un capăt al ei era în ulița cea strâmtă, iar celălalt era la marginea acelui munte înalt și când sufla vântul, acea punte tremura ca frunza în copac. Deci, când am ajuns mai aproape de acel noian și de punte, m-a cuprins frică și cu tremur, văzând că trebuia să trecem pe ea, fiindcă, privind într-o parte și în alta, nu vedeam alt loc de trecut de cealaltă parte, fără numai acea punte, și nu era nicio potecă pe acea vale adâncă și întunecoasă. Atunci iarăși mi-a zis povățuitorul meu, Din nou te-ai lenevit la rugăciune și pentru aceasta te temi, dă-mi mâna încoace. Atunci eu i-am dat mâna dreaptă și, ținându-mă de mână, mergeam pe acea punte înfricoșătoare și, mergând puțin, am văzut acea punte clătinându-se și tremurând, cum tremură frunza în copac când bate vântul. Și privind într-o parte și în alta, în acea vale adâncă și întunecoasă, mi-a fost frică să mai merg, dar fiindcă eram cu povățuitorul meu, care mă ținea de mână, am luat oarecare îndrăzneală. Atunci povățuitorul meu a stat puțin și, întorcându-se cu fața la mine, mi-a zis fă cruce de trei ori și cheamă numele preasfinte născătoare de Dumnezeu și pur de Fecioare Maria, pentru că la locul acesta mare putere are numele ei. Atunci am făcut de trei ori cruce și am zis cu mintea, Sfântă născătoare de Dumnezeu, ajută-mă! Și, o minune, atâta bărbăție a venit în sufletul meu, încât nu am mai avut nicio frică, cu toate că puntea aceea tremura ca un paianjen când mergeam pe ea. Și după oarecare timp am ajuns la capătul ei. Spârșindu-se puntea, am ajuns la marginea muntelui. Atunci povățuitorul m-a lăsat de mână și mi-a zis, de acum nu mai ai frică. Însă eu, din multă dragoste ce o aveam către dânsul, nu l-am lăsat de mână, ci îl țineam așa și mergeam mai departe împreună. După ce am mers puțin, am început să ne suim pe munte. Atunci eu am privit în sus, dar nu se vedea vârful lui de înalt ce era. Cu toate că urcușul era foarte greu, însă locul era înveselitor. După ce am suit multă cale, am stat puțin și am privit în toate părțile muntelui și m-am minunat toate părțile muntelui erau pline de măslini și gândeam în sine, de unde sunt aici atâția măslini? Și am plecat mai departe. Apoi, mai mergând puțin, am ajuns la o poartă mare care era deschisă. Atunci povățuitorul și-a făcut cruce de trei ori, asemenea și eu, și am intrat înăuntru pe poartă și am văzut iarăși un câmp mare și atât de mare era încât nu-i se vedeau marginile și precum era tăria cerului, așa era și acel câmp. Frumusețea și podoaba acelui câmp, cine poate să le spună? Și de aș voi să descriu frumusețea acelui câmp, nu aș putea, pentru că nu este vreun lucru pământesc cu care să-l asemăn. Limba omenească nu poate să spună frumusețea lui, nici mintea omenească să o înțeleagă. Acel câmp era împodobit cu tot felul de copaci și înfrumusețat cu tot felul de flori cu bună mireasmă. Lumina care lumina acolo era ca lumina a șapte sori. Deci, când am văzut acel câmp, s-a robit inima mea de frumusețea lui și pofteam ca să rămân acolo. Dar povățuitorul meu îmi zise, De acum vei vedea și alte locuri mai frumoase și după aceasta vei vedea și pe împăratul și mergeam pe acel câmp frumos bucurându-ne și am văzut de departe mulțime de oameni care erau îmbrăcați în haine călugărești, însă nu negre, ci roșii, care străluceau ca lumina. Fețele lor străluceau mai mult decât soarele, iar vederea și frumusețea lor era mai presus de înțelegerea omenească. Unii dintre ei erau tineri, iar alții bătrâni, și apropiindu-ne de ei, ne-au primit cu mare bucurie și au zis către povățuitorul meu, Bucură-te, mare mucenice Gheorghe, iubitul lui Hristos! Asemenea și el le-a zis, Bucurați-vă cu vioșilor, iubiții lui Hristos! Atunci toți și-au întors fețele lor spre mine și cu față veselă mi-au zis, Fiule, zicându-mi pe nume, de ar dobândi omul toată lumea, dar își va pierde sufletul său, ce va folosi? și de-ar trăi o sută de ani și-ar dobândi toate bunătățile lumii și-ar -și face toate poftele, tot trebuie să vină ceasul cel înfricoșător al morții și toată viața lui se va părea un vis și o umbră. Iar tu, de te vei scula din lenevire și vei începe iarăși viața ta cea din tâi, vei plăcea lui Dumnezeu și te vei învrednici fericirii celui cerești, bucurându-te împreună cu noi în veci. Iar de deci vei petrece viața ta în lenevire vei ajunge în valea care primește pe cei leneși, trândavi și nepocăiți. Fiule, să nu voiești a iubi mai mult acel noian întunecat decât această fericire, să nu pui mai presus lenevirea decât dragostea lui Hristos. Fiule, adu-ți aminte din ce înălțime ai căzut și de ce te-ai înstrăinat și ce ai păgubit. Fiule, întoarce-te și cas la milostivirea lui Dumnezeu și noi nu vom înceta rugându-l pe dânsul. După aceasta ne-am despărțit de ei și am plecat mai departe. Atunci s-a înfricoșat sufletul meu de cele auzite, dar am aflat că povățuitorul meu este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Și mi-am adus aminte și de cuvintele ce le-a zis el când se întrebau acei ostași. Cine să-l povățuiască pe el? Că zicea Sfântul Gheorghe, eu o să-l povățuiesc pentru că are atâta dragoste deosebită către mine și de multe ori m-am pus chezaș și mișlocitor către împăratul pentru el. Deci l-am cunoscut pe deplin că de la început aveam dragoste mare și deosebită către Sfântul Gheorghe mai mult decât față de al Sfinți și de multe ori l-am pus mișlocitor pentru mântuirea mea și el multe minuni a făcut cu mine și oricând l-am rugat nu m-a lăsat neajutorat. Deci, când am cunoscut că povățuitorul meu este marele mucenic Gheorghe, N-am mai putut răbda, și l-am sărutat și l-am îmbrățișat mult timp, din dragostea cea multă ce o aveam în sufletul meu către el, și m-am lipit cu sufletul și mai mult de el prin dragoste. Și mergând mai puțin, am văzut de departe și alți oameni, și aceștia îmbrăcați cu haine călugărești, asemenea cu cei mai dinainte. Însă îmbrăcămintea și fețele lor străluceau mai mult decât soarele și aveau slavă mai multă și mai mare decât ceilalți și strălucire mai mare aveau, dar erau puțin la număr. Și l-am întrebat pe povățuitorul meu, Spinte Gheorghe, cine sunt aceștia? Ce sunt deau atâta slavă, strălucire și frumusețe? Și ce au săvârșit în viața lor? Și el mi-a răspuns zicând, Aceștia sunt călugării cei de acum, care fără povățuitori și fără pilda faptelor bune ale acelora, ci numai din singura lor bunăvoință au râfnit faptele bune ale călugărilor celor de demult și le-au săvârșit bine plăcând lui Dumnezeu și pentru aceasta Dumnezeu i-a preamărit. Și eu iarăși am zis, în vremea aceasta au lipsit faptele cele bune din lume, dar cum se poate să fie în ea acest fel de oameni aleși? Și mi-a răspuns, acest fel de oameni aleși sunt puțini în zilele acestea în lume dar cel ce va face în aceste zile fapte bune, după puterea lui și va plăcea lui Dumnezeu, mare se va chema aici în împărăția lui Dumnezeu. Căci cine face câteva fapte bune, le face din singura lui bunăvoință, fără povățuitor și fără pilda altora. Și pentru aceasta, Dumnezeu le primește ca pe niște fapte desăvârșite. Frate, în zilele acestea au lipsit faptele cele bune din lume, s-a înmulțit răutatea, a prisosit nedreptatea, a lipsit dragostea, s-a prăpădit adevărul din gurile oamenilor, a încetat cuvântul lui Dumnezeu și se obișnuiește o sândirea și minciuna, în loc de smerenie, înălțarea, în loc de dragoste, vrajba, în loc de milostivire, nemilostivirea și în loc de dreptate, nedreptatea. Acum s-a înmuțit ținerea de mintea răului, pisma și alte multe asemenea. Toți s-au bătut la rău nu este cel ce face bine. Foarte puțini sunt cei ce săvârșesc faptele cele bune și plac lui Dumnezeu. În zilele acestea se potrivește cuvântul cel ce se mântuiește, mântuiască și sufletul său. Nimeni să nu mai aștepte ajutor de la altul, ci numai de la Maica Domnului. Cel ce va cădea la dânsa cu tot sufletul, îl va povățui și cu adevărat se va mântui, pentru că toate câte le voiește, le poate, căci mult pot rugăciunile maicii spre îmblânzirea stăpânului. Aceste cuvinte mi-a zis și iarăși am început să mergem. Și după ce am mers puțină depărtare spre partea răsăritului acelui câmp, se vedea de departe un palat mare și frumos. Înălțimea, lățimea și lungimea lui erau foarte mari. Zidurile lui nu se puteau asemăna în frumusețe și se vedeau că erau din aur curat. Strălucirea care ieșea din el lumina tot locul acela. Forma palatului era neînțeleasă, podoaba și frumusețea lui necuprinse de minte omenească. Și am întrebat pe povățuitorul meu, Sfinte Gheorghe, ce palat este acesta? Și el mi-a zis, acesta este palatul împăratului, unde te voi duce. Deci, mergând, am ajuns la palat și am venit la o poartă mare și înaltă, care era deschisă. Povățuitorul meu și-a făcut de trei ori cruce, asemenea și eu, și am intrat înăuntru pe poartă, într-o curte. Din ea se vedeau toate părțile palatului aceluia și văzând acelea, m-am minunat de podoaba și de frumusețea lor, pentru că ochii de om nu le-a văzut. Vedeam și oameni mulți plimbându-se pe acolo, care era un mare slavă. Atunci povățuitorul meu m-a apucat de mâna dreaptă și mă ținea și mergeam împreună, după aceasta am trecut printr-o poartă care era deschisă și am dat într-o sală mare și frumoasă. În partea de răsărit a sălii era o altă poartă mare și înaltă care era făcută cu un meșteșug pe care mintea omenească nu poate să-l înțeleagă și era împodobită cu pietre scumpe. În partea dreapta a porții era zugrăvită icoana Domnului nostru Isus Hristos șezând pe jilți. De asemenea, și de-a stânga era zugrăvită icoana Maicii Domnului, șezând pe jilț. Iar înăuntru, în sală, era mulțime multă de oameni, toți îmbrăcați călugărește cu același fel de îmbrăcăminte, dar hainele lor erau roșii ca sângele și străluceau ca fulgerul, iar în mâini țineau cruci și stâlpări. Frumusețea și podoaba lor nu o pot povesti. Cum ne văzură, au venit în întâmpinarea noastră și ne-au primit cu mare bucurie. Și privind toți spre mine, mi-au zis cu glas dulce, Frate, până când să te așteptăm? Pentru ce nu te silești pe tine?" Apoi au zis către povățuitorul meu, Frate Gheorghe, iată că l-ai luat în stăpânirea ta. Când îl vei aduce?" Sfântul a răspuns, Când va voi Domnul." Atunci aceia m-au luat din mâna povățuitorului meu și mă țineau ei de mâini, arătându-mi prin aceasta mare dragoste iar povățuitorul meu a mers și a stat înaintea icoanei Maicii Domnului, la fel am mers și noi toți și am stat cu multă rânduială. Și toți au început să cânte cu glas dulce, cu vinese cu adevărat. Și când cântau, fiecare cuvânt al troparului, atât de curat îl auzeam, încât se întipărea în sufletul meu. Și să vârși cântare, m-a luat iarăși povățuitorul meu și făcându-ne de trei ori cruce, ne-am închinat la icoană. Asemenea au făcut și toți ființii de acolo. Apoi mi-au zis, Acestea care le vezi s-au făcut pentru tine, ca să nu ai îndoială față de cele pe care le vezi și le auzi, crezând că ar fi nălucire diavolească. Nu este nălucire, ci milostivirea lui Dumnezeu. Apoi ei s-au depărtat puțin și numai eu și povățuitorul meu am rămas în dreptul ușii. Și fără de veste, ușa s-a deschis singură, de la sine, și s-a vărsat multă lumină afară care ne-a înconjurat. Am stat în afara ușii și ne-am uitat mult timp. Apoi am auzit un glas dulce dinăuntru zicând Mare este mila ta, Doamne, către fii omenești. Și câte am văzut acolo, cu neputință este să le scrie cineva, pentru că ochi de om nu au văzut, urechi nu au auzit, la inimă de om nu s-a suit și minte de om nu poate să înțeleagă frumusețea și podoaba lor nu se pot spune și nici nu se poate asemăna cu vreun lucru omenesc. Înspre mijlocul bisericii era un tron înalt și prea slăvit. El era ca niște cărbune aprinși și strălucea ca soarele. Pe tron stătea împăratul slavei, Hristos. În prejurul tronului și al împăratului stăteau mulțime nemăsurată de oameni de toate vârstele. Unii dintre ei erau foarte tineri și îmbrăcați în haine albe. Unii erau îmbrăcați în haine monahicești, iar alții în haine ostășești. Chipul împăratului era așa cum se vede zugrăvit pe icoane. Era cu trup plin și îmbrăcat cu haine arhierești, iar pe cap avea o cunună de pietre scumpe. Podoaba și frumusețea împăratului, cine poate să o spună? din lumina care strălucea în fața împăratului, se lumina toată ceata aceea a sfinților și toată biserica. Și toți drepții aceia s-au făcut asemenea cu împăratul într-o strălucire. Atunci mi-am adus aminte de cuvântul lui Agapie din cartea ce se numește Mântuirea Păcătoșilor, care povestește despre slava raiului, zicând Când bagi un fir în cărbunii cei aprinși, arde și se face și acela foc, și nu mai cunoști care sunt cărbunii și care este fierul. Așa este și în rai. Din strălucirea care iese de la Dumnezeu, se împărtășesc și strălucesc drepții ca și însuși Dumnezeu. De acestea, aducându-mi aminte și văzându-le cu ochii mei, ziceam în sine, Câte au scris sfinții pentru slava raiului sunt foarte puține, pentru că toate nici nu este cu putință să le scrie. Lumina care ieșea de la amparatul slavei era atât de strălucitoare, încât dacă s-ar aduna mii și mii de milioane de sori, n-ar fi strălucit atâta. Bunăvoința și frumusețea împăratului slavei, strălucirea luminii celei nezidite, buna podoaba bisericii, slava dreptilor, cine poate să le spună? Că mai degrabă s-ar putea număra mulțimea stelelor și nisipul mării decât să se poată spune acestea și dacă s-ar aduna toate limbile oamenilor și dacă stelele cerului, nisipul mării și frunzele copacilor s-ar face limbi, toate împreună n-ar putea spune măcar o parte din slava aceea. Stând eu afară de ușă și privind la slava aceea, am văzut pe povățuitorul meu că intră înăuntru în biserică și merge să se închine împăratului. Și, întorcându-și fața sa și văzându-mă că nu vin după el, s-a întors și venind aproape de mine, mi-a zis, Ce stai? Vine împreună cu mine să ne închinăm împăratului." Și pregătindu-mă să intru înăuntru, am auzit pe împăratul zicând, Gheorghe, lasă-l pe el afară, că nu este vrednic să intre înăuntru, fiindcă nu are îmbrăcăminte de nuntă." Când am auzit acel glas, m-am temut puțin, ca nu cumva să mă osândească, dar iarăși am câștigat îndrăzneală, pentru că dragostea care era înăuntrul meu pentru împăratul alunga frica. Atunci povățuitorul meu m-a lăsat afară de ușă și a intrat singur la împăratul și toată ceata aceea s-a sculat și a cinstit pe povățuitorul meu ca pe o mare căpetenie a împăratului și nu numai ceata dreptilor, ci și însuși împăratul a cinstit cu mare cinste, căci de grabă s-a sculat din tron și l-a primit cu mare cinste și bucurie, sărutându-l pe obraz, apoi iarăși așezut. După aceasta, povățuitorul meu a făcut trei metani și a sărutat picioarele împăratului și a stat înaintea lui și a zis către el, Doamne, adu-ți aminte de sângele care l-ai vărsat pe cruce pentru păcătoși. Adu-ți aminte că te-ai pogorât pe pământ ca să mântuiești pe cei păcătoși. Deci iartă acest suflet și l povățuiește la calea mântuirii adânc nemăsurat este mila ta stăpâne și are trebuință de facerea de bine. Atunci împăratul a răspuns, Gheorghe, știi prea bine dragostea pe care am arătat-o către el din început, pentru că i-am arătat tainele cele ascunse și dragostea mea cea mare. Și mulți oameni s-au nevoit în viața lor mai mult decât acesta și nu au câștigat-o. Iar acesta, având-o în sufletul său, a trecut-o cu vederea alegând mai bine lenevirea și împătimirea lumii decât pe mine și pentru aceasta nu este vrednic de iertare. Și iarăși a zis povățuitorul meu, Doamne, mă rog, iartă-l, căci de-l vei judeca după dreptatea ta, este vrednic de pedeapsă, ci să primească darul și milostivirea ta cu el. Cele ascunse ale inimii lui sunt înaintea ta pururea. Vezi bunăvoința lui, plinește-i cererile inimii lui și, nevrând el, mântuiește-l, Doamne. Vezi și așezarea lumii. Unde este pilda cea bună? Unde este cuvântul tău din gurile oamenilor? Unde este îndemnarea? Că deși ar fi cineva să voiască să facă binele, îl face numai din buna lui voință, căci duhovnicii lui și stareții îl opresc. Fiecare caută cele pentru folosul său trupesc. Pentru aceasta, te rog, învață-l să facă voia ta povățuiește la calea mântuirii, chivernisește în pace viața lui, fă moștenitor împărăției tale, că și toate câte le voiești, le și poți. Împăratul a răspuns din nou, Gheorghe, iubitul meu, văd starea lumii. Cuvintele mele au încetat din gurile oamenilor. În locul cuvântului meu, o sândirea. În locul dragostei, ura, vrajba și pisma. În loc de dreptate, nedreptate. A pierit adevărul, a lipsit smerenia, a prisosit răutatea, sodomia, curvia, prea curvia. Lumea s-a stricat. Și acestea toate le fac nu numai mirenii, bărbații și femeile, ci și unii preoți și călugări. Mă pătrund la cele din lăuntru, mă răstignesc a doua oară și au spurcat cu desăvârșire chipul călugăresc cel îngeresc. Însă toate le rapt cu îndelungă răbdare, așteptând îndreptarea și pocăința lor. Iar pe acesta n-am încetat al povățui până astăzi ca să facă voia mea. Nu am încetat al striga prin cuvânt viu să nu facă ceea ce nu-mi place mie. Iar el, auzind glasul meu și cunoscând cum că eu sunt, după cum s-a adeverit de la mulți duhovnici și robei mei îmbunătățiți, nu m-a ascultat. De multe ori am adus aminte de petrecerea lui cea din tâi, ca să se întoarcă iarăși la ea, dar el a rămas neîndreptat. Deci, fără de răspuns este înaintea mea. Atunci povățuitorul meu a căzut la picioarele împăratului cu mare smerenie și a zis către dânsul, Doamne, aduți aminte de sângele care l-am vărsat pentru dragostea ta și îmi dăruiește mie acest suflet și iartă-l pe el. Așa te rog, Doamne, și îmi l să bea și paharul pe care îl poftea. Atunci împăratul cu față veselă și cu bucurie a zis, Gheorghe, fie voia ta. Atunci povățuitorul meu s-a asculat și a stat înaintea împăratului cu îndrăzneală, iar împăratul a luat cu mâna stângă un pahar plin, însă ce era în el nu știu, ci numai că era roșu ca vinul, și l-a binecuvântat cu mâna dreaptă și l-a dat povățuitorului meu zicându-i, Acesta este paharul dragostei mele, dă-i-l să-l bea. Atunci povățuitorul meu a luat paharul cu mâna dreaptă și mi l-a adus zicându-mi, fă cruce și bea. Iar eu, făcând un cruce de trei ori, l-am băut și era așa de dulce încât nu se asemăna cu ceva pământesc. Și după ce l-am băut, mi-a venit în suflet o neasemănată dragoste și dor dumnezeiesc ca o pară de foc ce ardea în inima mea. Apoi am văzut pe povățuitorul meu aproape de împăratul că i-a dat paharul gol, iar eu, nemai putând suferi, am intrat înăuntru în biserică și, ducându-mă aproape de împăratul, am căzut la picioarele lui, le-am îmbrățișat cu multă îndrăzneală și le-am sărutat mult timp. Și sufletul meu era lipit de dânsul cu desăvârșire și nu mai puteam să mă ridic de jos. Atunci împăratul a zis către povățuitorul meu, Gheorghe, iar și mergeți ca să se mai nevoiască, ca să câștige dragostea mea pe care a pierdut-o și să se gătească și când va fi voia mea, o să-l învrednicesc să bea paharul. Atunci povățuitorul meu, apucându-mă de mâna dreaptă, m-a tras înapoi și, făcând amândoi câte trei metani împăratului, închinându-ne picioarelor lui, a ieșit din biserică și s-a închis ușa. Iar oamenii cei mai suziși, cum erau în sală, au venit să ne întâmpine și căutând spre mine cu față veselă, mi-au zis, Frate, silește-te, căci iată te așteptăm. Și ieșind din sală, am venit în curte și am stat puțin. Apoi am zis către povățuitorul meu, Sfinte Gheorghe și iubite frate, nu se poate ca să nu mai mergem în lume, ci să rămânem aici? Iar el îmi zise, voia Domnului este să mergem iarăși în lume ca să te pregătești cu tot felul de fapte bune, păzind toate poruncile lui, să te ispitești ca aurul întopitoare și așa să vii aici. Și de nu vei face așa, ci vei rămâne în lenevire. Ai văzut valea care primește pe cei leneși și păcătoși. Păzește-te și ți-adu aminte cât te ai văzut și cât ai auzit din multa și nemărginită milă a lui Dumnezeu către om. Apoi am mers puțin și a ieșit afară din palat și în poartă Făcându-ne cruce de trei ori, am început a merge pe acel câmp frumos. Și mergând puțin, am văzut iar ceata aceea cu puțin călugări care aveau slava cea mare și m-am uitat să văd dacă nu cumva voi cunoaște pe vreunul din trânșii. Și nu am cunoscut pe niciunul. Deci, sfârșindu-se câmpul, am ieșit afară de poartă și am venit în vârful muntelui celui înalt și am stat aici puțin privind în toate părțile muntelui, care era împodobit cu mulțime de măslini. Iar locul acela era foarte înveselitor, numai că se vedea acea vale noroioasă și întunecoasă, care aducea frică și cu tremur celui ce o vedea. Apoi ne-am pogorât din munte și povățuitorul meu mi-a zis, dă mâna. Și am dat-o și, ținându-mă de mână, iarăși ne-am urcat pe acea punte înfricoșată și am mers fără temere. Și când am ajuns la mijlocul ei, povățuitorul meu a stat și, întorcându-și fața către mine, mi-a zis Fratele meu iubit, împărăția cerurilor se ia cu sila și silitorii o răpesc pe ea. Iată, ai văzut milostivirea lui Dumnezeu. Să nu te arăți nemulțumitor față de făcătorul tău de bine, Dumnezeu. Nevoiește-te să câștigi dragostea lui, gătește-te să bei paharul și darul lui Dumnezeu și al Sfinte nescătoare de Dumnezeu nu te va lăsa sărman și nici eu nu te voi lăsa singur. Apoi, făcând de trei ori semnul cinstitei cruci pe fața mea, a zis, Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, ajută robului tău. Și s-a făcut nevăzut și nu l-am văzut unde s-a dus și m-a lăsat singur la mijlocul punții. Atunci s-a făcut tunet mare și tulburare din valea aceea și auzeam strigări sălbatice zicând Acum a rămas singur, haide să-l surpăm jos! Alții ziceau Iată om care voiește să treacă și nu știe că avem să-l surpăm acum! Și scrâșneau din dinți asupra mea strigând cu mare glas Să-l surpăm mai înainte de a veni Gheorghe să-l ia! Însă nici unul n-a putut să se apropie de mine ci făceau numai strigări și tulburări, iar puntea se clătina ca o frunză. Atunci eu, privind la acea dâncime, am zis, Doamne, cine poate ajuta omului aici? Atunci a venit un glas ca de tunet și a zis, Aici ajută faptele cele bune ale omului și de va face vreo milă prea sfântă născătoare de Dumnezeu. După glasul acesta au încetat tulburările drăcești și eu am chemat ajutorul prea sfintei născătoare de Dumnezeu și al Sfântului Gheorghe și cu ajutorul lor mi-am venit în sine. Vedenie înfricoșată și minunată a Sofianei la al treilea an al sultanului Ahmed, împăratul turcesc, și la al patrulea an al patriarhului Rafael, la anul de la Adam 7110, iar de la Hristos 1600, indictionul al patrulea, în 6 august, în Constantinopol s-a făcut această vedenie vrednică de scriere spre folosul de obște. Și s-a făcut așa în Constantinopol, în Enoria Sfântului Romano, la Topcapia în Turcește, a fost Biserica Sfântului Nicolae. Aici era un creștin binecredincios și drept slăvitor cu numele de Hristu. Acesta era plugar și avea femeie îmbunătățită și temătoare de Dumnezeu cu numele Sofiani. Aceasta era de prin prejur, din locul ce se numea Aviton, fată de preot care știa carte, învățându-se de la tatăl ei. Și nu numai carte învățase, ci și viața îmbunătățită și frică de Dumnezeu avea. Rod bun odrăslit din rădăcină bună, pe care și nevrândia a măritat-o tatăl ei cu cel mai sus zis Hristu, lucrător de pământ. Și trăiau din ostenerile lor. Preotul acesta avea și o altă fată pe care a măritat-o în alt sat. După puțină vreme a murit și preotul și preoteasa, lăsând moștenitoarea tuturor lucrurilor lor pe sofianii iar ea pe toate le-a economisit după Dumnezeu, împărțindu-le la săraci, la cei robiți și la biserici. Și era bărbatul ei cu minte bună și iubitor de Hristos. Și fiindcă era stearpă și fără fi, au dăruit casa lor și au făcut o biserică pe numele Sfinților Trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, cum au poruncit Sfinții în vedenie, despre care vom spune mai la urmă cu deamănuntul și adunând puținilor bani pentru cheltuială, au venit în Constantinopol la Enoria de care am zis și au stat cu chirie la o casă. Bărbatul ei făcea lucrarea plugăriei, iar ea se să-și împodobească sufletul mai mult decât trupul. Și nu erau nici prea bogați, dar nici prea săraci. Și trăiau în pace fără să tulbure sau să judece pe cineva. Totodată alergau la biserică cu frică de Dumnezeu, făcând fapte bune, dând milostenie după putere și se smereau. Și mulți le urmau, voin să ajungă la fapta lor cea bună. De aceea, ca o răsplătire a faptelor ei celor bune și ca o încredințare că este judecată pentru cei trândavi și nepocăiți și răsplătire pentru lauda faptelor bune, Dumnezeu a făcut așa. Această fericită Sofiani s-a îmbolnăvit greu. 20 de zile și 20 de nopți nu și-a ridicat capul din așternutul ei și s-au slăbănogit toate mădularele ei, iar în trei zile ale lui August, la apusul soarelui, a șezut puțin, ținându-se de alte femei. Și vorbind ceva, îndată a întins mâinile spre cer și, leșinând, a rămas moartă. Și i s-a răpit mintea și sufletul în vedenie iar femeile acelea, văzând moartea cea năprasnică, s-o coteau că a murit de săvârșit și au început a plânge și a striga. Și auzind și vecinii și toată enoria de moartea ei, plângeau și se tânguiau toți și o ofericeau pentru faptele ei cele bune. Iar bărbatul ei avea îndoită scârbă, una ca să gătească cele pentru înmormântare, iar alta ca să trimită să vină și sora sa. Femeile, gătind cele spre îngropare, au dezbrăcat-o ca să Și văzând că o venă de la inimă se mișcă și se urcă căldură până la grumaj, au mai lăsat-o neînfășată până când va veni sora ei. Două zile și două nopți a rămas așa leșinată. Iar în 6 august, la schimbarea la fața Domnului nostru Isus Hristos, la două ceasuri din zi, a intrat preotul Enorii să slujească Sfânta Liturghie. Și a venit și sora ei de la sat. Și cum a intrat în casă și a văzut pe sora sa moartă, a început să se tânguiască și lovindu-și pieptul, a început să strige cu glasuri sălbatice. Și din pricina acestor strigăte s-au adunat în casa ei o mulțime de oameni, iar ea, luând apă, stropea pe față pe cea moartă. Atunci, cea moartă, din răceala apei, și-a venit puțin în sine și a auzit glasul surorii sale, Ana, că zicea, sora mea n-a murit. Și înviind îndată, a așezut pe așternutul ei, făcând semn cu mâna să înceteze strigările. Apoi, căutând către sora ei cu căutătură sălbatică, a zis O, femeie blestemată și lipsită de nădejde! O, de n-ai fi fost sora mea și fica a părinților mei! O, de n-ai fi venit astăzi aici, fiindcă mi-ai pricinuit moarte mai mult decât viață și multă pagubă!" căci glasurile tale, cele fără de rânduială, m-au scos din raiul cel luminos, unde locuiesc drepții și văd slava cea nespusă a lui Dumnezeu și m-au adus iarăși în această viață stricăcioasă. Trebuia ca tu, ticăloasă, când m-ai văzut moartă, să te bucuri și să-i mulțumești lui Dumnezeu, nu acum când am înviat că de rămâneam în acel loc al raiului cel prea luminos care mi l-a arătat Dumnezeu, aș fi rugat milostivirea lui să te vrednicească și pe tine să vii acolo și să ne veselim cu toți ființii și bunii creștini care sunt acolo și văd slava lui Dumnezeu. Acestea auzind cei ce erau acolo s-au mirat și căzând la picioarele ei, se rugau să le spună câte au văzut și au auzit în rai, iar ea a zis către ei, o, frații și prietenii mei, lăsați-mă puțin să învin în fire și să mă gândesc la toate câte am văzut și auzit. Și de este voia lui Dumnezeu să-mi aduc aminte de toate, vi le voi arăta, căci sunt pline de frică și de înspăimântare. Însă astfel de taine trebuie arătate mai întâi la bărbații duhovnicești. Aduceți-mi un duhovnic ca să-i spun lui întâi în taină și de va porunci el, le veți auzi și voi. Atunci, din porunca patriarhului, a venit preacuviosul Ierotei Duhovnicul cu porecla cu cuzel, ce era proegumen al mănăstirii Stavru Nichita din Sfântul Munte al Atonului. Om temător de Dumnezeu și cu fapte bune, care s-a întâmplat atunci la Constantinopol pentru trebuințele mănăstirii și a venit ca să asculte cele despre ea și să le scrie toate, ca pe urmă să se propovăduiască poporului și să se întărească în frica de Dumnezeu. Și în grabă a venit sus numitul duhovnic în casa Sofianei cu multă cucernicie. Și întrebându-o despre boală și despre arătare, fericita Sofiana a început să spună cu multe lacrimi, zicând... Eu, roaba ta sfinte duhovnic, am cerut să mă scol și să șed pe patul meu ca să mă mângâi puțin tel de greutatea bolii, ținându-mă de femeile care erau cu mine acolo. Dar inima mea avea un leșin și căldură multă, și îndată am văzut un tânăr încovințat ca un slujitor împărătesc, pa cărui față strălucea cu raze prea luminate. Era îmbrăcat în veșminte strălucite în multe feluri, iar haina cea de deasupra era roșie în chipul porfirii iar cea mai de deasupra era toată albă și prea frumoasă, având zesute pe ea toate florile pământului, crini, trandafiri și altele, prin care ieșea lumină și strălucire ca fulgerul. În mână ținea o strapă de aur curată ca și chilimbarul, care era plină de apă rece, și îmi zice Sofiana, văd că ai multă sete și aprindere în inima ta din pricina bolii. Dacă poți, bea din apa aceasta făcătoare de viață și o să te sfințească sufletește și trupește, o să te facă sănătoasă și o să ai bucurie neîncetată și veșnică." Îndată ce am auzit aceste cuvinte de la cel tânăr cu frumusețe încerească, a săltat sufletul meu și nu mă mai gândeam la lumea aceasta, ci priveam numai la cel ce se arătase. Și acela s-a făcut că îmi dă năstrapă cu apă să beau, iar eu am întins mâinile ca să o iau și am fost răpită din viața aceasta, dar nu știu cum. Trei zile și trei nopți am lipsit din viața aceasta, și sufletul meu a plecat cu acel tânăr și mergând cu el mi se părea că ne suim la cer la înălțime mare și nemăsurată. Am trecut șapte sfere, adică înconjurări ale cerurilor și era pe acolo ceață multă și întunecoasă, un vânt precep și apoi foc mult. Dar, urcându-ne deasupra acestora, am ajuns la un loc oarecare, luminos și prea frumos, plin de mireasmă și lumină nespusă și erau acolo două porți înalte și prea minunate. O poartă era de aur curat, împodobită cu pietre scumpe și mărgăritare, pe care mintea omenească cu neputință este a o descrie, iar cealaltă era de aceeași mărime cu prima și părea că era de aramă și de fier, împodobită cu pară de foc. Iar în prejurul acestor două porți stăteau o mulțime de bărbați înarmați care păzeau culoarea minte, iar eu, de multă frică și groază, m-am făcut fără de glas. Dar îngerul ce m-a luat mi-a zis: O femeie, de ce te-ai cutremurat văzând aceste porți? Acestea sunt porțile dreptății, de care ai auzit în Sfintele Scripturi. Cea de-a dreapta, aurită, este a împărăției cerurilor, a raiului celui gândit, prin care intră drepții și creștinii cei buni iar cea stângă, de fier și cu pară de foc, este a iadului, prin care intră păcătoșii, necredincioșii și cei ce se leapă de Hristos și se duc în întuneric și în munca cea nesfârșită, unde sunt viermii cei neadormiți și focul cel nestins. Lăsând porțile acelea, ne-am suit mai sus de ele la un loc mai luminos și mai strălucit, unde stăteau mulțime de bărbați îmbrăcați în haine albe, pe care eu, ticăloasa, îi socoteam că sunt îngerii lui Dumnezeu. Și statul lor nu era același. Unii erau mai la înălțime în văzduh, încât numai glasul laudei și al cântărilor se auzea de la ei. Alții erau mai jos decât aceia, iar alții erau în împrejurul îngerului meu, atunci îngerul, povățuitorul meu, punându-mă înainte, mi-a zis Sofiani, pleacă-te aici și te închină. Și eu, plecându-mi genunchi, m-am închinat cu frică multă. Însă cui m-am închinat nu știu. Și iarăși, sculându-mă, îngerul mi-a zis Stai aici și ia aminte la cele înfricoșate și groasnice, la a doua venire cea înfricoșată a lui Hristos și îndată cu cuvântul acesta am văzut un scaun de foc prea strălucit, vrednic de ședere împărătească și arhierească. Iar de desubtul acestui scaun stăteau milioane de îngeri. Unii dintre ei urcau, venind din drumul acela pe care am venit și eu, și aduceau sufletele multor bărbați, femei și copii. Și cum le aduceau, le zicea, Închinați-vă, și îndată cădeau și se închinau, precum m-am închinat și eu, și stăteau înaintea acelui scaun al judecății înfricoșate, iar deasupra scaunului, în văzduh, Ședea stăpânul Hristos, având schimă de nor luminos, de foc și pară cerească și numai de la mijloc în sus se vedea că are haină albastră și roșie. Și din multă strălucire nu puteam să-i văd prea curata lui față, iar îngerii cu glasuri netăcute cântau. Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava ta. O altă ceată zicea, Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Cel ce este și mai înainte a fost și te-ai arătat ca un om Dumnezeule, miluiește zidirea ta. Iar dintre cei ce erau cu noi, unii ziceau, Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire iar alții cântau Aliluia și unii ziceau Amin, și nu înceta doxologia lor nici de cum. În partea dreapta a stăpânului Hristos stătea prea sfânta născătoare de Dumnezeu, iar la stânga sfântul Ioan Botezătorul, iar îngerii plecându-și capetele lor se închinau stăpânului nostru Hristos, iar Hristos Mântuitorul, de sus, ridicându-și mâinile, îi binecuvânta. Din degetele cele stăpânești ale mâinii drepte curgeau în jos pietre scumpe și mărgăritare, ca pârâul, iar din cele ale mâinii stângi picau ca niște nasturi de foc care veneau în jos ca niște fulgere. Eu, văzând acestea, mă îngrozeam și de multă frică tremuram ca trestia și am vrut să întreb în taină pe povățuitorul meu despre această vedere înfricoșată a stăpânului nostru Hristos, dar el, apucând mai înainte, mi-a zis Vezi, Sofiana, mărgăritarele și pietrele cele scumpe care curg din mâna cea bogată și prea curată a stăpânului? Acestea nu sunt pietre și mărgăritare simțite, ci sunt mila cea nespusă, milostivirea și dragostea cea multă, pe care o are către neamul creștinesc care păzește către el credința neclintită și către cei ce se spovedesc la duhovnici, spunându-și păcatele cu inima curată. Pe cei ce se abat de la voile diavolului și păzesc poruncile lui, îi binecuvântează și izbăvește de tot răul cât sunt iubitori de săraci, iubitori de frați, milostivi și nu răsplătesc rău pentru rău, ci de asemenea primesc binecuvântarea stăpânului, iar după moarte primesc bunătățile făgăduite și fericirea, îndulcindu-se de slava lui și slăvindu cu veselie împreună cu toți ființii îngeri, cu tatăl și cu sfântul duh. Iar nasturii cei de foc de la mâna stângă nu sunt altceva fără numai mânia, urgia și îngrozirea, pe care le trimite în casele celor nepocăiți și păcătoși, la cei nemilostivi și la cei ce fac strâmbătate și răpesc cele drepte ale străinilor și ale săracilor. Pentru aceasta îi arde pe ei trupește și sufletește și pierde de pe fața pământului. Și nu numai că îi lipsește de viața vremelnică, ci îi trimite și în focul cel veșnic și se vedea în partea stângă prăpastie mare din care ieșeau vaete și putoare de pucioasă cu fum și se auzeau țipete și tulburare de oameni nenumărați strigând cu plângere Amar nouă! Și din acea prăpastie ieșea o pară de foc iar sufletele care erau aduse de îngeri de pe pământ, după ce se închinau, erau puse la cercetare, și, îndată, se deschideau cărțile și se cercetau faptele lor, drepte sau nedrepte, așa cum i-a găsit moartea pe pământ. Faptele cele bune se puneau în partea dreaptă a cumpenei, iar cele rele în partea stânga ei. Dar, la multe suflete, faptele lor se vedeau pe față, nefiind nevoie să-i mai cerceteze, fiindcă erau scrise deasupra, pe haine, pe bunătățile drepților și răutățile păcătoșilor și pentru sufletele care se găseau drepte, stăpânul Hristos făcea semn cu mâna cea dreaptă și le luau îngerii, ducându-le la locul acela unde erau porțile cele minunate și stăteau înaintea porții celei de aur, unde înăuntru era dreptul Avram cu toți ființii și drepții. Iar pentru sufletele ce se hotărau păcătoase, Domnul făcea semn cu mâna stângă și îndată îngerii le aruncau în prăpastia cea împuțită. Și se bucurau îngerii pentru sufletele cele mântuite, iar pentru cei păcătoși se întristau și se măhneau. Și au adus un suflet la judecată, care, după ce s-a închinat, a stat la cercetare. Și cercetându-i se faptele, au prisosit păcatele lui și vrând stăpânul să facă semn cu mâna stângă către îngeri să-l arunce în prăpastia aceea, s-a arătat doamna și stăpâna noastră născătoare de Dumnezeu și cinstitul înainte mergător și mișloceau către stăpânul zicând Milostivirea și îndurarea ta, iubitorule de oameni, de-a pururea biruiesc mânia ta, îndelung răbdătorule. Deși sufletul acesta este păcătos, însă a păzit curată credința în tine și la alt Dumnezeu afară de tine n-a slujit. Și pentru aceasta ne rugăm, iartă-l pe el. Și când ziceau acestea, au venit alți îngeri aducând milosteniile, liturghiile, tămâia, ceara, unde lemnul și tăvile cu colivă, cum este obiceiul la morți. S-au urcat și rugăciunile preoților care liturghiseau pentru sufletul acela, precum și toate rugăciunile tainice care s-au făcut la jerfa cea fără de sânge și care le-au făcut părinții sufletului aceluia pe pământ. Și se auzeau glasurile săracilor zicând, Dumnezeu să-l ierte și să-l miluiască. Și îndată s-a auzit glasul stăpânului ca un tunet zicând, Iată, pentru rugăciunile maicii mele și ale botezătorului meu, ale preoților de pe pământ care se roagă și ale fraților mei săraci, dau iertare acestui suflet iar când voia să facă semn cu mâna dreaptă, ca îngerii să-l ducă în lăcașurile drepților, îndată s-au auzit vaiete, glasuri de plângere, geluiri cu nemulțumire, hule către Dumnezeu și alte neorânduieli ale părinților sufletului aceluia și pe care le fac oamenii de obicei pentru cei morți din întristare multă. Că deși preoții cântă și se roagă pentru cei morți, însă ceilalți, gelindu se plângând și tânguindu-se pentru cei morți, nu numai că pornesc spre mânie pe Dumnezeu, ci și de faimă în vierea morților, căzând în deznădejde. Când a auzit stăpânul nostru astfel de tânguiri și celelalte fapte ale necredinței lor, s-a mâniat asupra sufletului aceluia, zicând... Fiindcă nu s-au mulțumit cu rugăciunile preoților mei, care sunt moștenitori ai apostolilor pe pământ și care săvârșesc pomenirile pe care le-a rânduit biserica mea ca să mântuiască sufletul din iad și să ierte păcatele lui, ci se împotrivesc cu tânguiri și strigări fără rânduială, cu lacrimi și cu plângeri, luați-l pe el și l-aruncați în întuneric și în focul cel nestins. Și îndată îngerii, cărora le era milă, l-au aruncat în prăpastia aceea a iadului și îl jeleau foarte mult. Iar eu, ticăloasa, îndrăznind, am întrebat în taină pe povățuitorul meu. De ce vă întristați atât pentru sufletele ce le aruncați în prăpastia aceea? Iar el mi-a zis, această prăpastie și vale puturoasă desparte pe cei drepți de cei păcătoși care se pogoară cu urgie în locul cel nemilos al iadului ca să-i muncească. Dumnezeu a făcut pe om ca să-l slăvească, să-l asculte și să facă voia lui și să-i dăruiască aici, în ceruri, viața cea de pururea, lumină și bucurie, ca să se veselească cu toți îngerii. Iar voi, oamenii, sunteți împotrivitori și slugi leneșe și nesupuse, făcând voile inimilor voastre și lucrurile diavolului. Pentru aceea cei o sândi sunt mulți, precum auziți, Lată este calea despătărilor care duce la pierzare și mulți sunt cei ce călătoresc pe ea. Iar cea care duce la bucuria cea veșnică a drepților este strâmtă și necăjită. Dar fiul omului nu s-a făcut om pentru altă pricină, fără numai să mântuiască oaia cea rătăcită, adică pe om. Dacă toți îngerii se bucură pentru cei ce se pocăiesc și se mântuiesc, cum să nu ne întristăm pentru cei ce se osândesc? În timp ce îmi zicea acestea, s-a auzit un zgomot mare și am văzut că pângerii au adus un suflet drept, cu psalm și tămâie, cu făcli și înconjurat de o lumină nespusă. Și venea cu multă bucurie și îndrăzneală și au ieșit în întâmpinarea lor toate sufletele drepților. Îmbrăcămintea lui era albă și curată ca soarele și nu era pe ele urmă de păcate, precum aveau alte suflete iar îmbrăcămintea lui socotesc era darul și podoaba Sfântului Botez, pe care l-a păzit fără spurcăciune și întinare. De aceea strălucea. Însă n-am cunoscut din care ceată era. El a venit și s-a închinat stăpânului Hristos, precum au făcut și celelalte suflete. Apoi toți îngerii au strigat cu glas mare, Mulțumim ție, patoții, torule stăpâne și iubitorule de oameni, că am văzut suflet drept, curat și neîntinat de păcate. Și îndată s-a auzit glas ca de tunet de la stăpânul nostru, zicând, Luați-l pe el și odihniți-l cu sfinții. Iar cu mâna cea dreaptă a arătat spre mine și a zis, Duceți-o pe Sofiana să vadă locuințele și lăcașurile dreptilor, fiindcă o cer pe ea în lume și apoi să-i întoarceți sufletul ei în trup, ca pentru faptele ei bune să se mântuiască și alții. Și de va săvârși fapte bune mai multe, după trei ani se va învrednici de mai multă cinste decât a văzut acum, mântuindu-se desăvârșit din trupul ei. Și îndată, răpindu-mă îngerii, m-au dus în urma acelui suflet drept și mergând ne-am unit cu sufletele cele mântuite care erau înaintea porții celei aurite a raiului. Și iată, văd pe prea sfânta născătoare de Dumnezeu, după chipul cum era de-a dreapta stăpânului, înconjurată de lumină și de slavă nespusă și neînțeleasă. Împreună cu ea era un bărbat prea cuvințat și după chipul lui am socotit să fi fost Sfântul Apostol Petru, care avea chei în mâini și cu ele a deschis acea poartă minunată. Și a intrat mai întâi Maica Domnului, apoi Sfântul Petru și după și îngerii cu sufletul cel drept și cu celelalte suflete. Iar în urma tuturor am intrat eu și mergeam cu grabă să ajung pe Maica Domnului. Peste tot vedeam o lumină nespusă și multă bună mireasmă era acolo și bucurie și dulceață multă avea locul acela, încât foarte mult mă minunam și mă bucuram. Și am privit în jos pe unde călcam să văd cum este locul acela. Și nu semăna nici de cum cu pământul acesta pe care umblăm aici jos, care are urcușuri și povărnișuri și alte împiedicări. Locul acela era ca bumbacul curat și alb și ca o țesătură poleită, țesută cu multe feluri de materii, având pe ea pietre scumpe și mărgăritare. Și am văzut și copaci frumoși, plini de tot felul de roade, care miroseau cu o mireasmă nespusă, iar culoarea lor era ca a trandafirului. De desubtul acelor pomi se vedeau niște așternuturi poleite cu roșu, pe care ședeau bărbați, femei și copii, dintre care pe mulți am cunoscut. Am văzut acolo și pe tatăl meu, preotul Ioan, pe mama mea Anastasia și pe o sora mea. Însă n-am putut să mă apropii de ei și să le vorbesc, iar locuințele ce erau acolo nu erau toate deopotrivă, ci se deosebeau una de alta, precum se deosebeau faptele celor ce locuiau în ele și mergând cu grabă mai înainte, am văzut niște sfinți care erau la un loc înalt și cu mult mai luminați. Toți erau îmbrăcați în alb și înconjurați de o lumină nespusă, ca și cu o haină, iar eu mă gândeam cine sunt aceia. Atunci prea sfânta născătoare de Dumnezeu s-a întors și mi-a zis, Vezi unde stau sfinții? Iar eu, cum am auzit-o, am căzut înaintea ei și m-am închinat iar după ce m-am sculat, Maica Domnului îmi zise, Umblă de grabă ca să ajungi să vezi și pe dreptul Avram, însă nu să-l poți vedea precum voiești. Și mergând noi de grabă, căci locul era depărtat, am văzut de departe pe dreptul Avraam, șezând pe scaun înalt, aurit și prea frumos. Îmbrăcămintea lui era albă, iar părul lui ca zăpada. În prejurul lui erau mulțime de suflete omenești care stăteau cu multă bucurie și veselie. Silindu-mă ca să ajung mai aproape de el, m-a văzut și el și mi-a făcut un semn liniștit să merg către el. Și luând îndrăzneală, alergam mai repede ca să ajung. Dar atunci am auzit în urma mea strigătele surorii mele care zicea Sofiana, sora mea, n-a murit!" Cum am auzit aceste glasuri și am simțit răceala apei ce au vărsat-o pe mine, îndată mi-am venit în fire. Dar am simțit multă greutate și răceală în trupul meu și frig mult, ca și cum aș fi fost într-o ghețărie. Cu toate acestea, trupul meu a început puțin câte puțin să se însuflețească și să se încălzească. Și așa am înviat de săvârșit și am venit în această viață ca și mai înainte dar m-am lipsit eu ticăloasa de dorituri și prea dulcele meu rai. Și mă rog sfinției tale, sfinte părinte duhovnic, roagă-te Domnului nostru Iisus Hristos să mă învrednicească și pe mine și pe tot creștinul de acel prea luminos rai. Atunci duhovnicul a întrebat-o, nu cumva ai văzut și alte taine dumnezești sau fețe ale diavolilor când te-ai sui la cer cu îngerul? Iar eu am zis, nu, numai aceasta am văzut. Și a zis iarăși duhovnicul, Cunoști și vreo altă faptă bună care s-o fi făcut mai înainte în viața ta? Spune-mi, mă rog, și să nu te ascunzi de mine. Și Sofia a zis, Ce lucru bun cauz la o femeie păcătoasă ca mine? Însă, fiindcă mai silit, să spun încă una. Iată, sunt acum trei ani și eram la casa părintească din satul Avidon. Și într-una din zile, șezând și țesând, la amiază, aud un sunet și cu tremuri ca de un vânt silnic, încât s-a clătinat toată casa ca de un cutremur mare. Iar după încetarea sunetului și a cutremurului, văd cu ochii mei trei bărbați prea încuvințați, împodobiți cu podoabă barhierească, ca niște patriarhi, iar fețele lor erau luminate ca ale îngerilor lui Dumnezeu, pe care, după închipuirea icoanei lor, i-am cunoscut că erau sfinții trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Atunci eu m-am sculat de grabă și m-am închinat lor, făcând semnul cruce asupra mea spre încredințare. Iar inima mea s-a tulburat de frică multă și sfială, dar ei mi-au zis, Nu te teme, Sofiana, și nu te tulbura, noi suntem precum ai gândit pentru noi, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, cei trei ierarhi ai lui Hristos și dascăle ai bisericii lui. Și voi încă această casă în care ședeți să o prefaceți în biserică, în numele nostru, și să o afiorisiți lui Dumnezeu. Iar plata voastră va fi multă de la Dumnezeu și de la oameni și o să fim mijlocitori pentru mântuirea voastră iar eu îndrăznind am zis către dânsii, Stăpânii mei sfinți, casa aceasta este vrednică de slavoslovia lui Dumnezeu și de locuință pentru voi? Că ce este graș de boi și de cele ale plugăriei din care ne hrănim. Și suntem oameni săraci și ne hrănim din lucrul mâinilor noastre. Iar această casă săracă, tatăl meu a dat-o ca zestre bărbatului meu și nu avem cele de nevoie ca să o împodobim cum porunciți. Și apoi, nu știu gândul bărbatului meu, poate nu voiește să o afiorisească, dar mai ales în vremea de acum, este greu să luăm aprobare de la împărăție pentru biserică. Iar sfinții mi-au zis, să nu te grijești pentru casă, că este necurățită și este locuință de dobitoace, sau pentru frica de împărăție, nu mai voiește să o afiorisești nouă, precum îți poruncim, că noi vom face toată îndelednicirea ca să fie locuință plăcută pentru noi. Cât și în vremea veche acest graș d a fost biserica noastră, iar dacă te vei lenevi și nu vei face precum îți spunem, o să ai marispite. Acestea, zic în s-au făcut nevăzuți de la ochii mei. Iar dacă mi-am venit în fire, după puțin timp a venit bărbatul meu Hristu și am spus lui toate câte mi-au spus sfinții. Dar el n-a socotit nimic cu mintea lui și după trei zile, de cu seară, după pavecerniță și după puținele noastre rugăciuni, ne am culcat și și au venit sfinții cu sunet și cu tremur ca și întâi și au zis cu glas mare. Pentru ce n-ai făcut cum ți-am poruncit lucru care este plăcut și lui Dumnezeu și nouă? Nu cumva voiești moarte în Iar eu am trezit pe bărbatul meu și am zis: Auzi ce zic sfinții, nu ți-am spus eu mai înainte, iar el a zis către ei: Stăpânii mei, sfinți, toate cuvintele acestea mi le-a spus femeia mea, Sofiani, Însă sunt sărac și n-am spre prezidire. Și apoi mă tem și de împărăție, pentru ce am tăcut. Însă, după porunca voastră de astăzi va pafiorisesc lui Dumnezeu și preasfinților voastre toată casa mea și grajdul, faceți precum voiți. Iar sfinții au zis, mâine dimineață să săpați de grabă înăuntru grajdului și o să găsiți acolo o marmură și cruci și sfânta masă și atunci o să credeți cuvintelor noastre că această casă a fost a noastră, iar nu a voastră ci și la sultan să vă duceți și să cereți voie pentru facerea bisericii, iar noi o să-l înduplecăm să vă dea voie. Acestea, zic în sfinții, s-au dus iar bărbatul meu, după ce a auzit aceste cuvinte, s-a sculat din așternut și a mulțumit lui Dumnezeu și sfinților ierarhi, și toată noaptea aceea am stat împreună la rugăciune, rugându-ne lui Dumnezeu și plăcuților lui să ne povățuiască pe noi și pe toți sătenii creștini din Avidon la scopul acesta de a zidi biserica. Făcându-se ziua, bărbatul meu a spus toate cele petrecute bătrânilor satului iar acei bătrâni iubitori de Dumnezeu, îndată au apucat, unii târnă cu apele, alții sapele, iar alții lopețile și au venit la acel grajd. Și numai cât au început a săpa puțin tel, o minune! Îndată s-au văzut sfânta masă de marmură albă ca zăpada și alte obiecte de marmură frumos lucrate, cruci și alte oarecare lucruri care erau ascunse acolo. Și cum au văzut toți că este voia lui Dumnezeu și a sfinților să se facă biserică, îndată au curățat locul precum trebuia. Apoi unii dintre noi, împreună cu bărbatul meu, au alergat la divanul împăratului și, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu îndemnarea sfinților, a ieșit slobozenie împărătească să se facă biserică creștinească. Atunci noi cu îndrăznea l-am curățat locul mai bine și l-am pardosit punând meșteri. Am vândut o vie și o livadă și alte lucruri pe care le-am cheltuit la facerea bisericii lui Dumnezeu. Am zugrăvit și sfinte icoane, am cumpărat sfinte vase, cărți și am pregătit toate cele trebuincioase bisericii. Apoi am cerut voie și de la preasfințitul patriarh Matei și a trimis un arhiereu care, slujind, a sfințit biserica în numele sfinților trei ierarhi după porunca lor. Și iată, cu darul lui Dumnezeu, se slujește în biserică până în ziua de astăzi, întru slava și cinstea celui lăudat între ime, Dumnezeul nostru, și întru cinstea sfinților lui, cei trei erarhi. Și de atunci am ieșit din satul nostru și am venit aici în Constantinopol, unde locuim acum. Însă te rog pe cuvioșia ta, părinte duhovnic, să înduplești pe bărbatul meu să mă lase să mă facă lugăriță, ca să îmi plâng păcatele mele în acești trei ani, care am să-i mai trăiesc după porunca stăpânului nostru Hristos. Și fiindcă nu am nicio bunătate, cu rugăciunile sfinției tale și ajutându-mi și Dumnezeu, poate voi câștiga ceva folos sufletesc ca să nu mă osândesc eu ticăloasă. Duhovnicul, auzind acestea, a slăvit pe Dumnezeu cel ce economisește mântuirea oamenilor și a scris aceste descoperiri în înfricoșate. Apoi a înduplecat pe bărbatul Sofianei să se despartă de săvârși de ea iar după puțină vreme s-a dus la Sfântul Mormânt și s-a închinat și mărturisindu-se prea fericitului patriarh al Sfintei Cetăți Ierusalimului, Sofronie, s-a împărtășit cu Sfintele Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos din Sfânta lui Mână. Apoi, împlinind dorința ei cea întru Hristos, a rămas Sofiana într-una din mănăstiri cu voia patriarhului și a bărbatului ei și s-a făcut călugăriță numindu-se Sofronia. Iar după ce s-au împlinit trei ani după acea vedenie, îmbolnăvindu-se puțin, s-a dus către domnul pe care îl dorea. Și a moștenit prealuminatul Rai pe care l-a văzut și mai înainte. Iar sfântul ei trup s-a îngropat cu bună rânduială la mormintele străinilor. Iar bărbatul ei s-a dus să se închine la muntele Sinai, și acolo s-a făcut călugăr și s-a numit Hariton nevoindu-se și el bine și covârșind cu faptele cele bune pe toți monahii cei de acolo. Apoi s-a mutat către Domnul cu merindele faptelor bune și ale ascultării. Fie mila Domnului nostru Iisus Hristos cu noi, cu toți și creștini, ca să ne păzească curați și nespurcați de tot păcatul trupesc și sufletesc, de cel cu gândul și cu mintea și să ne învrednicească a fi locuitori acelui preluminos rai, izbăvindu-ne de săgețile vicleanului și de toate cursele lui. Amin, amin, amin. Minunea ce s-a făcut în Egipt cu mutarea muntelui în anul 1486 la începutul împărăției agarenilor, a împărățit în Egipt Melec Mizat, iar în Alexandria era patriarh Grigorie. După moartea lui, creștinii se rugau lui Dumnezeu să le dăruiască un păstor vrednic. Și era atunci în Egipt un pieromonah cu numele de Ioachim, îmbunătățit și înțelept și vrednic să fie patriarh. Și îl iubeau pe el nu numai creștinii, ci și necredincioșii și împăratul. Deci, adunându-se creștinii, acesta l-au ales să fie păstor și îl rugau să primească treapta episcopiei, iar el, ca un smerit cugetător, nu primea. Însă, și nevrând, a primit să fie patriarh ca să nu se facă sminteală și dezbinare în popor. Dar aceasta a fost din pronia dumnezească, ca să nu se ascundă lumina sub obroc, ci să se pună în sfeșnic și să lumineze tuturor celor ce sunt în casă după Sfânta Evanghelie. El avea atunci 38 de ani și era cu chip bun și evlavios și s-a făcut bucurie și veselie în popor, căci a început îndată a propovădui și a învățat dumnezeieștele cuvinte ale Domnului în biserică. Și nu numai cu cuvintele învăța pe popor, ci și cu lucrul. Avuția pe care o avea a împărțit-o săracilor și a poruncit preoților să nu ia bani la spovedanie și la sfânta împărtășanie. De asemenea și pe mireni îi învăța să nu se împreune cu roabele lor, nici cu altcineva, fără numai cu femeile lor legiuite. Auzind acest lucru creștinii, se bucurau, iar unii nebuni, neascultând de învățătura lui, făceau sodomii ca păgânii. Dar patriarhul pe unii ca aceștia i-a furisit, iar ei, temându-se, au părăsit fără de legea și au fost iertați de patriarh ca un nepomenitor de rău. Era atunci un om oarecare, bogat, cu numele de creștin, dar cu faptele necredincios. Acesta n-a părăsit necurata sodomie și fiindcă era secretar al divanului, nu asculta de patriarh, ci păcătuia și cu roabele lui ticălosul. Iar păstorul cel bun, fiind pornit din râvnă dumnezeiască, într-una din zile s-a dus la casa aceluia ca să-l învețe dar el, auzind de venirea patriarhului, mi-a încuiat poarta ca să nu intre înăuntru. Stând el ca la două ceasuri, bătând în poarta încuiată, acel fără de minte nu i-a deschis. Atunci patriarhul, scârbindu-se, l-a blestemat ca pe un neînțelegător și s-a întors la patriarhie. Și după trecerea unei vremi, atât a sărăcit acel bogat, încât nu avea ce să mănânce, ci se hrănea cu milostenie de la creștini, ticălosul. Împăratul Egiptului avea un vizir cu numele Tacup, un evreu turcit. Acesta avea mare ură asupra creștinilor, căci a ales pe unul din neamul jidovilor, cu numele Moisi, să fie gramatic, adică secretar al divanului. Și lubea iubea împăratul pe acest Moisi, făcând plăcerea vizirului, dar îl iubea și pe patriarh pentru înțelepciunea lui. Însă vizirul îl zavistuia pe patriarh, Fiindcă era în dragostea împăratului și voia ca în să-l omoare, dar n-a îndrăznit, temându-se de împărat. Atunci, păgânul amește și ucita altceva. Într-una din zile i-a zis împăratului: Voiesc, prea înălțat împărate cu porunca ta, să aduci pe patriarhul să ne întrebăm pentru credință, fiindcă aud că este îmbunătățit și înțelept. Atunci, împăratul a trimis de grabă un regător la patriarh ca să-l cheme. Dar patriarhul, ca un mai înainte văzător, a cunoscut pricina și, prefăcându-se că este bolnav, nu s-a dus, ce a trimis pe un monah, pe nume Gheorghe, care era învățat în limba elinească și egipteană și era înțelept. Acesta, întrebându-se cu vizirul și cu alți evrei care erau acolo, le-a stupat gurile cu cuvinte din dumnezească Scriptură cea nouă și cea veche, apoi s-a întors. Iar a doua zi, iarăși au chemat pe patriarh, iar el, ducându-se, a zis împăratului. O, împărate, aceste întrebări nu trebuie să fie discutate înaintea împărăției tale. Dar împăratul a zis, toate voie să fie înaintea mea și fără de frică. Atunci patriarhul a zis cu îndrăzneală către Moisi, jidovul. Cunosc bine că tu, fiind de vreu, ești potrivnic Domnului nostru Isus Hristos, și necredincios în scripturi și nu cunoști pe ziditorul tău Dumnezeu. Dar toată dumnezeiasca scriptură strigă pentru Hristos. Și ați văzut atâtea minune ale lui, dar voi toate cele despre el le tălmăciți împotrivă. Și mai ales vă împotriviți văzând minunile ce se fac de către cei credincioși, care din credință le fac, după cum zice gura cea nemincinoasă a lui Hristos cel ce are credință cât grăuntele de muștar și va zice muntelui acestuia, mută se va muta. Iar jidovul, răpind acel cuvânt al patriarhului, zise împăratului, O, împărate, dacă este credința lui adevărată și dacă acesta este cuvânt al Evangheliei lui, trebuie să se împlinească. Atunci împăratul îi zise patriarhului, Adevărate sunt cuvintele pe care le-ai zis astăzi? Da, adevărate, fiindcă cel ce are credință, mai mari decât acestea va face, a răspuns patriarhul. Atunci, iarăși, îi zise împăratul, dacă zici că sunt adevărate, îți poruncesc să le arăți cu lucrul și dacă vei face aceasta, te voi cinsti mult și te voi slăvi cu tot neamul tău. Iar de se vor arăta mincinoase cuvintele tale, am să te pedepsesc și pe tine și tot neamul tău. Zicând împăratul acestea, au tăcut toți. Atunci patriarhul a cerut soroc trei zile ca să îi plinească porunca și el i-a dat. Și ducându-se la patriarhie și adunând tot poporul cu femei și copii, le-a spus toată pricina și i-a întărit în credință. Și așa, cu toții s-au dus în Egiptul cel vechi și au intrat în biserica prea sfintei născătoare de Dumnezeu. Atunci patriarhul cu multe lacrimi a zis către popor, Iubiții mei fi întru Domnul, Veniți cu frică și cu dragoste să ne rugăm Maicii lui Dumnezeu și Fiului ei și Dumnezeului nostru ca să ne izbăvească de primejdia aceasta care, fără de nădejde, ne-a venit și să se rușineze și credinței noastre. Însă, vă rog să facem puțin post până la trei zile și nu numai post de bucate, ci și de tot felul de păcate, iar copiii cei mici să mănânce pâine la apusul soarelui. Toți au primit porunca patriarhului și, intrând în biserică, se rugau cât puteau, iar patriarhul, stând înaintea icoanei Maicii Domnului ca un stâlp neclintit, se ruga cu lacrimi fierbinți, zicând în taină, Doamne, cel ce ai zidit toate cu cuvântul tău din ceea ce n-a fost și ai zis că cel ce crede în tine se umple de dar și de adevăr, și de grab împlinești cererea lui, pentru aceasta auzi rugăciunea mea a păcătosului, care deși sunt nevrednic, dar alerg la mila ta. Să nu treci cu vederea pe robul tău, ca să nu se bucure vrăjmașii noștri, cei simțitori și gânditori de pierzarea noastră, dacă nu se vor face cele după porunca împăratului. Pentru aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și cuvintea lui Dumnezeu Tatăl, auzi rugăciunea turmei tale cele cuvântătoare și slăvește numele tău cel sfânt, ca să se rușineze cei ce se luptă cu noi și să se bucure robii tăi. Cred, Doamne, în Dumnezeștele cuvinte ale Sfintei tale Evangheliei, că cel ce va avea credință cât un grăunte de muștar și va zice muntelui acestuia, mută-te, se va muta. De aceea, eu și toată turma ta aceasta, care mi-a încredințat-o, Credem că vom primi cererea noastră după evangheliceasca glăsuire. Cel ce cere, ia, cel ce caută, află și celui ce bate, îi se deschide. Pentru aceasta, săvârșește minunea cerută spre mai multă dovedire a credinței cele adevărate a robilor tăi, ca să cunoască și potrivnicii noștri că este adevărată credința noastră. Cu aceste cuvinte și cu altele asemenea, se ruga preasfințitul patriarh către Domnul nostru Isus Hristos și către preacurata sa maică. Iar a treia zi, la miezul nopții, a adormit puțin de o steneală cea multă a privegherii și a văzut pe preasfânta născătoare de Dumnezeu îmbrăcată în haină strălucită și prea minunată, înconjurată de alte fecioare care au venit în biserică cu făclia aprinse și a zis patriarhului cu glas dulce și vesel, Nu te teme, slugă bună și credincioasă, ci bucură-te și crede că fiul meu este cu tine și pauzi rugăciunea ta. Dimineață, du-te în cetate la poarta cea de fier și acolo vei găsi un om având ochiul cel drept scos cu numele Simeon. Acesta este vrednic de acest lucru, fiindcă și acesta este vas al alegerii, al fecioriei și al curăției cum a zis acestea prea sfânta născătoare de Dumnezeu, s-a înălțat dinaintea lui. Patriarhul s-a deșteptat înfricoșat, dar cu nădejde și a spus poporului toate și toți s-au bucurat mult și slăveau pe Dumnezeu și pe Maica Domnului. Și îndată, după dumnezească liturghie, a luat poporul cu bucurie și veselie și l-a dus la poarta cea de fier a cetății, după porunca Maicii Domnului și, aflând pe cel căutat, îi zise... Simeoane, sluga adevăratului Dumnezeu, te rog, ascultă-mă să-ți vorbesc, căci mi-a poruncit prea născătoare de Dumnezeu. Și a spus lui toate cu deamănuntul, dar el se numea pe sine nevrednic de această lucrare și păcătos. Dar ascultă, iubitorile de citire, viața lui Simeon spre folosul sufletesc. Acest fericit Simeon din Alexandria, cu meșteșugul cizmar, era drept și feciorelnic, și în toate zilele își lucra meșteșugul său, iar din ce câștiga, oprea pentru hrana lui o parte, iar restul îl împărțea săracilor. Apoi, de mirare, era că nu voia să vadă față femeiască, nici să vorbească cu ele. De aceea, zavistuindu-l diavolul, iată ce a lucrat. O femeie desprânată, auzind că el nu se uită la față de femeie, zice unei alte femei asemenea ei. Eu pot să-l înduplec să păcătuiască cu mine. Și, zicând acestea, s-a dus la dreptul Simeon și îi spuse, Voiesc să-mi faci o pereche de pantofi. Iar el privind la picioarele ei pentru a-i lua măsura, femeia cea spurcată și-a arătat toate părțile trupului ei. Iar el a cunoscut meșteșugul diavolului și măcar că nu era obișnuit cu astfel de ispite, totuși, ca un om, s-a smintit și aducându-și aminte de cuvântul Evangheliei care zice Dacă ochiul tău cel drept te zmintește, scoate-l pe el și înțelegând așa simplu, după literă, și-a scos ochiul cel drept cu sula. Atunci femeia, văzând aceasta, s-a mirat mult și, fugind, spunea tuturor ce s-a întâmplat. Dar diavolul cel spurcat, nerăbdând una ca aceasta, a ridicat și pe altă femeie asupra dreptului, mai rea ca cea din tâi. Aceasta, îmbrăcându-se în podoabe luminate, a venit la fericitul și a zis aceleași cuvinte ca și cea din tâi, iar ea, văzând că mintea dreptului este neschimbată, i-a arătat o travă vicleșugului ei, zicând Ori faci voia mea, ori de nu, o să te clevetesc și o să te spune parhului că ai făcut păcat cu mine și așa o să te rușinezi și o să i moarte cumplită. Dar dreptul, aducându-și aminte de cuvântul Scripturii, dacă Dumnezeu este cu noi, nimeni nu este împotriva noastră, nu s-a învoit, ci a ieșit din Alexandria și s-a dus în Egipt. Și așa s-a stâmpărat femeia aceea, iar Simeon, șezând la un om, își lucra meșteșugul său și jumătate din cât câștiga dădea la săraci, iar cealaltă jumătate o oprea pentru trebuința sa. Apoi s-a dus de căra apă și o împărțea locuitorilor. Dar să revenim acum la cuvântul nostru. După trei zile, împăratul a dat de știre patriarhului, iar el s-a dus spavând cu sine și pe Simeon. Și împăratul îi zise, A venit ziua cea rânduită, ce zici?" Iar patriarhul i-a răspuns cu glas blând, Sunt gata după porunca ta, poruncește să vină aici și potrivnicii noștri." Atunci împăratul a trimis de grabă propovăduitori ca să adune mulțimea și s-au adunat și au ieșit cu toții afară din cetate. Împăratul a ieșit cu toți boierii lui și cu astea, purtând toate armele de război în cântări. Iar patriarhul a ieșit cu preoții și diaconii îmbrăcați în veșminte, fiind și el cu podoaba arhirească și mergând în mijlocul lor în sune de cântări și rugăciune. Și toți creștinii îi urmau cu capetele descoperite, plângând și strigând, Doamne miluiește! Ajungând la locul rânduit, Împăratul zise patriarhului: Poruncește muntelui acestuia dinaintea noastră să se mute din locul lui după făgăduința ta. Dar patriarhul îi răspunde: Întâi împărăția ta cu imamii și derviștii tăi să faceți rugăciune, pe urmă potrivnicii noștri evrei și după aceea și noi. Și la a căror rugăciune se va muta muntele, credința acelora este adevărată și cinstită. Și a plăcut acest cuvânt împăratului apoi și-au făcut și ei rugăciunile lor timp de patru ceasuri, dar n-a fost glas nici auzire. După aceea au făcut și evrei strigând tare ca pe vremea lui Ilie, dar nici ei n-au fost auziți, rămânând și ei rușinați. Iar la urmă patriarhul, adunând pe creștini în jurul său, se ruga din adâncul inimii, iar poporul striga, Doamne miluiește! Și tămâind pe poporul cel credincios cruciș. După aceea și-a plecat genunchii și capul la pământ și s-a rugat în taină multă vreme. Apoi, sculându-se, îi zise lui Simeon cizmarul, Robule al adevăratului Dumnezeu, a sosit ceasul, poruncește muntelui în numele Domnului să vină spre noi după porunca stăpânească. Dar el a zis, Stăpâne sfinte, nu sunt vrednic înaintea preasfinției tale să săvârșesc astfel de minune. Dar patriarhul făcându-i semn ca să-l asculte, și-au plecat amândoi capetele și s-au rugat în taină multă vreme. După aceea, patriarhul, ridicând mâinile și ochii spre cer, l-a răsărit, cu multe lacrimi, a zis cu glas mare, Doamne și preasfinte Dumnezeule a toate, cel ce ai dat stăpânire sfinților tăi ucenici și apostol să lege și să dezlege, și le-ai făgăduit ca toate cele ce vor cere numele tău le vei împlini. Cel ce mi-ai dat și mie darul acesta și stăpânirea, deși sunt nevrednic, după mila milostivirii tale celei nemărginite și a îndurărilor tale celor multe și mari, cercetează și pe noi în ceasul acesta și izbăvește pe poporul tău din această nevoie, ca să cunoască și cei de al neam credința noastră cea sfântă și cum că nu este alt Dumnezeu afară de tine. Acestea și multe altele, zicând patriarhul, Asemenea și dreptul Simeon, rugându-se cât a putut, au strigat amândoi cu glas mare către munte, zicând, Tu, care cu cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos ai fost făcut munte din ceea ce n-a fost, iarăși cu cuvântul lui, Domnul nostru Iisus Hristos îți poruncește prin noi să ne asculți și să vii spre noi. Zicând acestea către munte, s-a făcut o minune înfricoșată, s-a desfăcut muntele în trei bucăți, făcând sunet mare și cu tremur, încât multe femei însărcinate și-au lepădat pruncii de frică și a început să vină către ei, așa despărțit în trei bucăți, departe una de alta ca la 20 de coți. Și aceasta s cotesc, că preînchipuia pe preasfânta treime, iar cele trei bucăți ale muntelui aceluia stau așa până în ziua de astăzi ca adeverire a minunii cele înfricoșate și venind muntele cu sunet înfricoșat, toți s-au temut ca nu cumva să vină peste ei. Atunci împăratul cu tot poporul striga, Adevărată este credința voastră creștinilor, nu mai izbăvește-ne de această moarte amară. Și îndată patriarhul, ridicând mâinile, a binecuvântat muntele și cu dreptul Simeon au zis, În numele Domnului nostru Iisus Hristos, stai! Și îndată a stat muntele și de atunci muntele acela s-a numit în limba turcă Durdagă. Împăratul, văzând această minune, s-a înfricoșat și s-a mâniat asupra vizirului și gramaticului și asupra celorlalți jidovi și îndată a poruncit să-i omoare, iar ei, văzând mânia împăratului, au căzut la el cu lacrimi zicând În mulțitule de ani împărate, cunoaștem arătat că toți suntem vinovați de moarte!" însă ne rugăm împărăției tale să ne mai asculți și să spui patriarhului că în Evanghelia lor este scris și aceasta, că cel ce are credință de va bea ceva de moarte nu l va vătăma. Dacă nu va tăgădui aceasta, să o poruncești să bea din o treabă pe care o avem gata, însă să-i poruncești ca atunci când o va bea să nu-și facă semnul crucii, fiindcă ei au un semnul crucii farmece, și când îl însemnează, se prepădește lucrarea otrăvii. Și dacă patriarhul va bea potrava și nu se va vătăma, atunci creștinii să ne omoare cu mici și cu mari. Iar de se va vătăma, atunci să-i omor pe ei. Și-a plăcut împăratului și acest cuvânt, și îndată l-a poftit pe patriarh și a spus cu blândețe. Am cunoscut cu fapta cuvântul Evangheliei voastre că este adevărat, însă și aceasta este scris în Evanghelia voastră că cel ce are credință de va bea ceva de moarte nu-l va vătăma. De aceea sporuncesc să bei o travă înaintea noastră ca să vedem și în aceasta adevărul Evangheliei voastre, precum s-a adevărit cu muntele. Însă la aceasta să nu faci semnul crucii. Și dacă și în aceasta se va adeveri puterea credinței voastre, fără de nicio piedică să o omorâți pe potrivnicii voștri pe vrei, iar eu o să vă cinstesc mult după făgăduința mea. Auzim patriarhul acestea, nu s-a înfricoșat, ci cu blândețe s-a rugat împăratului să-i dea soroc trei zile ca să se roage lui Dumnezeu împreună cu creștinii lui. Și, luând sorocul, s-a dus în patriarhie și, chemând pe toți creștinii, după ce i-a binecuvântat, le-a zis cu multe lacrimi. Împăratul mi-a poruncit mie smeritului ca după trei zile să bea o travă, dar să nu vă măhniți, fiii mei cei iubiți, căci nădăjduiesc în Hristos Dumnezeul nostru care a zis Cel ce are credință de va bea și ceva de moarte nu-l va vătăma și cred că o să mă păzească și pe mine. Însă, cum am postit și m-am rugat pentru munte, așa să facem și acum, cu credință să ne audă Dumnezeu și să se rușineze potrivnicii noștri. Iar creștinii au primit cu bucurie cuvintele lui și iarăși au intrat în biserica prea sfinte născătoare de Dumnezeu și se rugau cu din adinsul ziua și noaptea. A treia zi, după sfânta liturghie, luni pe creștini s-a dus la împăratul. Iar împăratul, văzându-i veseli, a poruncit ca îndată să adune toate neamurile. Atunci, unul din evrei a adus o travă într-un pahar și l-a dat patriarhului ca să-l bea. Iar patriarhul, luând o travă, ținea paharul în mână. Împăratul i-a zis să nu facă semnul crucii nici pe pahar, nici pe sine. Dar patriarhul, cu darul lui Dumnezeu, a găsit un chip de a binecuvânta paharul în taină, zicând împăratului, De unde poruncești, stăpâne, să beau? Arătând cu mâna dreaptă paharul, De aici, de aici sau de aici? și așa punând degetele în cele patru părți ale paharului în chipul crucii, l-a binecuvântat cu meșteșugul acesta. Dar împăratul i-a zis, bea de unde voiești! Și n-a cunoscut împăratul nici unul din cei ce erau de față că a făcut semnul cruce peste pahar și l-a binecuvântat. Și înaintea tuturor, patriarhul a băut o travă toată. Dar, o, oh, minune, i s-a deschis coasta cea dreaptă și toată o travă a curs jos. Și ca semn al acestei minuni, în toată viața lui, că cămașa era verde-galbenă în acel loc, precum au mărturisit cu jurământ slujitorii lui, care o vedeau când o spălau. După ce patriarhul a băut o travă, a zis să aducă apă, pe care, turnând-o în pahar, l-a clătit și a zis împăratului, precum ai văzut, eu am băut tot. Să bea dar și el spălătura paharului, ca să vedem și credința Evreului. Dar Evreul nu voia. Însă, de frica Împăratului, a băut și îndată a crăpat, ducându-se în focul cel veșnic. Iar Împăratul, văzând și această minune, s-a mirat și s-a mâniat împotriva jidofilor, poruncind creștinilor să-i omoare. Însă, Patriarhul i-a oprit, zicând Împăratului: Legea noastră nu ne îngăduie să răsplătim rău pentru rău și să o omorâm dar fiindcă nu ai apă, poruncește să o aducă ei din râul Nilului. Și așa au poruncit de, au adus apă în cetate, cheltuindu-și toate averile lor, că cetatea era la un loc înalt și departe de apa Nilului, iar creștinii s-au întors cu bucurie mare, slăvind pe Dumnezeu. A doua zi, împăratul iarăși a chemat pe patriarh la sine și a zis Într-adevăr, legea voastră este dreaptă și adevărată, însă aceasta că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu în același timp este de necrezut. Arată unde este scris. Iar patriarhul i-a zis, O, împărate, prorocii toți mărturiseau acest lucru, dar lăsându-i pe ceilalți să aducem numai pe prorocul David care zice arătat, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Daniel zice așa, am privit pe Fiul lui Dumnezeu șezând de-a dreapta Tatălui, iar în Evanghelia noastră zice, Acesta este Fiul meu cel iubit. Și multe alte mărturii i-a zis de la proroci și de la apostoli despre întruparea unui a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar la urmă -i zise, În cartea voastră, Nuru nur teru halah, adică lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Toți oamenii ne-am născut din sămânță bărbătească. Numai Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut fără de sămânță, din Fecioara Maria, după bunăvestirea Îngerului. A purtat toate neputințele omenești și, în sfârșit, a pătimit și a fost răstignit cu multă necinste, apoi îngropat. Dar a treia zi a înviat, precum și noi o să înviem cu darul lui la a doua sa venire. Căci acum a venit ca un rob, dar atunci va veni ca un împărat, ca să răspătească fiecăruia după faptele lui. Și cei ce au crezut în trânsul și au păzit poruncile lui, vor merge în împărăția cerurilor, iar cei ce n-au crezut, vor merge în focul cel veșnic al iadului. Împăratul, auzind acestea, se bucura și, crezând, s-a botezat în ascuns. La arătare era Agarean, iar în ascuns creștin. De atunci a poruncit ca nimeni să nu mai nedreptățească pe vreun creștin și a ușurat birurile lor după cererea patriarhului. Și zicând împăratul patriarhului să ceară și altceva de la el, el a cerut să zidească o biserică și, dându-i voie, a zidit biserica Sfântului Mercurie. După aceea a început să zidească și biserica Maicii Domnului, dar hoții nu lăsau, mai ales unul mai mare a lor zicând cât timp sunt viu, nu voiesc să se zidească. Numai dacă voi fi pus de viu în temelia ei se va zidi biserica. Împăratul, auzind acestea, s-a dus la locul acela și, după cererea șeihului, a poruncit să-l pună în temelie și l-a zidit până la brâu, însă, mijlocind patriarhul, l-a scăpat de la moarte. Și așa s-a zidit biserica. S-au mai înuit și alte biserici din sate, până la Alexandria, care acum, după judecățile lui Dumnezeu, sunt ale copților. Iar după puțină vreme și el a fugit în ascuns și s-a dus în pustiul Sinai, unde și-a săvârșit viața cu plăcere lui Dumnezeu. Iar patriarhul, trăind 106 ani, și-a săvârșit și el viața. A fost patriarh 78 de ani. A fost hirotonit în Damasc de către patriarhul Antiohiei în anul 1486, în 6 august. Iar după sfârșitul lui, a primit ca unul patriarhal, Silvestru, Domnul nostru Iisus Hristos să ne învrednicească și pe noi în cerurilor pentru rugăciunile acestui patriarh și făcător de minuni. Vedenia pe care a văzut-o schimonahul Teodosie din Sfânta Mănăstire Neamț în anul 1797, cu trei ani după adormirea preacuviosului Paisie, starețul mănăstirilor Neamț și Secu. Mai sus numitul părinte, după ce a ieșit de la cântarea utreniei, într-una din zile, s-a culcat să se odihnească, și în vedenia visului s-a apărut că a ieșit afară pe poarta mănăstirii și a stat înaintea porții cam la 30 de pași. Și era monahul îmbrăcat cu rasa și cu camilafca pe cap, iar în mână avea o cârjă, căci era bătrân, dar era pricopsit, că știa multe limbi. Și ridicându-și ochii în sus, a văzut înaintea lui un trup întunecat și înfricoșător la vedere, îmbrăcat în haine nemțești, cum sunt capitanii de oaste. Pălăria lui era împletită din șerpi vii, ale căror capete era un locul pietrelor scumpe. Obrazul lui era negru cu totul, nasul mare și nările foarte lungi. Din ochii lui scăpăra foc ca fulgerul, aveau o privire sângerată și îi întorcea în toate părțile ca niște luceferi. Dinții îi erau de oțel, iar din nasul lui ieșa fum ca de pucioasă, după cum scrie la Iov. Urechile lui erau lungi și ascuțite ca la măgar, ceafa de fier bătut, umerii îi erau de oțel ca nicovala. În cap avea patru coarne ca de capră, două strâmbe înainte și două înapoi. Mâinile lui erau balauri, iar degetele lui erau capete de șerpi. Îmbrăcămintea lui era din piele de aspidă, iar brâul era un șarpe din cei din India care trece prin om ca săgeata. Coada era ca de vasilisc, ascuțită la vârf și cu un bolt și încârligată în sus ca a caprei. Picioarele erau drepte, încălțate cu ciubote de aspidă verde, cu potcoave de fier ca unghiile leului. Ca baston avea un șarpe viu pe care, ținându-l de cap, se rezema în el. La brâu avea legat un paluș lung de văpaie cu două ascuțișuri, iar scaunul lui era un tigru. În prejurul lui erau mulțime de ofițeri și de oaste, toți asemenea lui cu chipul, urâți și scârnavi, care stăteau cu mare frică înaintea lui. Iar monahul, apropiindu-se de el, l-a întrebat. Cine ești tu?" Cneas în călugăre," a răspuns acela. Moschicesc sau nemțesc?" a întrebat monahul. Eu nu sunt om," a răspuns acela. Dar ce ești tu?" a întrebat iarăși monahul. Eu sunt al doilea după acela pe care voi îl numiți Satana, orânduit peste toate oștile lui Antichrist, a răspuns iarăși acela. Și ce cauți aici, l-a întrebat monahul. Am comand aici la voi, răspunse acela. Dar aici nu este război nici ostași, a zis monahul. Cum zici că nu sunt? Dar că ce sunt, a zis cneazul. ei ne dau război noi și noi lor. Dar câte oaste ai tu aici cu tine?" a întrebat din nou monahul. 60 de mii!" a răspuns acela. Pentru ce atâția? Pentru că aici nu sunt nici 300 de călugări?" a întrebat monahul. Nu te mira călugăre, că unde sunt ostașii tari, pe acolo și oaste mai multă trimite împăratul. Privește la împărații lumii, precum au fost Darie, împăratul perșilor, când a făcut război cu Alexandru Macedon." Acesta i-a trimis lui Alexandru un sac de mac, zicându-i, De vei putea număra mulțimea boabelor de mac, vei număra și oștile mele. Alexandru i-a răspuns, Macul este dulce și bun la mâncare. Și trimițându-i lui Darie o traistă de piper negru, i-a zis, Așa sunt oștile mele. Și s-a mirat monahul auzind acestea, iar acela i-a zis, De ce te miri? Aceste mii de apururi stau aici, iar în vreme de nevoie aducem în mit mai multe oști. Însă mai pe scurt, să spun adevărul călugăre. Încă de când ședea starețul Paisiei la chilia Sfântului Constantin a Mănăstirii Pantocrator din Sfântul Munte, sunt rânduit să-i dau război în toată viața lui, și fiindcă ședea acolo cu liniște, am rânduit eu pe oarecare cu chip de râfnă ca să vină la călugărie, care avea și bani, și l-am îndemnat să facă mănăstire la proorocul Ilie și cu multe griji l-am încurcat și văzând că și acolo șezând ne ardea luminile ochilor, am îndemnat pe locuitori să le dea o mănăstire împărătească. Iar acolo puțin de n-a căzut în unghiile noastre, dar ajutându-le lor Hristos, am rămas biruit. Însă după aceea, găsind prilej, i-am ridicat cu totul și am dus la mănăstirea Dragomirna și acolo numai unul dintre ei noștri am găsit. Atunci am ridicat oștile căzăcești care au cuprins cu stăpânire locul acela, iar pe stareț l-am alungat și l-am dus la secu și acolo am găsit iar pe unul dintre ei noștri. Apoi am îndemnat pe stăpânitor să le dea mănăstirea Neamț, unde am găsit doi de ai noștri. Și acolo unde este câmpul de război, și al lor și al nostru, pe mulți am câștigat. Atunci l-a întrebat monahul dar nu se mântuiește din mâinile voastre nici unul dintre călugări. Cât a fost arețul Paisie viu, mulți au scăpat, dar și mulți am câștigat, a răspuns acela. Câtă oaste ai cu tine acum? a întrebat monahul. Aici în neamț am numai 50 de mii, fiindcă zece mii am lăsat în secu, a răspuns câneazul. Dar îngeri nu sunt, a întrebat din nou monahul. Cum nu? Fiecare călugăr are câte un înger, iar cei ce-l ascultă pe Hristos au mai mulți împreună cu ei, a răspuns acela. Dar îngerii nu pot nimic împotriva voastră, întrebă monahul. Ce să spun ție călugăre? Atâta putere are un înger, încât pe tatăl nostru satana îl alungă cu toate oștile lui și nu poate nici să privească înapoi. Dar numai atunci când ascultă de Hristos și face poruncile lui, a răspuns cneazul. Și vorbind între ei, Monahul și cneazul, s-a auzit o poruncă: Hai de grabă, zisă în turcește. Și numai decât s-a văzut că a ieșit o săniuță ca cele de poștă, cu cai cu tot. Și în loc de cai, erau înhămați la ea 30 de draci și în chip de câini, care erau negri și slobozeau scântei de foc din ochi. Iar în săniuță, cedea unul cu haine călugărești, ca un arhimandrit, cu barbă mică și neagră. Înaintea lui mergeau treizeci de draci, iar alții treizeci în prejurul lui. Pe cap ședea unul, ca vizitiu, și în loc de bici ținea un șarpe de cap și mâna pe ceilalți. Și când a lovit a doua oară, au țiuit urechile tuturor și îndată au purcez la vale, pe la stăreție și pe la casa îndrăciților și acolo, drept pe malul Magherniței, au întâlnit pe alt capitan de poștă cu 15 înainte și alți 15 înapoi, la fel de urâți și scârnavi. Și dându-și binețe unul altuia, cel ce venea a întrebat, Unde te duci, bimbașa Savrakaki?" Mă duc," zise acela, că m-a trimis cneazul Zarafil până la târgul neamțului și până la târgul pietrii pentru o trebuință, dar tu, capitanul Ioane, de unde vii?" a întrebat celălalt. Stăpânul m-a trimis aici, la mănăstirea Neamț", a răspuns întâiul. Dar pentru ce?" l-a întrebat iarăși. Un călugăr s-a așternut cu fața la pământ și cu lacrimi se roagă lui Dumnezeu ca să ne prăpădească pe noi și a ars inima stăpânului", a răspuns capitanul. Dar aici este cneazul Zarafil, mergi la el și întreabă-l dacă să mergi sau nu", a zis acela și îndată capitanul sosi înaintea cneazului care l-a întrebat De ce ai venit?" Stăpânul m-a trimis," a răspuns capitanul. La ce te-a trimis?" a întrebat cneazul. Un călugăr s-a așezat cu fața la pământ și îl roagă pe Dumnezeu cu lacrimi ca să ne pierdă pe noi și a ars inima stăpânului," a răspuns din nou capitanul. Dar aici este treaba ta," a zis cneazul. Nu știu, stăpânul m-a trimis," răspunse capitanul. Haide, du-te, îi zise cneazul. Și s-a dus și a început a scutura chilia călugărului aceluia. Și îndată a căzut un fulger din cer asupra diavolului aceluia și a început a-l trânti și a-l străpunge cu foc, tăvălindu-l la pământ, iar el striga, Vai, vai, ce m -a ars! Și așa tăvălindu-se, a fugit la cel mai mare, iar acela i-a zis, Vai de capul tău, mișelule, cu ce obraz te vei duce la stăpânul acum? Atunci călugărul a râs de pățania lor, dar cneazul i-a zis, Pentru ce râzi călugăre și zici că mulți ostași am eu? Dar deși ți se pare că sunt mulți, nu toți sunt iscusiți la război și la treabă. Dar acum pentru ce mai șezi aici? L-a întrebat călugărul. Să-ți spun călugăre pe rând. După ce a murit starețul Paisie, cel înfricoșa nouă, ajutător vouă și mare la Dumnezeu, îndată a trimis stăpânul și a luat 20 de mii și au rămas aici 30 de mii. Și în locul lui Paisie, făcându-se stareți sofronie și fiind milostiv, a primit fel de fel de fețe și copii mici care petreceau împreună cu călugării. Și precum scrie în cărțile voastre că pe copii nu-i aduce Dumnezeu la mănăstire, ci satana, și că unde sunt copii și vin nu este trebuință de satana, atunci s-au mai ridicat 10.000 și au rămas 20.000. Dar aceia unde sunt rânduiți? a întrebat iarăși monahul. Înăuntru în mănăstire 18.000, iar pe la chiliile cele din afară 2.000, a răspuns Cneazul. Dar la Vovidenia și la Procov? La Vovidenia sunt 200 și la Procov 300, pentru ce la Procof sunt mai mulți și la Vovidenia mai puțini? A întrebat monahul. La Procov totdeauna se roagă lui Dumnezeu și este loc dosit, fără zminteală, iar la Vovidenia vin mireni, femei și copii. Și întrebă iarăși monahul, dar cu cei ce merg pe afară în ascultări, câți umblă? Niciunul, a răspuns acela. Pentru ce? Cei ce umblă în voile lor singuri cad în prăpăstile răutăților și a poftelor celor rele și nu avem trebuință a lua aminte la ei, ca unice singuri se pierd și cad în unghiile noastre. Dar de cei ce umblă cu ascultare și cu frică de Dumnezeu, nu ne putem atinge că îi păzește Hristos al vostru, a zis Cneazul. Acestea toate, auzindu-le monahul de la Cneaz, l-a mai întrebat. Dar de ce mai șezi aici, că toate se fac după voia ta, Starețul a murit, vin se aduce din destul, copiii se primesc, femei vin la mănăstire. Deci, de ce mai zăbovești? Atunci gneazul, oftând din greu, a zis. Of, blestematele și terfeloagele de cărți, ardele ar focul, pentru acelea mai ședem. Ca a starețul pe ucenicii săi cu toate armele cele mai tari, și nu putem să ne ducem din pricina acelora dar de acelea voi răsufla de grab, că le voi răpune și mă voi odihni. Și l-a monahul, cum de-ai spus tu aceste taine ale tale? Cum să nu spun, că deși foarte fără de voie mi este, dar Dumnezeu m-a silit. Oare nu vezi pe îngerul lui Dumnezeu că șade deasupra capului meu? A zis cneazul și ridicându-și monahul ochii în sus, a văzut pe arhanghelul Mihail strălucind mai mult decât soarele, cu toiagul său înfipt în grumazul cneazului. Și cum a văzut pe arhanghelul, monahul a căzut îndată la pământ și a zis, Pier, Doamne! Nu te teme, că nu vei pieri, a zis arhanghelul. Și sculându-se monahul de la pământ, îngerul Domnului i-a zis, Vezi, călugăresc merit, ce vrășmași cumpliți și neadurmiți aveți asupra voastră. De aceea, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui și vă siliți din tot sufletul spre poruncile lui, că Dumnezeu este cu voi. Zicând acestea, îngerul a lovit cu toiagul cel de foc ce l-avea în mână în grumazul câneazului și îndată s-a făcut ca niște fum și apă și a intrat în pământ, mistuindu-se cu toate oștile lui, iar el cu multă slavă și bucurie s-a înălțat la cer. Iar bietul călugăr a căzut la pământ înspăimântat, plângând cu amar. Și s-a deșteptat și două zile și două nopți a stat plin de mâhnire, nici mâncând, nici bând. Apoi, a treia zi, adormind puțin, i-a zis oarecine. De ce te mâhnești? Scoală-te și mergi de spune aceasta fraților tăi ca să le scrie spre folos și să se întărească în Dumnezeu și să păzească toate poruncile lui. Acestea puține s-au scris din cele multe pe care le-a vorbit monahul cu diavolul ce s-a arătat în chip de cnează. Vedenia unui monah care n-a avut evlavie la icoana Sfântului Simeon Atonitul pentru că era mică și veche. Un monah, anume Sava, din mănăstirea Sfântul Dionisie din Olimp, a intrat în biserică la prasnicul Sfântului Simeon Atonitul când se cânta Vecernia Mare și voin să sărute icoana cu viosului, au văzut că este icoana cea mică a lui și nu cea mare. Deci s-a întors cu mânie, zicând în sine că nu este mulțumit a săruta icoana cea mică sfântului. Însă acestea le zicea din prostia lui, fiind necărturar. Și s-a dus în chilia lui să se odihnească și culcându-se, a adormit. Și a văzut că se desface acoperământul chiliei lui și se arată un șarpe mare și înfricoșat, slobozind foc din ochii lui și scoțând fum mult și puturos prin nările lui. Atunci șarpele și-a deschis gura lui cea mare să-l înghită și zicea, Nu ți-a plăcut icoana cea mică a sfântului? De ce ai fugit de la sfânta slujbă cu mânie? Iată, dar de acum te voi sorbi cu totul." Și năvălind de sus asupra lui cu vuiet groasnic, voia să-l înghită. Dar monahul, de frică, deșteptându-se, a început să strige cu glas mare, Sfinte Simioane, ajută-mă!" Apoi, cu totul înspăimântat și cu tremurat, a alergat în biserică și căzând în genunchi, înaintea icoanei Sfântului, o săruta de multe ori, încât toți frații care erau acolo s-au mirat de spaima fratelui, care avea fața galbenă ca de mort. Apoi, intrând în Sfântul Altar, a povestit tuturor ceea ce a pătimit de la diavol pentru necredința lui cea din prostie, iar unul dintre frați i a zis, Părinte, icoana cea mică nu are nicio deosebire de cea mare, când credința și evlavia omului către ea este unită cu dragoste fierbinte, cu minte curată și cu trup sfânt. Deci ea aminte ca de acum înainte să dai lui Dumnezeu și sfintelor icoane de apururea cu vincioasă cinste, deși ar fi ele mici sau mari. Și așa fratele, încredințându-se bine, a dat slavă lui Dumnezeu și mulțumită sfântului. Bătrânul și dascălul. Învățătură folositoare. A fost un oarecare dascăl vestit care vreme îndelungată se ruga lui Dumnezeu cu toată nevoința sa ca să-i arate lui vreun om duhovnicesc de la care s-ar putea povățui cu lesnire pe care acea fără de primeștie ce duce la împărăția cea cerească. Deci, pentru una din zile, în care era cuprins de mai multă dorire și cu mai multă nevoință se ruga lui Dumnezeu, a auzit un glas de sus zicându-i, Ieși din chilia ta și mergi la ușa bisericii și acolo îl vei afla pe omul pe care îl cauți. Și ieșind, a aflat un bătrân sărac și putred peste tot de răni și bube. Picioarele erau pline de răni din care curgea puroi, iar haina era foarte proastă, neprețuind nici trei bani. Dascălul, stând lângă el, îi zise, Bună să-ți fie ziua, bătrânule!" Nu mi-aduc aminte să fie avut brozirea, a răspuns bătrânul. Dascălul, auzind un răspuns ca acesta, a tăcut puțin și ca și cum ar fi vrut să îndrepte închinăciunea din tâi, a zis iarăși, să te fericească Dumnezeu. Eu n-am fost niciodată nefericit, a răspuns bătrânul. Și se mira dascălul de, de răspunsul bătrânului și gândindu-se în sine, zicea, să nu fi greșit eu cu auzirea, poate n-am înțeles bine răspunsul bătrânului. Și iarăși îi dădu binețe, schimbând din cuvinte. Eu îți poftesc ție bună fericire, bătrânule. Eu n-am avut niciodată nefericire, a zis iarăși bătrânul. Atunci dascărului i s-a părut că bătrânul este foarte limbut și voin să-l încerce, i-a zis. Bătrânule, eu îți doresc să-ți fie ție ceea ce tu singur dorești. Nu am nicio lipsă, căci toate câte doresc mi se fac, cu toate că eu nu caut fericire vremelnică, a zis bătrânul. Dumnezeu să te miluiască, omule, dacă nu bagi în seamă fericirea lumii acesteia, a zis dascălul. Nu mai mă rog să-mi spui, Oare și tu ești din oamenii aceia fără nicio nevoie? Dacă eu zice că tot omul ce se naște din femeie este în puțina de ani și plin de toată ticăloșia și răutatea, cum zici tu că ai scăpat de zilele cele rele? Nu mă pricep la meșteșugirea ta. Așa este domnul meu, precum ai zis, a spus bătrânul. Că atunci când mi-ai dorit bună ziua. Eu ți-am răspuns împotrivă, fiindcă niciodată nu am fost nenorocit și în întâmplare rea. Acest trai pe care mi l-a dat Dumnezeu mă mulțumește și nu-mi trebuie altă întâmplare mai bună, nici fericire, căci aceasta mie mi-este bucurie. Și cine se teme de fericire și nefericire? Fără numai aceia care se tem de ele că-i vor vătăma. Pe mine nu mă vătăm acestea, căci nu bag în seamă nenorocirea nici nu mă rog norocului, ci mă rog părintelui ceresc ca acela toate le plinește. Și așa n-am fost niciodată în întâmplare rea, ci sunt ca și cel ce toate ei se fac după voia lui că de mă topesc de foame, mulțumesc lui Dumnezeu ca unui părinte milostiv care știe toate cele ce întrebuiesc, iar de tremur de cer sau sunt pătruns de picăturile ploilor sau de alte supărări ale văzduhului, toate le rabd și mulțumesc lui Dumnezeu, că știu că toate acestea Dumnezeu le îngăduie și nu este cu putință să nu fie bune, căci El le îngăduie. Pentru aceea, dar câte ne trimite Dumnezeu și slobozește asupra noastră, cele bune și cele împotriva noastră, cele dulci și cele amare, pe toate le cinstesc și le primesc cu bucurie, ca din mâna lui Dumnezeu. Și astfel, câte voiesc, mi se fac. Dar ticălos este acela care caută fericirea lumii acesteia deșarte ci omul să se lase în voia lui Dumnezeu, căci ea este bună, desăvârșită și dreaptă și niciodată nu poate fi rea. Pentru aceasta mă nevoiesc și mă silesc cu toată puterea, cu tot sufletul și cu ugetul, ca orice ar voi el, să voiesc și eu. De aceea niciodată nu mă socotesc nefericit, căci toată voia mea o las în voia lui Dumnezeu. Și la mine nu este a voi sau a nu voi, și știu numai ce voiește Dumnezeu. Atunci dascălul îi zise bătrânului, Oare din priceperea ta mi le spui acestea? Dar spunem, oare și atunci când te va trimite Dumnezeu în iad, tot același gând vei avea? O, pe mine să mă trimită Dumnezeu în iad, răspunse bătrânul. Nu știi că am două brațe minunate și cu acestea mă voi apuca de el cu o îmbrățișare de nedezlegat? Un braț îmi este smerenia, iar celălalt dragostea nefățarnică către Dumnezeu. Și cu aceste brațe, așa mă voi apuca de tare de Dumnezeu, încât oriunde m-ar fi trimis, acolo și pe el l-aș fi tras cu mine, căci aș vrea să fiu afară din cer cu Dumnezeu, decât să fiu în cer fără el. Și s-a mirat dascălul de răspunsurile bătrânului și se gândea în sine, zicând, cu adevărat, aceasta este calea cea dreaptă către Dumnezeu ca să se unească omul cu voia lui cea sfântă și voind dascălu să ispitească mai mult înțelepciunea bătrânului care era ascunsă în casa cea slabă a trupului său, l-a întrebat De unde ai venit aici? De la Dumnezeu am venit, m-a răspuns bătrânul Dar unde ai aflat pe Dumnezeu? întrebă dascălul L-am aflat acolo unde am lăsat toate lucrurile lumii acesteia, a răspuns din nou bătrânul. Dar acum unde ai lăsat pe Dumnezeu? îl întrebă iarăși dascălul. L-am lăsat în cugetele cele curate și în voia cea bună, a răspuns bătrânul. Dar ce om ești tu? îl întrebă din nou pe bătrân. Sunt și eu un mare care în această viață și sunt așa de mulțumit încât nici pentru toată bogăția împăraților pământești n-aș da starea mea. Că omul care știe să se stăpânească pe sine, care poruncește gândurilor lui și își înfrânează poftele cele rele, este împărat. Dar tu ești împărat? a întrebat dascălul. Și unde este împărăția ta? Iar bătrânul, arătând cu mâna la cer, a zis. Iată, acolo este împărăția mea, și sfârșind dascălul întrebările, a adăugat, Cine te-a învățat atâta înțelepciune, bătrânule?" Îți voi răspunde și la aceasta, domnul meu," a zis bătrânul. Eu în toate zilele petrec în rugăciune și tăcere și pentru ca să fiu mai mult întărit în Dumnezeu, mă îndeletnicesc în cugetele cele curate. Că lipirea de Dumnezeu și de voia lui cea sfântă ne învață toate cele bune." Și astfel dascălul s-a folosit de vorba bătrânului și dându-i pace, s-a dus lăudând pe Dumnezeu, care a tăinuit aceasta de cei înțelepți și le-a descoperit acestui bătrân care era prunc fără răutate. Povestire despre judecățile lui Dumnezeu cele neajunse de mintea omenească. Un bătrân sfânt, fiind unul din stareții cei mari, avea îndrăzneală către Dumnezeu și Dumnezeu îi împlinea voia lui, precum zice prorocul. Voia celor ce se tem de el o va face și rugăciunea lor o va asculta. Acest sfânt părinte se ruga lui Dumnezeu zicând, Doamne, învață-mă cum este această judecată, că văd pe unii oameni drepti și cu cucernici, dar se află în sărăcie și în lipsă, iar pe alții îi văd nedrepți și păcătoși și au avut și sunt în odihnă. Și mulți drepti și evlavioși suferă năpaste și chinuri pe nedrept, iar mulți nedrepți, vinovați de moarte, păcătoși și în fără de lege, viețuiesc și petrec bine astfel rugându-se acel părinte și umilindu-se către Dumnezeu, cerea să-i descopere această taină, dar auzi un glas zicându-i Nu cere cele ce nu le ajunge mintea ta și puterea cunoștinței tale, nici cerceta cele ascunse, pentru că judecățile lui Dumnezeu sunt felurite și cu totul neajunse. Însă, de dorești să știi, pogoară-te în lume și, șezând deoparte, ia aminte la cele ce vei vedea, ca să cunoști din această puțină încercare o parte oarecare mică din judecățile lui Dumnezeu și să mai vezi că purtarea de grijă a lui cea a tot cunoscătoare este necercetată și neurmată. Bunul bătrân, dacă auzi acel glas, se pogoră cu o sârdie la lume și merse la un loc unde era un drum lat, pe unde treceau mulți și era o livadă cu o fântână cu apă rece, iar alături un copac scorburos și intrând părintele în scorbura acelui copac, se ascunse, punându-și înaintea lui bucăți din acel copac. Și astfel se acoperi, plăsând numai o gaură ca să privească cele ce se vor întâmpla. Și văzu bătrânul trecând pe un bogat, care văzând acel loc răcoros și fântâna cu apă curată, descălecă de pe cal și șezu să mănânce. Și după ce se odihni, scoase punga cu bani și numără. Și după ce-i numără, a vrut să-i pună iarăși unde au fost, dar greșind, i-a pus alături printre haine și au căzut jos. Deci, după ce a mâncat, a băut și s-a culcat. Apoi, sculându-se, a încălecat pe cal și s-a dus, lăsând punga cu galbeni acolo. Și venind al călător, merse și el la fântână să bea apă, dar aflând galbenii, îi luă și se duse dar nu pe drum, ci a apucat prin locuri neumblate, prin vii și prin țarini și se făcu nevăzut. Mai târziu a venit alt călător încărcat și ostenit, care a așezut și el la fântână să se odihnească și să-și astâmpere setea. Și șezând a început să mănânce din cele ce avea, apoi se odihni, dar în acest timp se întoarse omul cel ce uitase galbenii acolo, obosit din alergare, privind cu ochii sălbatici și încruntați și avându-și fața schimbată. Și venind la acel bătrân, i-a grăit cu mânie. De să-mi dai galbenii care i-ai găsit aici." Pier săracul acela zicea cu multe jurăminte că n-a văzut acolo așa ceva dar cel ce pierduse banii, fiind mânios ca un leu, a început al bate și a lovi peste cap cu cureaua de la frâul calului. Și fiindcă săracul se jura că n-a găsit nimic, acela mâniindu-se și mai mult, a scos biciul și lovind pe sărac la tâmplă, l-a omorât. Apoi, descălecând de pe cal, a căutat în toate hainele și în săculețul lui și, neaflând nimic, a plecat foarte întristat iar starețul, văzând toate acestea din scorbura copacului, s-a înspăimântat și s-a întristat foarte, plângând pentru moartea ce se făcut fără dreptate. Și durându-l inima, se ruga lui Dumnezeu, zicând, Doamne, cum este această judecată ta? Spune mie păcătosului, cum rabdă bunătatea ta acestea? Unul a pierdut, altul a aflat și altul se ucide pe nedrept. Rugându-se așa starețul, s-a pogorât îngerul lui Dumnezeu ca să-l învețe și arătându-i cele întâmplate, îi zise Nu fi trist, părinte, nici să spară rău, socotind că fără voia lui Dumnezeu s-au făcut acestea, căci unele le face Dumnezeu prin depărtarea sa de om, altele prin certare, iar altele prin purtarea de grijă. Omul cel care a pierdut galbenii este vecinul celui ce i-a găsit, cel ce i-a găsit avea o grădină care costă 100 de galbeni, iar vecinul fiind om bogat, lacom și năpăstuitor, i-a luat grădina cu sila numai cu 50 de galbeni. Iar acela, neavând ce să-i facă, s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i facă dreptate. Iar Dumnezeu a chivernisit în acest timp de a primit suma îndoit, adică în loc de 50, 100 de galbeni. Iar omul acela ostenit care n-a găsit nimic și a fost omorât, a făcut odată o ucidere și având fapte creștinești plăcute lui Dumnezeu, a voi să-l mântuiască curățindu-l de păcatul uciderii pe care l-a făcut. Pentru aceasta Dumnezeu a economisit să fie omorât, fără dreptate și fără pricină, ca să se mântuiască sufletul lui iar omul acela lacom care a pierdut galbenii și a făcut ucidere trebuia să meargă în iad din pricina lăcomiei și a iubirii de argint. Și pentru aceasta Dumnezeu l-a lăsat să cadă în păcatul uciderii ca să se smerească sufletul lui de păcatul cel vădit și să ceară pocăință. Și iată că din această pricină lasă lumea și se duce să se călugărească ca să se mântuiască sufletul lui, Așadar, mergi la chilia ta și nu cerceta mai mult judecățile lui Dumnezeu, pentru că el pe toate le face cu dreptate, cu toate că câții acestea ți s-au părut făcute fără dreptate, însă să știi că se fac și altele în lume cu voia lui Dumnezeu pentru pricini pe care nu le cunosc oamenii. De aceea fiecare se cuvine să zică, dreptești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale." Alt sihastru, care locuia în pustie, se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi să-i arate niște judecăți oarecare ale lui, care s-au făcut și pe care oamenii, necunoscându-le, le socotesc că sunt niște lucruri fără rânduială. Iar Dumnezeu n-a vrut să-i arate nimic multă vreme, deoarece omul nu poate niciodată să înțeleagă și să afle tainele lui Dumnezeu. Însă sihastrul nu părăsea nici ziua și nici noaptea cea rugăciune. Iar într-una din zile, Dumnezeu voind să îi îndeplinească cererea, i-a pus în inima un gând ca să se ducă să vadă pe un alt stare sihastru care era în alt loc, cale de câteva zile. Și începând să călătorească, Dumnezeu a trimis pe un înger în chip de călugăr care, întâmpinând pe stareți, i-a făcut închinăciune zicându-i Binecuvântează părinte! Iar sihastrul i-a dat răspunsul care se cuvenea și îngerul l-a întrebat pe stareț, Unde mergi, părinte?" Starețul pe răspunse că merge până la cutare Sihastru să-l întrebe ceva și să-l vadă. Atunci îngerul a zis, Și eu merg tot acolo." Deci să mergem împreună," a zis starețul. Mergând amândoi prima zi, seara, au rămas într-un sat la un om smerit care i-a primit cu dragoste și le aduse la masă bucate într-un blid de argint. Iar după ce au mâncat, îngerul a luat blidul și l-a aruncat în văzduh și se pierdu. Starețul, când a văzut aceasta, s-a întristat. După aceasta, a doua zi dimineață, au plecat de acolo și călătorind toată ziua, seara au rămas într-un sat la casa unui creștin iubitor de Hristos și cu cernic, care și acela îi găzdui ca și cel din tâi. Creștinul acela, având un copil mic, unul născut, l-a dus să-l binecuvânteze oaspeții și să facă rugăciune pentru el. Iar când a vrut să plece, îngerul a apucat copilul de gât și l-a sugrumat. Acest lucru văzându-l sihastrul s-a înspăimântat, dar n-a zis nimic. Apoi, călătorind și a treia zi, seara au rămas într-o curte pustie, deoarece nu era nimeni să-i primească. Și acea curte avea un zid lângă care se așezară. Și starețul a scos pe speții din traistă și au mâncat. Iar în locul unde au mâncat ei, călugărul, adică îngerul, a văzut o parte de zid care era gata să se rupă. Deci s-a sculat, s-a dezbrăcat de haine și a stricat zidul acela și iarăși l-a zidit repede din temelie. Atunci starețul, văzând și aceasta, n-a mai putut răbda și zise către călugăr. Ce sunt aceste lucruri neobișnuite ce le-ai făcut? Îngeri ești sau diavol? Sau ce ești? Că lucrurile pe care le-ai făcut nu sunt lucruri de om." Dar ce am făcut?" îl întrebă îngerul. Atunci starețul îi zise, Alaltă, ieri și ieri ne-au primit acei oameni iubitori de Hristos și ne-au găzduit bine, iar tu unuia i luat blidul cel de argint și l-ai aruncat în văzduh, iar celuilalt i-ai sugrumat copilul." și venind noi aici, nu ne-a dat nimeni nicio mângâiere, nici nu ne-a primit cineva și te a apucat să strici zidul și să-l zidești iarăși numai cât te șterge la ochi. Atunci îngerul a zis, Ascultă, părinte, și-ți voi arăta adevărul lucrurilor. Cel din tâi ce ne-a primit este un iubitor de Dumnezeu și drept și își o averea după voia lui Dumnezeu, dar acel blid a fost agonisit pe nedrept și ca să nu piardă cu acela plata faptelor lui celor bune, de aceea a fost voia lui Dumnezeu ca să se piardă. Și mi-a poruncit mie ca să-l pierd, ca să-i fie lui viața curată și fără vicleșug. Iar celălalt ce ne-a primit, și acela este om smerit și cu fapte bune, dar acel copil al lui, dacă ar fi trăit, avea să fie vas rău al satanei, covârșind faptele bune ale părinților lui de aceea Dumnezeu a poruncit să moară așa de mic ca să se mântuiască sufletul lui. Atunci starețul a zis, Bine cu acelea, dar aici ce ai de zis? Să știi, părinte, că stăpânul acestei curți este un om rău și năpăstuitor și vrea să facă rău la mulți, dar nu poate din pricina sărăciei lui. Moșul lui, când a zidit acest zid, a ascuns în el bani mulți și de ași fi lăsat să cadă zidul, el ar fi găsit aurul acesta și l-ar fi cheltuit în faptele lui cele rele. Și de aceea a fost voia lui Dumnezeu ca să se întărească zidul acesta, ca să nu afle acest om rău aurul ce este ascuns în el și să-l risipească în poftele lui cele rele și în smintea la oamenilor. Ci la vreme, Dumnezeu îi va arăta unui om bun ca să-l cheltuiască în lucruri bune. Acestea, părinte, sunt judecățile lui Dumnezeu pe care doreai să le știi. Deci, du-te dar la locul tău și nu te mai îngriji pentru lucrurile lumii, în ce chip și pentru ce se fac. Pentru că judecățile lui Dumnezeu sunt un adânc mare, precum zice psalmistul, și căile lui sunt nenumărate și nepricepute și omul nu poate să le cunoască cu deamănuntul pe toate ci să petreci numai cum zice Scriptura. Omul din credință va fi viu, adică omul cel drept se va mântui prin credința în Dumnezeu, crezând că el este judecător drept și nu face nicio strâmbătate și toate câte le îngăduie să se facă, cu dreptate se fac. Psihastrul, pauzind acestea de la îngerul acela, a dat laudă lui Dumnezeu și, întorcându-se la locul lui, n-a mai cercetat nimic. Povestire despre un monah care a scos pe mama lui din iad cu milostenii și rugăciuni. Un monah ne-a povestit zicând M-am dus odată la sfințitul Teodorit, patriarhul Antiohiei, care, silindu-mă să stau și să mănânc acolo, mi-a spus acestea. Cu puține zile mai înainte a venit aici un străin nespălat, păros și îmbrăcat cu haine de păr, pe care l-am poftit să șadă și să mănânce cu noi. Când a venit și a așezut lângă mine, am văzut că mânca cu mâna stângă, iar cea dreaptă o avea înfășurată până la cot cu o bucată de rasă veche. Atunci am zis către el, Frate, pentru ce mănânci cu mâna stângă? Iar el mi-a zis, Iartă-mă, preasfințite stăpâne, am o patimă și pentru aceea nu pot și l-am silit mult să-mi spună pricina, dar n-am putut să-l înduplec. Atunci eu în glumă am apucat acea bucată veche de rasă și dându-o la o parte, am dezvelit mâna și îndată a ieșit o mare putoare grea și nesuferită. Iar eu, zice patriarhul, mirându-mă de aceasta, am început să silesc pe omul acela să-mi spună ce este acea minune. Iar el, suspinând tare, a început să-mi zică. Eu, preasfințite stăpâne, am avut o mamă frumoasă care a rămas văduvă de tânără, avându-mă copil numai pe mine. Și fiindcă a murit bărbatul ei și tatăl meu, s-a dat la beții, la mâncări și la desfrânări, încât din desfrânare și-a adunat nenumărați bani. Făcând acestea mulți ani, a murit ticăloasa. Iar eu, venind în vârstă, mi-am venit în simțire și mă gândeam ce să fac cu atâta bogăție. Și dorind să mă lepă de lume și de cele din lume, am hotărât în inima mea, zicând... Să nu-mi fie mie stăpâne Doamne și Dumnezeul meu să opresc ceva din bogăția cea necurată, ci toate le voi împărți la săraci și la biserici pentru sufletul cel ticălos al maicii mele. Așa, cu darul lui Dumnezeu, pe toate le-am împărțit cu bunăvoie și cu credință și nu a mai lăsat nimic pentru mine, fără numai hainele pe care le purtam. Pe urmă mă gândeam, oare cum să înțeleg sau cine să mă încredințeze că Dumnezeu a primit banii care s-au împărțit la săraci, deoarece erau adunați din desfrânare? Și oare mama mea, cea ticăloasă, a avut vreun folos sau răsuflare din astfel de milostenii și plinoase? Deci m-am dus în Ierusalim la patriarh și am spus toate cele pentru mine. Iar el mi-a zis, Bine ai făcut, fiule, că ai purtat de grijă pentru mântuirea mai citale, că făcând așa, mai mult bine îți faci ție și îți mântuiești sufletul tău. Însă aici nu este vreunul dintre cei desăvârșiți ca să te încredințeze de ceea ce dorești, ci du-te în tebaida la schituri și acolo vei găsi bărbați purtători de Dumnezeu și înainte văzători care vor putea să te încredințeze și să ți descopere pentru ceea ce ceri prin rugăciune. De acolo m-am dus de îndată în tebaida la schit și acolo am auzit de la părinții cei cu și sfinți zicând... Nu se află la noi astăzi unul ca acesta, fiule, dar dacă vrei să ne asculți, du-te în pustia cea mai dinăuntru și acolo vei găsi un astfel de om al lui Dumnezeu, care poate să te încredințeze pentru aceasta. Nu te lenevi, fiule, ci du-te cu îndrăzneală, că Domnul este cu tine. Eu, luând pâine, apă și rugăciunile sfinților părinți, am umblat 30 de zile până când am găsit o peșteră mică și puțină apă, iar în prejurul apei erau urme de om, am bătut cu bucurie în poartă după obicei, iar dinăuntru a răspuns Sfântul Bătrân. Și ieșind afară, am făcut rugăciunea cea obișnuită a monahilor și am șezut. Atunci robul Dumnezeu mi-a zis, Bine ai venit, fiule, dar pentru ce atâta o ai făcut ca să vii până la noi? Dar spune mai întâi cum stau împărații. Țin dreapta credință, pieste pace. Cum petrece neamul creștinesc astăzi? Iar eu i-am răspuns Cu rugăciunile tale cele sfinte creștinești Trăiesc în viață încerească Drept slăvind pe Dumnezeu și petrecând în pace Însă, stăpâne al meu Am venit pentru o pricină până aici Și te rog să mă luminezi Pentru care pricină ai venit până aici? M-a întrebat bătrânul Iar eu i-am spus toate cele petrecute cu mine Pe cum am zis și mai sus Și la urmă am adăugat o, stăpâne al meu, te rog și mă cuceresc pentru Dumnezeu ca prin bine primitele tale rugăciuni și prin îndrăzneala ce o ai către Dumnezeu să mă încredințezi dacă ticăloasa mea mamă a primit vreun folos sau nu a primit. Și mi-a răspuns robului Dumnezeu, Cererea ta, fiule, este mai presus de puterea și vrednicia mea, însă ne rugăm lui Dumnezeu amândoi și ce va voi Dumnezeu, aceea ne va descoperi. Deci, făcând cu toiagul său din finic un cerc afară din peșteră, m-a pus înăuntru lui și mi-a zis Șapte zile să nu șezi, de vei putea, nici să bei, nici să mănânci, ci să te roși lui Dumnezeu ziua și noaptea ca să-ți împlinească cererea. Și eu voi face la fel în peșteră. Și bun este Dumnezeu, a toate știutor și cunoscător al inimilor și rărunchilor, ca să ne descopere nouă nevrednicilor cele după voia lui. Lăsându-mă afară în acel cerc, el a intrat în peșteră și după ce am petrecut șase zile și șase nopți, în a șaptea noapte am venit în uimire și am văzut în partea stângă un iezer cu noroi și putoare nesuferită și capete de oameni care se urcau și se coborau în adâncul lui și printre ei am văzut și pe mama mea, care și a urcat și se cobora în adâncul iezerului. Cum a văzut, a strigat zicând, Fiul meu cel bun, miluiește-mă! Și apoi s-a cufundat în adânc și iarăși ieșind până la piept, a strigat, Fiul meu prea dulce, miluiește-mă! Fiule, ajută-mă! Și iară s-a scufundat. Și ieșind a treia oară, a strigat mai tare, cu tânguire și cu multe lacrimi și suspine. Fiul meu, ajută-mă! Fiul meu, milostivește-te! Fiul meu, nu mă trece cu vederea nevoia aceasta! Iar eu, uitând primeștia, am întins mâna dreaptă și am apucat-o de păr, dar ea, cufundându-se, mi-a tras și mie mâna până la cot în iezer. Apoi am tras-o în sus și văzând în partea dreaptă o sternă cu apă limpede, curată și cu bun miros, am afundat-o în ea și spălând-o de noroiul cel puturos, am alăturat-o cu mulțimea cea îmbrăcată în haine albe, slăvind și binecuvântând și ea împreună cu ceilalți pe Hristos, Dumnezeul nostru. Când s-a făcut ziua, robului Dumnezeu m-a chemat și m-a întrebat de vedenie și spunându-i cum mi s-a arătat, îmi adeverea că și el a văzut la fel. Atunci eu l-am rugat pentru mâna mea, căci nu mai puteam suferi putoarea cea rea. Dar Sfântul mi-a zis, Pentru aceasta să nu ai supărare, căci aceasta este pecetea adevărului celor întâmplate, ca să credem și noi și cei care vor auzi că vedenia este adevărată și nu nălucire și că Dumnezeu este puternic ca și după moarte să facă milă cu morții pentru care se fac milosteni și prinoase din toată inima, fiindcă îndurările lui sunt peste lucrările lui și câte le voiește le și poate. Și te încredințesc că Dumnezeu ar putea să-ți slobozească mâna de acea putoare, dar fiindcă așa a binevoit spre încredințarea multora, așa să rămână. După ce robul lui Dumnezeu a zis acestea, a tăiat o bucată din rasa lui cea veche, dar sfințită, cu care a înfășurat mâna mea și în data a încetat acea rea putoare și s-a făcut o bună mireasmă care întotdeauna rămâne când mâna este înfășurată în ea. Dar când o iau de pe mână, iarăși iese acea putoare. După aceasta mi-a zis Sfântul, Fiule, Iată, ai umblat atâta cale și mult te-ai ostenit și nu ai nici merinde ca să te poți duce înapoi. Ce să facem ca să te duci fără osteneală? Și în timp ce zicea acestea către mine, a început să sufle austrul, aducând de la apus nori de grindină. Atunci sfântul bătrân a zis, îngere care chivernisești norii, îți poruncesc în numele Domnului nostru Isus Hristos, care chivernisește toată lumea cu mâna lui cea toțiitoare, să iei pe fratele acesta pe nor și să-l duci la locul lui ca să propovăduiască slava lui Dumnezeu. Că puternic este Dumnezeu să împlinească cererile acelora care cer drept și fără îndoială, făcând milostenii pentru morți sau pentru vii că îndurările lui sunt peste lucrurile lui din neam și până neam spre cei ce se tem de el. Și îndată m-a ridicat norul și m-a dus la casa mea, precum pe avacum la groapa lui Daniel, și am slăvit și lăudat din toată inima pe Domnul nostru Isus Hristos, a căruia este slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Vedenia din trapeza mănăstirii Vatopedu, Munteleatos Într-una din zile, când părinții mâncau în trapeză după obiceiul chinoviei, s-a început, împotriva bunei covințe, vorbă între ei, iar din vorbe, puțin câte puțin, s-a pricinuit tulburare și citețului și ascultătorilor. Și cu toate că egumenul le-a spus începătorilor acelei neorându el să tacă, ei nu încetau iar vorbirea la masă între monach este oprită, căci împreună cu mâncarea cei mai răfnitor se roagă și cu mintea, fiind atenți și la citire. În trapeză se afla atunci și fericitul Sava. Egumenul, pauzind acea tulburare, mai întâi a răbdat tăcând, apoi pornindu-se cu dreaptă mânia asupra tulburătorilor și ridicându-și fața și glasul, i-a mustrat înfruntându-i aspru pe acei vorbitori în deșert, ca cei ce mâncau ca dobitoacele cele nesimțitoare, fiindcă sfinții părinți zic că trapeza de obște unde nu se aude cuvântul lui Dumnezeu, nu se deosebește nici de cum de ieslea dobitoacelor celor necuvântătoare. Căci cum este cu putință ca noi, oamenii cei cuvântători, să mâncăm ca barbarii, dându-ne la vorbiri de șarte, la beții și tulburări? Înfruntând egumenul cu astfel de cuvinte aspre pe aceea, căci era aspru din fire și iute, a încetat citirea, de asemenea și pricinuitorii tulburării au tăcut. Dar el nu înceta, înfruntând pe toți de obște, până când au ieșit toți din trapeză și s-au dus la chiliile lor. Unii din părinți au suferit cu blândețe mânia mai marelui lor, socotind că bine și cu drept cuvânt a mustrat pe acei tulburători, iar alții îl judecau că fără socoteală și-a vărsat mânia așa asupra celorlalți. Toate acestea văzându-le unul din părinți și anume apostol, care și el era împotriva egumenului și neputând deosebi adevărul, a alergat la Marele Sava ca cel ce era plin de duhul sfătuirii și al înțelegerii, putând a judeca drept și după Dumnezeu și arătându-i cugetul sufletului său, l-a rugat să-i spună ce părere are de cele întâmplate în trapeză, iar minunatul bătrân zise Și eu, fiule, eram în nedumerire din această pricină, dar ascultă vedenia ce mi s-a arătat și vei înțelege." când egumenul s-a tulburat de convorbirea cea deșartă ce s-a născut între părinți în timpul mâncării și a început din înălțimea scaunului său să-i sfătuiască și să-i înfrunte aspru pe călugări, după cum ai văzut, pe toți a cuprins paima și frica. Atunci eu, ridicând ochii către egumen, am văzut o minune prea slăvită și cu adevărat plină de toată bucuria pentru că de la scaunul gumenului au ieșit doi îngeri, a căror față era ca lumina fulgerului și care prevărsau raze mai luminoase decât soarele, încât toată trapeza strălucit de Dumnezeiască lumină. Și amândoi erau veseli și frumoși foarte, privind cu dulceață și veselie și vorbe dulce și din buzele lor. Și erau pregătiți să împartă daruri scumpe fraților ce mâncau. În sfârșit, și-au întins mâinile și au început să împartă. Unul dintre ei ținea în mâini coșuri de aur curat, în care erau tot felul de poame și dulcețuri scumpe și strălucite, foarte mirositoare, dulci la gustare și plăcute la vedere. Mai avea și felurite buchete de flori, roze, albe, argintii și roșii, purpuri și crini, unii albi ca zăpada, iar alții de culoarea mărgăritarului, și alte mii de flori în mii de culori, care au un miresmat tot văzduhul. Mai avea însă și miruri prețioase și tămâie foarte plăcut mirositoare. Și în scurt, să zic, avea tot ce este frumos la vedere, dulce la gustare și plăcut la mirosire iar celălalt înger împărțea bunătățile cele zise mai sus călugărilor care ședeau la masă. Însă nu primeau toți la fel din acele daruri. Unii luau cu un destulare, alții deloc. Iar ce este de mirare este că acei îngeri dumnezeiești, înconjurând toate mesele, împărțeau celor vretnici din acele bunătăți. Cei ce aveau ochii sufletului mai sănătoși și puteau să vadă razele soarelui, acelora îngerile revărsau pe față și în sânurile lor acele bunătăți cerești și se părea că ei se îndulcesc cu totul de acele gustări și mirosuri. Dar aceștia erau numai acei care sufereau cu îndelungă răbdare sfaturile și înfruntările aspre ale egumenului și împreună cu cei ce sufereau cu bunăvoință, cu smerenie și cu liniște, se bucurau îngerii și se veseleau privind la mulțimea darurilor ce le primeau aceia. Și zâmbindu-le cu fața lină, le șopteau oarecare cuvinte la ureche, cuvinte pe care îngerii le-au vestit păstorilor la nașterea Domnului. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Și iarăși, Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune, precum și acele cuvinte tainice din Apocalipsă, cupe de aur pline de tămâie care sunt rugăciunile Sfinților. Deci, care îi primeau din această strălucire a îngerilor și se ungeau cu mirurile ce li se dădeau, se arătau cu fețele luminoase, line și îndumnezeite și pentru aceasta atrăgeau darurile către ei, primindu-le în mâinile și sânurile lor cu toată mulțumirea sufletească după zisa, celui ce are îi se va da și va prisosi iar câți erau nesuferitori și neprimitori de părinteștile mustrări și cugetau în inimile lor răzbunare, vai! Se întorceau de bunăvoia lor de la această strălucitoare revărsare de lumină și chiar de se întâmpla să se atingă de ei ceva din acele daruri dumnezeiești, le alungau de la ei ca niște nebuni. Pentru aceasta sfinții îngeri, întristându-se și mâniindu-se, nu mai băgau seama la ei, nici nu le dădeau ceva din acele daruri cerești ce le purtau în mâini. Căci se împlinea Dumnezeescul glas și celui ce îi se pare că are ceva și aceea se va lua de la dânsul. Deci îngerii, întorcându-se de la acei nerecunoscători, care de bunăvoia lor s-au lepădat de putința de a vedea lumina raiului, i-a lăsat în întuneric și amărăciune, în ură și în tristare sufletească și trupească. Și străbătând toată trapeza, umpleau mesele și sânurile celor vrednici de toate bunătățile cerești, cum am spus mai sus. Acestea fiule, văzându-le și eu și umplându-mă de nespusă bucurie și îndulcire, întindeam mâinile și deschideam sânul și îndreptam fața cu nesați pentru a mă împărtăși de acele bunătăți ce nu se pot spune. Căci cine nu ar fi primit aceste daruri? Doar cei întunecați și împietriți cu inima. Deci mă rugam ca egumenul să nu înceteze din certări și înfruntări, ca nu cumva și îngerii să înceteze a împărți. Și cu cât egumenul înfrunta mai aspru, cu atât îngerii împărtășeau trapeza de mai multă lumină cerească și umpleau pe cei blâns și simpli de îndoite daruri și nespusă strălucire cerească. După acestea, sculându-ne de la masă și ieșind toți din trapeză împreună cu egumenul, căruia îi urmau îngerii, ținând darurile în mâini, am intrat în pridvorul bisericii, unde egumenul, așezându-se pe scaunul cel de acolo, a început iarăși înfruntările sale pentru tulburarea cea din trapeză. Atunci îngerii au început din nou a-și îndeplini minunata lor slujbă, înconjurând și împărțind fraților cu multă bunăvoință daruri de tot felul, până ce egumenul a dat tuturor fraților iertare și binecuvântare după obicei. Și privind cu mare băgare de seamă pe frații ce ieșeau, am văzut că unii din și tulburători puneau metanie și cereau iertare cu smerenie adâncă, cărora îngerile împărțeau cu multă bucurie și bunăvoință din toate darurile, șoptindu-le la ureche și oarecare cuvinte tainice și zâmbindu-le cu bunătate, le puneau în mână câte un band de aur prea minunat și strălucitor iar la cei frați care puneau metanie cârtind și fără de niciun respect, ci din silă, îngerii nu voiau nici să-i privească, întorcându-se cu dispreț de la ei și se duceau cu totul deșerți. șerți. după ce s-au dus toți frații împreună cu egumenul la chiliile lor, îndată au dispărut și acei îngeri minunați. Auzind acestea călugărul apostol de la sfântul bătrân Sava s-a îngrozit cu totul că încă nu știa că el este văzător de descoperiri dumnezeiești și de atunci s-a lipit cu totul de bătrân până la moartea lui. Acestuia i-a arătat sfântul toate tainele vieții lui, toate vedenile și descoperirile ce i s-au făcut, precum și toate ispitele care le-a suferit în toate locurile, atât de la oameni cât și de la draci, pe care, după adormirea sa, apostol le-a spus preasfințitului patriarh Filotei al Constantinopolului, care le-a scris Vedenia unui cuvios bătrân Un sfânt a povestit zicând în postul mare, când stăteam noaptea la rugăciune, mi s-a răpit mintea mea, și trecând de cerul acesta, am ajuns la o cetate mare, a cărei frumusețe omul nu o poate spune. Că zidirea ei era cu bună cuviință, iar măreția ei și strălucirea podoabelor ei erau nespuse. Și era acolo popor nenumărat, și toți aveau cununi pe capetele lor, iar cununile și podoabele lor nu erau la toți la fel căci la unii erau ca aurul, la alții ca argintul, iar la alții ca arama, la alții ca fierul, iar la alții ca soarele. Atunci, ducându-mă, am întrebat pe unul care avea cununa și podoaba castră lucirea soarelui, zicându-i, Frate, ce nevoință ai făcut în lume de a-i aflat atâta slavă? Iar el mi-a zis, Frate, eu în viața mea am fost bolnav de lepră și sărac, dar fiindcă, fără de cârtire, am răbdat neputințele mele, Dumnezeu mi-a dăruit acestea pe care le vezi. lăsându l pe acela, m-am dus la altul, care avea cu un una cazorile de dimineață, paurită și împodobită cu pietre scumpe și mărgăritare. Și l-am întrebat și pe acesta la fel, iar el mi-a zis, eu am fost monah și am petrecut toată viața mea după rânduia la monahicească și am suferit multe ispite de la oameni și de la draci. Iar la bătrâneții m-au făcut episcop și am economisit episcopia cu plăcere de Dumnezeu. Pentru aceasta Dumnezeu mi-a dăruit toate acestea pe care le vezi. Mergând la altul, care avea cunună și podoabe de argint, l-am întrebat și pe acesta ce a făcut, iar el mi-a zis eu am fost Mirean și mi-am luat femeie și mi-am petrecut viața în frica de Dumnezeu, în dragoste spre toți, în milostenie după putere la săraci, în plecarea genunchilor pe care totdeauna le făceam și m-am păzit de toate răutățile. Pentru aceasta Dumnezeu mi-a dăruit acestea pe care le vezi. Apoi m-am dus la alții doi care aveau cununi de fier și de aramă, cu fețele ca ale tuturor oamenilor și cu hainele ca și cum erau spălate de murdărie și am întrebat și pe ei ce au făcut, iar ei mi-au răspuns. Noi am petrecut tinerețile noastre în multe păcate, iar la bătrânețe ne-am pocăit și ne-am mărturisit. Și iată că am venit și noi la acest luminos loc pentru care slăvim pe Dumnezeu împreună cu ceilalți. Așa a luat sfârșit vedenia, și venindu-mi în sine și gândindu-mă la bucuria și despătarea vieții celei veșnice, care au câștigat tot cei ce au viețuit aici bine, am slăvit pe Dumnezeu, a cărui este slava și stăpânirea în veci. Amin. Vedenia unui purtător de semne Un mare sfânt, purtător de semne, a venit într-o sărbătoare în mănăstire și a stat în biserică, că era priveghere. Când frații cântau psalmii lui David, au văzut îngeri care veneau și cântau împreună cu ei. Iar după priveghere, îngeri au pus la poarta bisericii vase de cristal și împărțeau fraților daruri. Unuia îi dădea un ban de aur, altuia un ban care avea chipul lui Hristos, la altul un ban de argint cu semnul crucii, unuia îi dădea un ban de aramă fără însemnare pe el, la alții anaforă, pe unii îi pecetluiau pe mâini cu mir bine mirositor, pe alții tămâiau, unora nu le dădea nimic, iar unii ce luau de la îngeri le lăsau în biserică și ieșau de șerți. Acestea, văzându-le sfântul, se mira că, deși toți au făcut aceeași ostenea la privegherii, nu au luat aceeași plată. Și rugându-se lui Dumnezeu pentru aceasta, i s-a descoperit de sfântul înger care i-a zis Cei ce au luat banul de aur de săvârșit au fost cei ce au privegheat de cu seară până dimineață. Cei ce au luat pe cel de argint, au fost cei ce au privegheat de la miezul nopții până dimineață, cei ce au luat banul de aramă fără pecete au fost cei care au luat aminte la laude și la psalmi. Cei care au luat câte o prescură au fost cei care au luat aminte la cuvânt. Cei ce au luat anaforă au fost mirenii care au privegheat. Cei unși cu mir sunt cei care fac ascultare totdeauna de egumenul și de ceilalți părinți și frați, căci Dumnezeu primește de la unica aceștia ostenerile ca un mir de bună mireasmă cei ce au fost tămâiați sunt cei care vin la biserică, dar numai atunci își vin în simțuri, iar în afară de biserică sunt nesimțitori și trăiesc nebunește. Cei ce n-au primit sunt cei care își cheltuiesc viața lor în lenevire și nu se luptă cu patimile lor. Iar cei ce au luat și iar au lăsat sunt cei care citesc cărțile cele elinești și se îndelednicesc cu ele, împuternicindu-se numai în slavă de șartă, în mândrie și pricină de cuvinte, iar cărțile cele folositoare de suflet nu le ascultă. Acestea, văzându-le cu viosul acela, a spus fraților și folosindu-se mult, au slăvit pe Dumnezeu și pe Sfântul lui. Cuvânt al părintelui Elisei A zis Ava Elisei, când Ava Petru, ucenicul lui Ava Isaia, m-a făcut călugăr, eram de 20 de ani și eram mânios, iubitor de slavă de șartă și amăcit, voind să port numai rase subțiri și frumoase. Deși bătrânul meu mă sfătuia totdeauna, eu nu puteam să mă las de obiceiul cel rău. Și mă sileam după puterea mea să mă stăpânesc, dar mă biruiam de mânie și mă sfădeam cu frații. Petrecând în schit 5 ani, m-am împrietenit cu un frate care, asemenea cu mine, supărat de gânduri și mândru, și ne-am învoit amândoi să mergem la Ierusalim să ne închinăm. Și aceasta din îndemnarea diavolului care ne trăgea spre amăgire prin trândăvirea noastră pentru ca să pierdem vremea mântuirii. Și am spus bătrânului meu să mă binecuvânteze ca să mă duc cu acel frate la Ierusalim să mă închin. Dar bătrânul meu mi-a zis. Șezi, fiule, și rabdă în chilia ta. plânge păcatele tale și fă puținul tău canon fără tulburare și nu te face ca aceia care au pierdut pe Dumnezeu prin întâlniri și aleargă prin multe locuri și se prăpăstuiesc. Fiule, Dumnezeu este nescris în prejur și stăpânirea și mila Lui sunt întinse pretutindeni, după cum zice Scriptura. Aproape este Domnul de toți cei ce îl cheamă pe el într-o adevăr. Și nu s-o că numai în Ierusalim se află Dumnezeu sau numai în bisericile cele frumoase și împodobite cu stâlpi și marmură și scrise cu litere poleite, ci el locuiește în fiecare biserică și paraclis al credincioșilor și pretutindenea se află până unde se unește sufletul cu trupul. Și acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor, spune Sfânta Evanghelie. Dar eu nu m-am înduplecat și îl rugam pe părintele meu să-mi dea voie să mă duc la Ierusalim zicându-i Mă voi întoarce de grab și Dumnezeu văzând o la mea o va îndrepta spre binele meu. Iar bătrânul văzând neînduplecarea mea a zis Du-te la chelar și spune-i să-ți dea o ceapă, un usturoi și un ardei roșu. Și aducându-le, bătrânul le-a înfășurat într-o basma, făcând trei noduri și dându-mi-o, mi-a zis. Ia aceasta și păzește-o bine și când vei ajunge la trei mile de părtare de Ierusalim, scoate-o din traistă și pune-o în sân și să o ai cu tine în toate închinăciunile, chiar și când te vei împărtăși. Iar când te vei duce la râul Iordan, să o înmoi în apă și să-mi o aduci înapoi. Iar eu i-am zis: Părinte, nu este păcat să țin la mine ceapă usturoi și ardei când mă împărtășesc? Acest păcat să-l am eu, a zis bătrânul, că voi să fac din ele doctorii. Atunci eu le-am luat și m-am dus la Ierusalim, iar după trei luni m-am întors la mănăstire. Privindu-mă bătrânul, eu mă fățărniceam ca am vie și umilință. Iar după puține zile am început iarăși lucrurile cele din tâi, să mă mâni, să mă iuțesc și să mă împodobesc. Când m-am sfădit prima dată, bătrânul a tăcut, de asemenea și a doua oară. Iar a treia oară, bătrânul s-a tulburat și m-a chemat, zicând mi cu liniște. Dă-mi amanetul pe care ți l-am dat când te-ai dus la Ierusalim, atunci eu am adus legătura cea cu trei noduri, pe care, luând o bătrânul, a dezlegat-o. Dar eu m-am îniat să o cotin că bătrânul bănuiește că le-a mâncat. Și arătându-mi ceapa, îmi spuse, Ce este aceasta?" Ceapă apă este?" îi zic eu. Și arătându-mi usturoiul, îmi zise, Și acesta este usturoi?" Da," îi zic. Pe urmă ia și ardeiul și îmi zise, Bia și mănâncă din el, nu cumva nu arde. Iar eu, gustând, mi-am ars gura și am zis, este din cei foarte iuți. Atunci bătrânul suspinând, ne zise, vai, ceapă, usturoi și ardei s-au dus la Ierusalim și la Iordan și tot așa au venit înapoi, neschimbându-se deloc. Și s-a dus bătrânul plângând. Atunci eu mi-am venit în sine și am cunoscut ceea ce s-a făcut și am plâns cu amar. Și am zis, precum sfințenia Ierusalimului n-a schimbat ceapa, usturoiul și ardeiul, tot așa nici eu nu mi-am schimbat răutatea, viclenia și obișnuința ce Și am cunoscut că fără silință și nevoință până la sânge, omul nu poate să dobândească fapta cea bună și ducându-mă, am scris pe cei patru pereți ai chiliei mele, ceapă, usturoi și ardei, și am zăbovit șase zile și șase nopți, cugetând la aceasta. Ceapă, usturoi și ardei m-am dus la Ierusalim și ceapă, usturoi și ardei m-am întors înapoi. Iar când mă porneam cu mânie sau iuțime, îmi aduceam aminte de ceapă, usturoi și ardei și așa cu darul lui Dumnezeu și cu rugăciunile bătrânului a biruit patima mâniei a grăirii împotrivă și a împodobirii trupului cu rase subțiri. Domnului nostru Iisus Hristos să fie slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aflându-mă eu odată în partea de Baidei, pentru folosul și încredințarea cea de la părinți, bărbați cu fapte bune, care locuiau acolo pusticindu-se, aveam multă grijă și o sârdie să aud învățăturile cele mântuitoare și folositoare de suflet și cuvintele cele duhovnicești ale oamenilor celor cu adevărat cerești și îngeri pământești, ca să le am în cugetul meu și să iau ceva roadă bună. Și între celelalte povestiri care se spuneau spre folosul celor ce ascultau, unul din bătrânii zici mai sus Avă bătrân cu vârsta și renumit în viața monahicească, a zis și această istorioară vrednică de pomenire. S-a întâmplat odată de a trecut prin părțile acelea un pustnic vestit în fapte bune. Și mulți, ascultându-l și folosindu-se, își mărturiseau la el păcatele lor. Între ei s-a aflat și un om cu simplitate și fără răutate, cu meșteșugul păstor, care din copilăria lui s-a hrănit și a crescut în pustie, neștiind altceva fără numai apaște oi. Pe acesta, cuviosul a început a-l întreba și a-l cerca în chip duhovnicesc, ispitind adâncul inimii lui să cunoască dacă nu cumva și el, ca un om purtător de trup, a făcut vreo greșeală ca să-l îndrepteze. După ce l-a mărturisit cu deamănuntul după rânduială, l-a întrebat și despre păcatele cele de moarte, unul câte unul, ca să poată să răspundă mai ușor. Dar el mereu zicea că are dorință să se mântuiască și să ajungă cu lesnire în rai. Atunci, bătrânul l-a sfătuit să se țină totdeauna de calea cea dreaptă ca să afle ceea ce dorește. Iar acela i-a răspuns cum că are trei zile de când tot umblă pe cale dreaptă și nu dorește altceva, fără numai mântuirea lui. Și văzând cu viosul simplitatea și nerăutatea lui a să fie primit în mănăstirea de acolo, de aproape. Egumenul l-a primit cu bucurie ca pe un trimis al lui Dumnezeu, l-a făcut monah, îmbrăcându-l în chip monahicesc și a să îngrijească biserica. Iar el a primit cu bucurie și își făcea slujba fără lenevire. Într-una din zile, egumenul s-a dus la el și l-a aflat că îngrijea și curăța biserica și îl sfătuia ca să facă cu grijă și cu o sârdie slujba lui ca să aibă plată de la Dumnezeu și să ajungă de grabă în raiul pe care îl dorește. Iar el a pus metaniei egomenului și a zis Îți mulțumesc, Sfinte Părinte lui Dumnezeu și cinstite stareți, că mă sfătuiești cele mântuitoare, însă și eu te rog pe sfinția ta ca să-mi spui ceva. Acela care șade de sus, deasupra, pe bolta bisericii, ca legat și nu poate să se miște, nici să se pogoare deloc, și care nici n-a mâncat nimic de când a venit eu în biserică. Cine este? Și zicea acestea, neștiind că este Hristos, zugrăvit sus ca de obicei. Și mirându-se pe gumenul de nevinovăția și nerăutatea inimii lui, i-a zis glumind. Acesta pe care îl vezi acolo sus avea în grijă biserica mai înainte de tine și fiindcă nu îngrija cu o sârdie și cum se cuvenea, l-am canonisit să stea acolo sus precum vezi. Pentru aceasta, ia aminte și tu, să nu pățești asemenea. După ce a auzit acestea, acel om cu adevărat binecuvântat și fără răutate, a tăcut, nemai zicând nimic egumenului. Dar seara, după ce și-a luat merticul său de pâine de la Chelar, s-a dus înăuntru bisericii. Și după ce s-au liniștit toți părinții, el, crezând de adevărate cuvintele egumenului, pe care i le-a spus glumind, cum că stăpânul Hristos a fost slujitorul bisericii și pentru că nu făcuse cu o sârdie slujba lui, l-a canonisit să stea acolo sus, de jos l-a chemat să se pogoare, mâhnindu-se și durându-l inima pentru el și a zis ca și către un viu, Pogoare-te, frate, ca să mâncăm! Iar cel ce locuiește în cei smeriți și blânzi și fără răutate, Domnul cel smerit, cel ce se odihnește în inimile oamenilor blânzi și iubește smerenia și nerăutatea, a zis o minune. Mă tem să mă pogor, ca nu cumva să afle gumenul și îți va face ceva rău și vei avea necaz din pricina mea. Iar cel smerit a zis iarăși, Pogoare-te fără îndoială și fără frică, că toți se liniștesc și dorm și eu am ușile încuiate bine și nu ne va simți nimeni că mi este jale de tine să stai flămând atâtea zile. Și martorul este domnul că de nu te vei pogărâ, nici eu nu voi mânca. Atunci s-a pogorât Hristos cel arătat și, șezând, mâncau și vorbeau împreună, veselindu-se. Și făcându-se acestea în toate serile, trecând câtva timp, s-a auzit în mănăstire că monahul cel nou are pe cineva cu care vorbește în biserică. Și se mirau toți știind bine că acolo, înăuntrul bisericii, nu era nimeni și nici cu putință să se afle altul în ceasul acela în care toți se odihnesc. Și de multe ori se duceau și băteau la ușă pe din afară ca să vadă cu cine vorbește. Dar îndată ce făceau zgomot cei din afară, cel ce mânca cu monahul cel simplu se scula de grabă de la masă, se înălța sus și ședea la locul lui, nemișcat și fără să grăiască, ca și mai înainte. Atunci călugărul nostru deschidea ușa și, intrând monahii, îl întreba cu cine a vorbit, iar el se lepăda zicând că nu este nimeni, ci numai el singur. Și, neaflând nimic, se întorceau mirându-se. După mai multe zile, fiindcă tot se auzea vorbire înăuntrul bisericii, călugării au pus un frate care era mai iubit acestuia decât alții, ca să-l întrebe, făgăduindu-se cu jurământ, ca să nu spună la nimeni. Așadar, ducându-se fratele acela, îl întreba cu dinadinsul, dar el nu voia să măturisească adevărul. Însă mai pe urmă, după ce l-a jurat, abia i-a spus pricina cu sila cum că se pogoară stăpânul nostru Iisus Hristos, pe care el îl socotea că stă pentru certarea egumenului și mânca și vorbea împreună cu el. Și cum că cel ce i s-a arătat i-a făgăduit pentru binele ce îl face de-l ospătează mereu care să-l ia în casa tatălui său, să-i facă un ospăț minunat și atât de dulce, încât să nu-l uite niciodată, încredințându-l că are un tată prea bogat și prea bun. Acestea, dacă le-a auzit acel prieten al lui, înspăimântându-se, binecuvânta pe Dumnezeu pentru minuna pe care i-a învrednicit a o auzi. Și alergând de grabă, a povestit egumenului totul, mirându-se și el mult după ce a auzit și a câștigat mare evlavie față de monahul acela și, chemându-l îndată, voia să audă și din gura lui acea vedere minunată și făcătoare de bucurie. Întrebându-l, mai întâi nu voia să spună, pricinuind că fără de vină îl clebetește prietenul lui, spunând lucruri pe care el nu le-a văzut. Și acestea o făcea că se temea ca să nu se mânie egumenul pe cel ce era canonisit, că mănâncă, bea și vorbește împreună cu el, ca să-i mai dea și al canon. Dar fiindcă egumenul îi dădea îndrăzneală și îl jura ca să-i spună tot adevărul, i-a spus cu deamănuntul toate și la urmă a cerut voie de la egumen să-l lase să meargă la ospățul pe care i a făgăduit prietenul lui și care îl va face în casa tatălui său. Iar egumenul i-a făgăduit că îl va lăsa cu bucurie numai dacă și el va făgădui că îl va chema la acel ospăț. Atunci cel fără răutate i-a făgăduit că va pune o sârdie să roage pe prietenul lui ca să lea și pe egumen la o După înțelegerea aceasta s-a dus iarăși la biserică și după ce a noptat, luându-și după obicei merticul său, porția de pâine, a închis bine ușile și a chemat iarăși pe fratele ca să se ospăteze. Și în timp ce mâncau și vorbeau împreună despre bunătățile pe care avea să le dobândească în casa tatălui său, monahul și-a adus aminte și de egumen și se ruga cu din adinsul să-l primească și pe el la acel ospăț. Iar stăpânul Hristos i-a răspuns că egumenul nu este vrednic să se împărtășească nici din fărămiturile ce cad din masa aceea și a spus să nu-l mai supere pentru aceasta că nu se poate. Și făcându-se dimineața, egumenul aștepta răspunsul cu frică și cu cutremur voi să știe de primește și pe el stăpânul Hristos să se odihnească cu sfinții lui. Și auzind de la cel fără răutate că nu este vrednic să dobândească astfel de veselie, s-a mâhnit foarte tare și a rămas în mare necaz cu inima. Dar știind noianul cel nemărginit al milostivirii lui Dumnezeu, că face voia robilor lui celor simpli și fără răutate, precum era și acesta despre care ne este cuvântul, a căzut la picioarele lui și se ruga cu lacrimi zicând Fiule, roagă pe iubitorul de oameni Dumnezeu să nu mă urască pe mine păcătosul, pântinatul și nevrednicul, mai mult decât toți oamenii, ci să merg și eu împreună cu tine la acea cină cerească. Roagă și silește pe cel nesilit, de bieste cu putință să mă ierte, că știu că poți să te asculte pentru simplitatea și nerăutatea fericitului tău suflet. Cu acestea și altele mai multe, fiind rugat acel monah de către egumenul lui, noaptea, când a să mănânce iarăși cu stăpânul nostru Hristos, i-a spus din nou despre egumen, dar domnul i-a răspuns. Ți-am spus, frate, că nu este vrednic din pricina neînfrânării lui și să nu-ți pese de el. Atunci, cel simplu și fără răutate, a zis stăpânului Hristos, Bine ai zis că gumenul nu este vrednic de masa cea de sus, dar pentru pâinea cu care ne-a hrănit atâtea zile, care, dacă ne lipsea, muream de foame, primește-l. Oare să nu-l primești pentru această facere de bine a lui?" Atunci stăpânul Hristos, văzând nerăutatea și multa iubire de oameni a sufletului celui următor lui Hristos și zâmbind pentru cuvântul lui, a zis Pentru dragostea ta?" și pentru grija ce o ai pentru aproapele tău și pentru ca să nu te mâhnesc, îl primesc. Spune-i dar să se îndrepteze bine și după 8 zile să veniți amândoi, împreună, la bucuria cea pregătită. Și ieșind afară, monahul cel simplu a spus această veste prea veselitoare și plină de bucurie pe gumenului, mai întâi să se pregătească prin mărturisire și pocăință în acele opt zile și apoi să meargă împreună cu el. Iar egumenul s-a bucurat foarte mult și îndreptându-se prin măturisire și pocăință adevărată, cu inimă înfrântă, după 8 zile, împărtășindu-se cu preacuratele și de viață făcătoarele lui Hristos taine, bolnăvindu-se puțin, s-a odihnit în Domnul Dumnezeul nostru. Iar cel simplu și-a dat sufletul său cel sfânt, acolo unde mânca și vorbea cu dulceață cu iubitul său stăpân. Și așa s-a suit egumenul cu cel simplu la viața cea fericită și nesfârșită pe care să dea Dumnezeu să o dobândim și noi cu darul lui. Amin. Povestire foarte folositoare și minunată despre un oarecare preot nevrednic care a trăit 370 de ani în timpul când a mărturisit marele mucenic Mercurie în secolul IV, era într-un sat un preot bețiv care mai totdeauna ședea în cârciumă cu bețivii. Într-o zi, o slușnică, trimisă de boierul satului aceluia, a venit la casa preotului și, aflând numai pe preoteasă, i-a zis Unde este părintele?" Nu știi că este la cârciumă?" a răspuns preoteasa. Stăpânul meu m-a trimis să-i spun că mâine vrea să facă liturghie pentru pomenirea părinților lui. Spuse servitoarea și plecă. Atunci preoteasa a zis unei slujnice, Eu mă duc la mama mea să mă culc acolo, iar tu, când va veni părintele de la cârciumă, spune-i să se odihnească bine, că mâine are să slujească liturghie. După ce s-a făcut seară, a venit și părintele, beat tare, și s-a culcat în patul lui. Dar slușnica, fiind îndemnată de diavol, s-a culcat lângă el. El, când s-a sculat, socotind că este preoteasa lui, s-a împreunat cu ea. Făcându-se ziua, a venit preoteasa și aflându-l în pat dormind, îi zise Scoală și citește pravila ta, că boierul cu tare are sfânta liturghie pentru părinții lui, dar preotul, întorcându-se pe partea cealaltă, a adormit iarăși și mai apoi iarăși i-a zis preoteasa, Nu ți-am spus să te scoli ca să slujești astăzi?" Iar preotul, zâmbind, i-a zis, Ce zici? Nu știi ce am făcut în noaptea aceasta? Și tu îmi zici că slujesc?" Preoteasa, mirându-se de cuvântul lui, l-a întrebat, Ce ai făcut? Că eu am dormit în casa tatălui meu." Atunci preotul i-a zis, în noaptea aceasta eu am căzut cu o femeie. Cine este aceea care m-a înșelat?" Preotea întrebând pe slușnică, ea a zis, Satana m-a îndemnat și m-a înculcat lângă el." Preoteasa, auzind aceasta, s-a mâhnit mult și a plâns, dar preotul i-a zis Taci, ca nu cumva acestea să ajungă la urechile stăpânitorilor că ne vor pedepsi Iar pe Dumnezeu o să-l îmblânzesc prin mărturisire că este îndurat și mult milostiv atunci și-a citit puțina lui pravilă și, rușinându-se de boierul acela, s-a dus să slujească. Și la sfârșitul proscomidiei, când a zis rugăciunea Dumnezeule, Dumnezeul nostru, cel ce pâinea cea cerească, a venit un înger ca să săvârșească tainele și văzând pe preot, i-a zis o, pafurisitule de Dumnezeu, cum ai îndrăznit să intri și să slujești sfintele taine? Nu știi că ești întinat și spurcat pentru păcatul ce l-ai făcut în noaptea aceasta? Noi, fiind netrupești și fără de materie, ne sfim să privim în fața fericitei dumnezeiri, ci acoperindu-ne fețele cu aripile, stăm cu frică înspăimântați. Iar tu, defăimând, ai îndrăsnit să lucrezi sfintele sfinților și cu gura voiești să le mănânci? Atunci preotul a zis către înger, fiindcă așa mă înfricoșezi, să fii și tu afurisit. Și, o minune, îndată i-au căzut aripile și a rămas ca un om în biserică. Iar preotul, neștiind aceasta, după dumnezeiasca liturghie, a venit în casa boierului și, ospătându-se în ziua aceea, s-a întors la casa sa. După câteva zile a murit un om în satul acela și au fost chemați preoții la înmormântarea lui, fiindcă satul acela era mare și avea mai mulți preoți. Fiind chemat și preotul cel bețiv, când i-a venit rândul să zică Ecfonisul, că tu ești învierea și viața și odihna, o minune! Mortul s-a sculat și a zis către el. Deși vei învia morți, dar a pune epitrahilul sau a sluji sau a lucra ceva din cele sfinte, nu vei putea, căci nu ești vrednic. Zicând mortul aceste cuvinte, a adormit iarăși, iar poporul și preoții, văzând această minune prea slăvită, s-au înspăimântat și au zis către preot. Ce este această minune mare și înfricoșată? Atunci preotul cel vinovat și-a mărturisit păcatul înaintea tuturor. Iar ceilalți preoți, auzind de acestea, i-au zis: De acum nu ne mai însoțim cu tine, fă ceea ce voiești. Ducându-se acasă, a zis către preoteasa lui: Ce să fac acum? Altă meserie, nu știu. Cum să vă hrănesc? decât numai să mergem în alt loc departe, unde nu ne cunoaște nimeni și acolo să petrecem cealaltă rămășiță a vieții noastre. Scurându-se, au mers în alt loc, unde nu-i cunoștea nimeni și slujea acolo. Și, o, oh, minune! După ce l-a furisit îngerul pe el, așa a rămas, numai fața lui s-a schimbat înegrindu-se. Și murindu-i preoteasa și copiii, el a trăit 370 de ani. În acel timp se afla în orașul acela un mitropolit vrednic de cuvânt și foarte drept. Și venind pomenirea marelui mucenic Mercurie, unul dintre boierii orașului aceluia a făcut prăznuire la pomenirea sfântului și a chemat și pe mitropolit. Și printre cei de față se afla și preotul cel a furisit. La masă, arhiereul a început să spună viața și pătimirile mucenicului pe larg celor ce ascultau, iar preotul, tăind vorba arhiereului, a zis Preasfințite stăpâne, tu din carte știi viața și mucenicia Sfântului Mercurie, dar eu o știu mai bine că eram de față și am văzut bine pe mucenicul care se nevoia și pătimea. El era vecin cu mine și de multe ori am mâncat împreună cu el. Iar arhiereul, auzind, s-a mirat și privind spre el, a zis tu abia ai 40 de ani și cum zici că ai văzut pe Sfântul? Că de când a mărturisit el sunt 370 de ani. Nici născut nu erai și zici că l-ai văzut pe el. Iar preotul a răspuns, adevărat zic și nu mint. Atunci arhereul a înțeles că este ceva cu el și, luându-l deosebit, i-a zis, spune toate cele despre tine mărturisind curat. Atunci preotul i-a spus câte a făcut, cum a căzut cu slujitoarea lui și cum a fost afurisit de înger și a rămas nedezlegat. Apoi iarăși l-a întrebat arhiereul. Să știi că ești legat de înger și de aceea ai trăit până acum și vei trăi așa mereu până ce vei fi dezlegat de înger. Mergi dar la biserica aceea unde te-a furisit îngerul, care și acum se află acolo, fiindcă unul pe altul v-ați legat. Preotul i-a zis, Prea Preasfințite stăpâne, nu pot să fac aceasta pentru că drumul până acolo este lung și bani de cheltuială nu am și nici cal de încălecat. Atunci arhiereul i-a zis, de nu vei merge acolo, nici nu te vei sfârși, nici îngerul nu se va înaripa ca să zboare la ceruri. Apoi, milostivindu-se de el, arhiereul îi zise iarăși, Fiindcă zici că nu ai bani de cheltuială, eu voi face milă cu tine și îți voi da cele de trebuință și cal de încălecat și voi merge și eu împreună cu tine. Gătindu-se îndată, s-au apucat de cale și ajungând în satul preotului, nu a aflat nimic acolo, nici casă, nici altceva, fiindcă satul se pustiise. Și-a întrebat arhiereul, Acesta este satul tău?" Acesta este, dar s-a pustit, preasfințite stăpâne," a răspuns preotul. Nu cunoști unde a fost biserica?" a întrebat arhiereul. Iar preotul, privind printre copacii care crescuseră din pricina lungimii vremii, a zis Să o acolo unde sunt copacii aceia." Mergând acolo, au aflat lăcașul dărmat fără numai puțină parte din sfântul altar rămăsese. După ce au descălecat de pe cai, a zis arhiereul Mergi în altar, și intrând preotul în lăcașul altarului, a aflat pe înger șezând acolo și a zis îngerul, Încă trăiești, sărmane preot?" Da, trăiesc, dar tu tot aici stai," a zis preotul. Bine ai venit, hai să ne iertăm amândoi," zise îngerul. Atunci preotul a zis îngerului, Binecuvântează sfinte îngerea lui Dumnezeu și mă iartă." Dar îngerul a zis, iartă-mă tu mai întâi pe mine și apoi eu pe tine, că de te voi ierta eu întâi, tu te risipești îndată, iar eu voi rămâne legat. Dar dacă te voi dezlega eu mai întâi, tu îți vei lua aripile tale și vei zbura la cer, iar eu voi rămâne legat, a zis preotul. Mă jur pe scaunul lui Dumnezeu cer mișcat că nu te voi lăsa legat, a răspuns îngerul. Iar arhiereul, stând afară, auzea toate. Atunci preotul a zis către înger, În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh să fie iertat de mine păcătosul." Și îndată, o minune, îngerul s-a înaripat și zbura în sus și a zis și el către preot, Să fii și tu iertat, preote!" Și mai înainte de a isprăvi cuvântul, oasele preotului s-au făcut grămadă în locul în care stătea. Atunci arhiereul a zis către înger, o, Sfinte Îngere, împlinește-mi o dorință mea, rogute. Cântă-mi o laudă îngerească, ca să aud și eu. Dar îngerul a zis, aceasta nu este cu putință, căci în clipa în care vei auzi glasul îngeresc, te vei topi îndată pe loc, că nu poate trup stricăcios să audă glas îngeresc și să fie viu. Însă, fiindcă ne-ai făcut acest bine la amândoi, mie și preotului, așteaptă puțin până ce mă voi sui la al treilea cer, ca de acolo cântând să pot suferi. Și suindu-se îngerul până la al treilea cer, a cântat un aliluia, iar arhiereul din pricina dulceții acelui glas a căzut la pământ ca un mort timp de trei ceasuri. Și abia venindu-și în sine, s-a sculat și mulțumindu lui Dumnezeu, s-a întors la eparhia lui și a scris istorisirea aceasta a preotului spre folosul multora, ca auzind și noi cei leneși să ne îndreptăm și făcându-ne mai culoare aminte și mai osârnici, să ne curățim de gândurile cele spurcate și de poftele cele fără rânduială. Iar când vom săvârși cele sfinte, suntem datori a fi neîmpărtășiți necurățiilor și spurcăciunilor, căci cel ce are poftă de desfrânare, lăcomie de mâncare și băutură, beție, iubire de arcint, ținere de mintea răului, slavă de șartă, zavistie și alte patimi, nu este vrednic ca să vârși cele ale preoției, căci se face defăimător și ocărător al preacuratelor taine. Pentru aceasta suntem datori a fi neîntinați când voim să stăm la Sfântul Jerfelnic ca să săvârșim tainele cele înfricoșate. Mulți slujesc cu defăimare, nu se mărturisesc și nici pravila cea obișnuită nu și-o fac, ca și când n-ar mai muri niciodată și nu-și aduc aminte de porunca cea înfricoșată a Domnului care zice Cel ce a știut voia Domnului său și n-a făcut-o, mult se va bate. Așadar, frații mei, vedem că nu este altceva mai mare ca preoția, dar cel ce este nevrednic de dumnezească lucrarea tainelor și nu se lasă de a sluji, de va afla moartea nepocăit, se va osândi cu vânzătorul Iuda Iscarioteanul în muncile cele nesfârșite. Iar noi care citim acestea și le auzim, să ne ferim de tot păcatul, făcând voia lui Dumnezeu ca să ne învrednicim părții cele de-a dreapta, împreună cu toți aleșii lui, la a doua venirea sa. Amin. Povestire despre un egumen iubitor de arcint din mănăstirea Costa Monitu. În vremurile cele vechi, în mănăstirea Costa Monitu din muntele Atos, era un egumen prea iubitor de arcint, care la ascultări punea ca supraveghetori oameni scumpi de un raf cu el și de era să cheltuiască pe săptămână opt vedre de vin, făcea supreală și oprea trei. La fel și din opt ocale de brânză, oprea trei, iar din 50 de pâini, oprea douăzeci. Și așa făcea la toate și nu lăsa să se sature părinții la masă și se făcea cârtire. Iar Dumnezeu, văzând atâta nedreptate, a trimis pe îngerul său în cămara trapezei și a așezut la fereastră cu un picior înăuntru și cu un picior afară. Și avea un coș cu multe feluri de mâncăruri cu el, a târnat afară de fereastră. Și când punea trapezarul pâine sau vin, câte se puneau cu lipsă pe masă, le arunca afară. În acea mănăstire era un monah îmbunătățit cu numele Agaton, care văzând pe înger făcând așa, a venit la egumen și a zis toate, dar egumenul l-a ocărât ca pe un înșelat. Tot în acea vreme tâlharii au robit trei frați din mănăstire și egumenul nu voia să-i răscumpere. Atunci îngerul a răpit punga cu galben care era încuiată în casa cu bani și a aruncat-o afară. Mai pe urmă, vrând egumenul să răscumpere pe frații aceia, a deschis casa și n-a găsit punga cu galben și s-a tulburat. Și chemând pe frați, i-a cercetat, dar Agaton i-a zis, Eu am văzut pe cel ce se arăta la fereastră, că atunci când un sărac a cerut milostenii și nu i-ai dat, a luat punga și a aruncat-o afară. Și zise egumenul, De ce nu l-ai întrebat pentru ce a făcut aceasta? L-am întrebat, a răspuns Agaton, și mi-a zis să mai fie egumenul iubitor de arcint și eu toate le voi arunca afară și vom vedea cine va câștiga. Dar eu i-am zis, egumenul nu este iubitor de arcint. Atunci el mi-a spus, la cei simpli ca tine nu este, dar la cei vicleni este, căci cei vicleni fură și mănâncă ascuns, păcătuind. Când cei din slujbe mulțumesc pe frați și pe străini, eu înmulțesc în zecit hrana și băutura și toate celelalte. Iar când îi nedreptățesc și nu-i mulțumesc, eu atunci răpesc și arunc afară, precum vezi. Ieri a venit un sărac ca să-l miluiască egumenul, dar el l-a ocărât și l-a izgonit, nedându-i nimic. Și eu atunci am luat punga, precum ai văzut, și am aruncat-o afară iar el, mâncând singur adeseori, strică chinovia. De aceea eu sunt îmbelșugătorul și risipitorul chinoviei. Acestea auzindu-le toți, trapezarul a zis Să mă credeți părinților că un burduf de brânză care mai înainte îmi ajungea 3 și 4 săptămâni, acum nu mi-ajunge nici pentru o săptămână." Asemenea spuneau și ceilalți din celelalte slujbe. Egumenul, auzind acestea, și-a venit în simțire și zise lui Agaton. Acela de tot acolo, tot acolo, și orice dă trapezarul, el le ia și le aruncă afară pe fereastră, a zis Agaton. Spune să nu le mai arunce afară, că de acum fac cum îmi va porunci, a zis egumenul. Atunci Agaton a mers către înger și i-a spus cuvintele egumenului. Îngerul a zis, Egumenul te va lăsa iubirea de argint și zgârcenia, de va împăca pe frați și va mulțumi pe străini și săraci, chinovia niciodată nu va sărăci. Numai să nu vicleniți și Dumnezeu va avea grijă de voi în toate. Auzind acestea, egumenul s-a îndreptat și nu mai tăia de la frații și de la cei străini, ceea ce le era cu dreptul, iar cei vicleni au încetat de a mai fura. Însă cei din slujbe, din obiceiul cel rău, au început să facă iarăși asuprire fără să știe egumenul. Într-o zi, Agaton s-a dusă de ajutor la trapeză și venind un frate să mănânce, trapezarul i-a pus înainte puține bucate cu defăi mare. Și șezând fratele să mănânce, îngerul îndată și-a întins amândouă mâinile și a luat cele din trapeză și le-a aruncat afară. Apoi a venit și alt frate să-și ia porția de hrană și băutură și a fost mulțumit cu cât i-a dat. Și îndată îngerul a întins mâna sa și din coșul care era atârnat afară de fereastră, a luat din toate câte i-au fost puse fratelui și le-a pus numai decât în trapeză. Văzând Agaton că atunci când trapezarul dă cu un pune și îngerul înzecit în trapeză, iar când nu mulțumea pe frați, lua multe și le arunca afară, Pa venit și a spus egumenului. Atunci egumenul a poruncit cu certare grea ca orice vor cere frații să le dea. Și așa se înmulțeau lucrurile mănăstirii, iar frații, fiind mulțumiți, nu mai furau. Vedeți ce rea este zgârcenia? Și ce bine este darea cu mulțumire?" De aceea să fugiți cu luarea minte de ea, ca să nu vă lipsiți și de bunătățile acestea și de cele veșnice. Această vedenie a cuviosului Agaton a fost la anii 1044-1055 în zilele egumenului și preotului Ilarion și a împăratului Alexie I Comneanul arătarea Sfântului Nil Capsocalivitul, izvorătorul de mir, despre neîmplinirea celor ce primesc milostenie. Un monah, nevoitor la lucrarea faptelor bune, a dobândit din tinerețe multe fapte bune, dar din necunoștință nu se hrănea din osteneala lui și nici nu dădea din ea altor monași, după datoria monahicească și după porunca apostolului care zice «Mai fericit este a da decât a lua», iar el, nepriceputul, lua numai și nu dădea deloc. Venind apoi despărțirea sufletului de trup și urcând prin vămile văzduhului, iată că au venit aceia care îi dăduseră lui milostenie, zicându-i, Părinte, părinte, ajută-ne nou acum, precum și noi ți-am ajutat la nevoile tale când trăiai în lume. Îngerul povățuitorul lui l-a întrebat, Ce strigă aceștia către tine?" Cer răsplata milostenilor lor acum, fiindcă în lume mi-au ajutat la nevoile trupești, a răspuns el. Și îngerul a zis, precum ei te-au miluit cu adevărat, și tu ești dator să le ajuți acum. Acum n-am nimic, fiindcă sunt gol, ce să le dau? a zis iarăși călugărul. Să le dăm din nevoințele tale pe care le ai ca să plătim datoria milosteniei pe care ai primit-o de la ei, a zis îngerul. Și așa îngerul a luat atâtea fapte bune ale monahului, încât să cumpănească cu măsura milosteniei primite. Și s-au împuținat nevoințele monahului și până să ajungă la șaptea vamă, s-au spârșit faptele cele bune ale lui. Și rămânând încă 13 vămi, la care monahul nu mai avea cu ce să plătească, îngerul a zis, Acum ce facem?" și văzând monahul care, a rămas dator și gol de fapte bune, își plângea nenorocirea. Atunci îngerul s-a depărtat de la el, iar el numai decât a căzut din acea înălțime cu strigare și cu sunet mare în adânc și s-a aflat în pântecele iadului. O întâmplare jalnică și o sândă înfricoșată, pentru aceasta să ne păzim fraților și să ne hrănim din rucodelia noastră ca să nu rămânem goi de fapte bune în ceasul morții și datori la vame și cei nemilostivi și astfel să ne osândim din lenevirea și neloarea mintea noastră. Dumnezeu să ne izbăvească de această pierzare o vestire foarte folositoare pentru un cuvios care a fost ars cu foc din cer împreună cu trei ucenici ai lui cu care locuia împreună. În părțile Palestinei era un cuvios care locuia într-o colibă împreună cu trei ucenici, unde aveau și o biserică în care își făcea pravila și sfânta liturghie, căci cuviosul avea și darul preoției. Acest cuvios era blând cu firea și se porta cu ucenicii foarte cu blândețe. Iar ei, văzându-l pe el așa, că este îngăduitor și le trece cu vederea multe neorânduieli pe care le făceau, nu se temeau de el. Și din pricina aceasta au deprins obicei rău de se certau între ei pentru orice lucru de nimic. Starețul, văzându-i așa, îi certa, însă nu cu asprime, ci cu blândețe, precum făcea și Eli preotul cu fiii săi. Când mergeau în biserică la pravilă sau la liturghie, se certau pentru rânduia la slujbei, cum să pună canoanele și troparele. Căci dacă unul zicea să le pună într-un fel, celălalt zicea altfel. Și nu se uneau între ei ca să se facă slujba cu pace, ci totdeauna cu tulburare. Iar starețul, fiind îngăduitor, îi certa adeseori și îi învăța să păzească pacea și să nu se mai certe între ei că tulbură slujba și mânie pe Dumnezeu și astfel nu vor scăpa de pedeapsă. Dar nu-i certa cu asprime că se temea să nu fugă și să rămână el fără ucenici. Și ei, cunoscându-i slăbiciunea, nu-l ascultau și nu voiau să-și lase obiceiurile lor cele rele ca să se îndrepteze. Petrecând așa multă vreme, într-una din zile, starețul a trimis pe unul dintre ucenici la o ascultare de parte, unde trebuia să zăbovească până a treia zi, iar el a intrat să slujească Sfânta Liturghie cu ceilalți doi ucenici, care, după obiceiul lor cel rău, iară s-au luat la ceartă în biserică în timpul slujbei. Starețul, fiind în timpul liturgiei, le-a zis cu pace după obicei să nu se mai certe între ei ca să nu tulbure slujba. Dar ei nici de cum nu-l ascultau, ci mai învrășbiți se certau. Atunci, nefericitul stareț, văzând că nici de cum nu-l ascultă, s-a amărât foarte tare și a strigat către Dumnezeu cu lacrimi, zicând aceste cuvinte. Doamne, dacă nu ne este de folos această viețuire, să nu mai trăim pe lume și îndată după cuvintele acestea, o, ce lucru înfricoșat, s-a pogorât foc din cer și a ars de tot pe cei doi ucenici în mijlocul bisericii, iar el a rămas singur plângând cu amar până a doua zi, când a venit și celălalt ucenic de la ascultare la care fusese trimis. Acestuia starețul i-a povestit toată întâmplarea celor doi ucenici și l-a dus apoi în biserică să-i arate locul unde s-a pogorât foc din cer și a ars de vii. Atunci i-a ajuns și pe ei urgia lui Dumnezeu că s-a pogorât alt foc din cer și a mistuit și pe ei doi în focul acela. Așa a pierit starețul cu ucenicii lui, fiindcă îi cruța ca și Eli preotul pe fiii săi. Și precum fuge albina de fum, așa fuge darul lui Dumnezeu de locul unde este tulburare. Iar unde este pace și unire, acolo este și Dumnezeu în mijlocul lor. Amin. Istorisire despre un arhiereu care s-a turcit și despre un om a furisit de el. În ținuturile țării turcești era un arhiereu care, fiind în eparhia sa, s-a întâmplat de a greșit un creștin cu o oarecare greșeală, iar el l-a furisit. Apoi, nu după multă vreme, după judecățile lui Dumnezeu, acel arhiereu, părăsind creștinătatea și turma sa, s-a dus la împăratul turcilor și, lipindu-se de păgânătatea lor, s-a turcit. Și turcindu-se, împăratul a pus pașă mare și sfetnic împărătesc, deci, trăind de arhireul multă vreme în acea păgânătate, acel om creștin care era legat de el a murit și nu s-a îngrijit să ia dezlegare de la arhiereul turcit, socotind el că dacă vlădica s-a turcit, acea legătură făcută de el nu mai are nicio putere înaintea lui Dumnezeu. După șapte ani, săpându-se o groapă pentru un alt creștin, alături de cel a furisit, l-au găsit în întregime neputrezit, deci copiii aceluia, socotind cu deamănuntul de cine ar fi fost afurisit tatălui, și-au adus aminte că a fost legat de acel arhiereu care s-a turcit. Însă ei, necrezând că s-a prins acea furisenie de la acel arhiereu care s-a abătut de la creștinătate, au chemat alt arhiereu ca să-l dezlege. Dar n-a putut căci Dumnezeu voia întoarcerea și mântuirea acelui suflet rătăcit și cu sfatul arhiereului locului s-au dus la acel arhiereu turcit și abia cu multe daruri au reușit să ajungă la el, căci era mare boier împărătesc. Și intrând arhiereul la el, a cerut ca să-i vorbească ceva în taină. Și intrând într-o cameră tainică, arhiereul i-a spus... Când era arhiereu al turmei lui Hristos, ai afurisit un creștin și acum, după șapte ani, este neputred. Iar el a zis, de vreme ce este așa, peste puțină vreme voi veni în acea parte, fiindcă mă va trimite împăratul și voi vedea dacă este așa precum zici. Deci, duceți-vă cu pace la casele voastre. Peste puțină vreme, acel om împărătesc, care mai înainte a fost arhiereu, a fost trimis cu treburi împărătești în acea parte unde fusese păstor. Ajungând la acel oraș, a poruncit să-l scoată pe acela furisit. Și dacă l-a văzut, pis s-a făcut milă de el și a lăcrimat. După aceea a intrat în altar și, îlund de pitrahilul și omoforul și punându-le pe grumajii lui, a ieșit la groapa mortului. Și citind acolo rugăciunile cele de iertare, îndată ce l-a furisit s-a dezlegat înaintea tuturor. Văzând aceasta cel ce a fost arhiereu și cunoscându-și păcatul lui și, și bat dracilor, a intrat în biserică și îngenunchind înaintea tot poporul, a strigat cu mare glas. Doamne Iisuse Hristoase, te-am părăsit, dar tu nu mai părăsit, ci de acum înainte primește-mă pe mine oaia cea rătăcită, că nădăjduind la mila ta cea nemărginită, nu mă voi mai întoarce la căile cele rătăcite. Iar slugile lui, care au venit cu el de la curtea împărătească, auzind toate acestea, au intrat în biserică și l-au tăiat cu săbiile lor bucățele. Și așa viteazul mărturisitor și arhiereului Hristos s-a sfârșit în bună mărturisire. Amin. Minunea pe care a făcut-o Sfântul Nicolae cu un cimpoier sărac Era la răsărit un oraș mare creștinesc cu multe biserici sfinte. În acel oraș era un cimpoier sărac, care în toate zilele, mai înainte de a ieși din oraș să-și agonisească hrana sa, intra în biserica Sfântului Ioan Botezătorul, pe care o înconjura cântând cu cimpoiul, și apoi pleca mai departe. Într-o noapte, dormind el, i s-a arătat în vis Sfântul Ioan și i-a zis, Să mergi la biserica mea și îți voi îndeplini cererea ta." Deci el, sculându-se îndată, s-a dus și, intrând în biserică, a văzut în ușile împărătești pe Sfântul Ioan, care i-a zis cu glas blând, De ce mă superi așa mult, omule? Știi că în viața mea am fost sărac și n-am avut nimic și nici acum nu am cu ce să te miluiesc. Dar pentru că tot mă superi, vină cu mine la părintele Nicolae și el te va milui. Și luându-l de mână, s-au dus amândoi la biserica Sfântului Nicolae. Și, intrând ei în biserică, Sfântul Nicolae a ieșit pe ușa cea mare, și venind până la Amvon, s-a închinat spre Sfântul Ioan, iar Sfântul Ioan spre el. Atunci a zis Sfântul Nicolae: Propăvăduiturile al pocăinței și botezătorule al Domnului, cel propăvăduit de stăpânul a fi cel mai mare dintre cei născuți din femeie, cetățeanul al pustiei, bine ai venit! Iar Sfântul Ioan a răspuns: Bine te-am găsit, tatăl săracilor, folositorul văduvelor, sprijinitorul bătrânilor, dascărul cel adevărat, care ți-ai pus sufletul pentru turma ta și ai mântuit din moarte pe cei năpăstuiți." Dar pentru ce te-ai ostenit a veni până la noi, botezăturile al Domnului?" a întrebat Sfântul Nicolae. Am venit cu acest sărac, că mult mă supără să-l miluiesc, dar eu, fiind sărac în viața mea, nu am cu ce să-l milui, căci m-am îmbrăcat în haină de păr de cămilă, m-am încins cu curea și m-am hrănit cu muguri de copaci și cu mire sălbatică. Iar sfinția ta, fiindcă ai fost bogat și mare arhiereu, poți să-l miluiești. Deci te rog, miluiește-l sfinția ta, a zis Sfântul Ioan. Auzind acestea, Sfântul Nicolae a făgăduit al milui pe sărac, iar Sfântul Ioan, încredințând pe sărac Sfântului Nicolae, s-a sărutat cu el și s-a despărțit. Iar Sfântul Nicolae, luând pe cel sărac, l-a dus și l-a băgat în visteria împărătească, unde i-a arătat multe avuții. Și erau într-un loc 12 burdufuri pline cu tot felul de avuții, galben și pietre scumpe. Și a zis Sfântul, ia unul, iar el, apucându-se de unul cu bani, nu l-a putut ridica. Atunci spântul, apucându-l de fund, l-a pus în spatele săracului și a zis, Mergi la casa ta în pace." Iar el a plecat acasă bucurându-se, apoi a început să cumpere case, sate, moșii și toate cele ce îi trebuiau, iar când lua din burduf, el rămânea tot plin. Într-o zi, vistiernicul împărătesc a văzut că îi lipsește un burduf de bani din visteria împărătească și a spus împăratului. Iar împăratul a trimis pretutindeni oameni ca să caute burduful. Atunci, un om oarecare a spus trimișilor împărătești despre acel om sărac, cum mai înainte era sărac și se hrănea cântând din cimpoi, iar acum este foarte bogat și întrece pe mulți în bogăție, cumpărând case, sate, moșii, robi și multe altele. Și a chemat împăratul pe acel om ce fusese odată cimpoier și l-a întrebat de unde are atâta bogăție. Iar el a spus toate drept cum că Sfântul Nicolae i-a dat un burduf plin cu bani din visteria împărătească pe care Sfântul l-a ajutat să-l pună în spate și cum că de când ia din el burduful este tot plin pentru că l-a binecuvântat Sfântul prin punerea mâinilor lui. Împăratul, auzind acestea, a spus – de vreme ce ai spus drept, iată că te iert și banii să fie ai tăi. Numai burduful să mi-l dai mie, pentru că este binecuvântat de Sfântul Nicolae. Cimpoierul a răspuns, Nu pot să-ți dau burduful slăvite împărate, pentru că îmi este dăruit de Sfântul Nicolae și mă tem să nu se mânie pe mine și să mă facă iarăși sărac precum am fost. Atunci împăratul iarăși l-a rugat să-i dea burduful și mai dându-i bani mulți, cimpoierul i l-a dat. Iată așa este purtarea de grijă a sfinților față de cei ce sunt cu credință. Nifon Pusnicul Când i-a murit tatăl, Porfirie avea 12 ani. A văzut cum l-au dus de la o până înfășurat într-o pătură. A venit la mort întreg satul. Ziceau că l-a lovit catârul în șale. Mama lui Porfirie avea șapte copii. A plâns după mort zile și nopți atât cât pot plânge doi ochi omenești. A venit apoi părintele soțului ca să vorbească cu mama despre copii. Au chipzuit să țină văduva jumătate dintre ei, iar cealaltă jumătate să-și caute pâinea în alte părți. Părintele a trimis pe cei doi băieți mai mari la țară să lucreze la mitropolit. Mai târziu poate vor merge și la școală. Sora cea mai mică a mers în satul vecin la sora înaltului, pentru Porfirie au hotărât să meargă câțiva ani la Sfântul Munte, la fratele mamei care era călugăr, iar mai târziu să se facă preot, dacă va vrea. Așa a plecat Porfirie la Sfântul Munte. Mama i-a pregătit o bocceluță plină cu haine, cu puțin post mag de drum. A sărutat pe Porfirie și Porfirie a plâns. A plâns și mama, pentru că acesta era băiatul cel mai drag. Apoi părintele l-a dus la Arnea. Nu era departe. Acolo a găsit câțiva închinători care mergeau la Sfântul Munte și le-a încredințat lor pe porfirie. Pe atunci drumul la Sfântul Munte mergea pe uscat și era pietruit de la Ierison până la Lavra. Porfirie a văzut păduri, mări și când a ajuns la Sfântul Munte s-a minunat de mănăstirile cele mari și de biserici. Dar unchiul său, călugărul, nu trăia în mănăstire, ci se afla printre pustnici în pustie. Când Porfirie a ajuns la el, a văzut o casă cu etaj zidită pe spinarea unei stânci. În față prăpastie, pe lături prăpastie, numai în spate era o cărare. Bătrânul a pus pe băiat în față, l-a privit în ochi și a zis că seamănă cu tatăl său. A văzut și copilul pe bătrân că semăna cu mama lui. Era înalt, cu fața subtă și cu barbă mare. Avea și un diacon la chilie, I-au așternut lui Porfirie ca să doarmă o vechitură drept salteap și două pături de acoperit. A venit noaptea și copilului îi era frică într-un loc așa de pustiu și întunecos. A prins a plânge nascuns până a adormit. Astfel Porfirie a intrat în lumea călugărilor. I-au făcut o rasă mică și cu lion. A rămas netuns și a început să-i crească păr pe obraz și barba. A deprins toate treburile și le făcea cel din tâi. A prindea focul, gătea mâncare, aducea apă și strângea apă de ploaie. În casa bătrânului nu se dormea noaptea. Când se întuneca, fiecare închilia lui zicea rugăciunea lui Isus, numărând boabele metaniilor. Bătrânul învăța pe băia să citească rugăciunile timp de patru ceasuri după apusul soarelui, îl învăța carte. Terminau când se zărea de ziua, apoi se odihneau câteva ceasuri. Ziua tăia cruciurițe de lemn și îngrija cei doi metri de grădiniță cu bob și doi migdali. Gătea bob, năut și la sărbători ceva pește din mare. Timpul trecea și Porfirie niciodată nu s-a arătat obosit sau neascultător. Vină încoace Porfirie, evloghite Gheronda, Du-te încolo, Porfirie. Evlogite, Geronda. Fața ei s-a uscat și a devenit serioasă, ca și cum nu mai era față de copil. Amintirile îi rămăseseră departe, în urmă. Își mai aducea aminte de mama. Altă femeie nu mai știa, mama și stăpâna născătoare de Dumnezeu, pe care adeseori, uitându-se la icoană, plea mesteca. Om din lume nu ajunsese niciodată la chilie, nici tăieturi de lemne. Numai călugăr vedea la conacul de dincolo când ducea cruciulițele și lua hrana. Așa a petrecut Porfirie 20 de ani, după care Gheronda, adică bătrânului, i-a spus că este timpul să ia darul marelui și îngerescului chip. L-au făcut deci monah în Marea Schimă. I-au schimbat numele și l-au numit Nifon. El păstra în amintire doar chipul mamei și trupul tatălui înfășurat în pătura. Nimic altceva nu-i mai schimbase viața numai că acum purta numele schimei mari, Is, Isus, Hs, Hristos, Nica, Biruitorul. În mijloc avea o cruce, iar deasupra capului lui Adam, literele T, Tuoto, S, Simion, F, Foveros, D, Demoni, care înseamnă acesta este semn înfricoșător dracilor. Pe marginea stâncii, zilele și nopțile curgeau ca picăturile de ploaie. Gheronda se gârbovise, își tăra cu greu picioarele și glasul îi slăbise. În acest timp a venit la chilie primul om din lume, un proestos arhimandrit, cu rasa călcată și cu manșete albe. L-au servit cu smochine și a rămas cu ei la priveghere. Dimineața a luat deoparte pe Nifon și l-a întrebat de vârstă și ce carte știe. Să leau la oraș, a zis acela către bătrân, să meargă la școală și să se facă preot. Cum va zice el singur, a răspuns bătrânul. Și Nifon a zis nu, fără să-și dea bine seama de ce, dar a zis nu. N-au trecut multe zile și bătrânul lui a adormit în domnul și l-a lăsat în mijlocul privegherii. S-a așezat în stran și când s-a ridicat soarele, fața era albă ca și barba. Nu se mișcase deloc. Apoi au venit părinții de la schit, i-au întins rasa, l-au cusut în ea și l-au îngropat la rădăcina migdalilor alături de grădiniță. Nifon a adus flori sălbatice și a împodobit crucea. A făcut și o candelă la mormânt din paharul bătrânului, rămas acum de prisos. Noul bătrân care i-a urmat era dificil, reumatic și grabnic la mânie și se pornea asupra lui Nifon. Nifon deja nu mai era copil, dar nu a întors niciodată vreun cuvânt bătrânului. Au petrecut amândoi încă vreo 10 ani din viață. La sfârșitul celor 10 ani, a venit al doilea vizitator la chilie. Era fratele lui Nifon, se făcuse preot la oraș. Nifon i-a sărutat mâna, iar el l-a sărutat pe frunte. Era însurat și avea trei copii, I-a spus despre mama că murise de cinci ani. I-a spus și de sora lui cea mică, Evanghelia, care murise și ea mușcată de un câine. Elena era măritată la țară, alt frate ajunsese doctor și trăia în oraș. Ceilalți doi mai mici terminaseră școala. Nifon a rupt o hârtie în două, pe unul a scris pe cei vii, pe cealaltă pe cei morți. Întâi pe Geronda, apoi pe tata, pe mama și pe mica Evanghelia dar și cei vii erau atât de departe în amintirea lui, că deseori în mintea lui nu-i putea deosebi pe unii de alții. După aceasta, Nifon a luat binecuvântare de la Gheronda să meargă la Carulia. Murise un pusnic rus și Nifon a luat chiliuța lui. Era zidită într-o peșteră pe vârful unei stânci. Aici Nifon și-a trăit restul vieții. Cobora de pe stâncă ținându-se de lanț și călcând pe colțurile de stâncă de deasupra mării. Chilia avea o ușiță la o parte, în față o fereastră, iar de desubt, deschis și căscat, haosul prăpăstiei. În timpul iernii, marea urla ca o fiară rănită. De acum înainte, timpul nu se mai măsura. Nifon era alb ca zăpada și tot mai gârbovit. Nopțile curgeau în veche, iar zilele obositoare. Acum făcea mai puține cruciulițe, mânca mai puțin pozmag și bobul nu-l mai fierbea la foc, ci numai îl înmuia ca să se cojească. Aduna apă de ploaie cu un burlan într-un chiup și apa mirosea ca aghiazma. Fața bătrânului era liniștită și uneori veselă, cum nu fusese vreodată în viață. Duminica se cobora de pe stâncă și mergea la Cutanachi la Sfânta Liturghie ca să se împărtășească. Celelalte zile citea singur ca întotdeauna. În larg treceau corăbii, dar el nu se gândea cum arată lumea sau oamenii. Făcea numai semnul crucii peste corăbile care treceau pe mare ca să călătorească cu bine. Avea și acum acea hârtie cu vie și morții pagățată sub icoane. Numai că acum nu mai știa câți dintre cei dragi ai lui mai trăiesc și câți au plecat. De aceea erau toți vii și îi pomenea la vii pe toți, chiar și pe tata pe care îl văzuse înfășurat în pătură și pe Geronda pe care îl îngropase cu mâinile lui. Plecarea lui Nifon la Hristos a fost în ziua de Paști. Urcase la Cutanachi la Sfânta Liturghie. A stat în strană cu lumânarea prinsă, s-a apropiat de Sfântul Altar și s-a împărtășit, apoi s-a întors la strana lui. Ziceau că l-au văzut zâmbind. Lumânarea ardea lângă el. Monahii l-au ridicat, l-au cusut în rasa lui și l-au coborât la Carulia. La câțiva metri de chilia lui, au săpat într-o scobitură de piatră și l-au așezat la o dihnă, în așa fel ca să privească marea. Pe stâncă sădise el însuși flori sălbatice. În chilie i-au găsit și crucea gata și o făcuse singur. Pe ea scrisese, Nifon monahul. Își scrisese și numele în pomelnicul celor vii. Îngerul spune cuvânt la mormântare. Iată mortul zace în mormântul odihnei lui și s-a izbăvit de toate grijile de vieții. Dei va jefui cineva chilia lui, el nu vorbește. Să-l nu-i pasă. Să-l bată, nu se împotrivește. După atâția ani pe care i-a trăit, cum a murit acum de năprasnă? Când trăia, nu știa că o să moară și că o să fie acoperit de pământ, însă acum a învățat să fie călcat atunci nu suferea să-l îngropi, iar acum îl pune în mormânt și rabdă. Atunci nu dădea din cele ce avea, iar acum el le ia și nu spune nimic, nici nu simte. Însă cuvântul meu nu este pentru acest mort, fiindcă el a fost neagonisitor, ci este pentru tot omul ce are să moară ca și acesta. În viață nu suferea necinstea, dar acum toate le suferă. Când pune cineva feștilă la lumânare, nu o pune murdară, că nu arde, ci curată. Așa și Dumnezeu nu pune suflet murdar în trup, dar el se murdărește de păcatul strămoșesc, cum zice David, Într-un fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Dar Dumnezeu îl curăță prin sfântul botez. Și iarăși de se va murdări cu păcatele ca un om, se curăță cu mărturisirea și cu pocăința. Dar omul nu se pocăiește, iar dacă se pocăiește, nu o face cum se cuvine. Se pocăiește la moartea lui, și nevrând, dar fără niciun folos. În iad nu este pocăință, ci pedeapsă, și sufletul păcătosului arde în iad ca o feștilă. O, fraților, vedeți pe acest mort care este acoperit cu pământ. Precum celui mort, de-i face cineva mii de răutăți, nu simte, așa trebuie să fie și călugărul care a lăsat lumea și a îmbrăcat rasă neagră, precum mortul se acoperă cu pământ. Și precum mortul nu se grijește și nu ia aminte la răutățile lumii, așa și monahul trebuie să se depărteze de toate tulburările lumii și să nu ia aminte ce face unul și altul, ci să-și vadă mortul lui care este înfășurat în rasă neagră. Precum mortul se topește în mormânt și putrezește, așa și monahul trebuie să se topească cu pocăința și să se mistuie cu lacrimile cele fierbinți și înfocate ale pocăinței ca să topească cu ea lucrarea ce are și să stingă cu lacrimi focul cel veșnic, care pârjolește de aici când se lucrează păcatul, iar acolo va arde veșnic pe cei ce nu se pocăiesc. Precum mortul, după ce putrezește în mormânt, dezgropându-l, îi se aleg numai oasele, așa și că lugărul trebuie să aleagă, prin pocăință, oasele păcatelor și vechile aducerea minte din trupul lui cel lepros și să se îngroape că cel ce petrece în acestea împlinește lucrarea păcatelor și se osândește, asemenea cu cei ce lucrează păcatul. După Sfântul Botez, care curăță păcatul strămoșesc, inima și sufletul omului se leproșează de păcatele lumii și puțin câte puțin acea lepră cuprinde tot trupul și omul moare. Unul ca acesta, dacă își va veni în simțire, aleargă la doctoria vieții monahicești ca să se vindece. Dar dacă nu lasă grija de materie și lucrarea răutăților din buna lui voință, ci se află încurcat cu cele pământești, îngrijindu-se să mănânce bucate îndulcitoare fără sațiu, să adune argint, haine și alte venituri, pocăința lui se face nelucrătoare și nefolositoare. Și nu numai că nu se vindecă de rănile lui cele mai dinainte, ci mai adaugă și alte păcate de moarte și nu simte nimic iar când moare și se acoperă cu pământ, își vine în simțuri. Însă ce folos? Când trăiai, nu lăsai nici cele mai mici ale tale, iar acum cum le lași să le stăpânească alții și zaci înfășurat cu rasă neagră? Vedeți, fraților, în ce întuneric și umbra morții se află oamenii? Socotiți voi, cei ce umblați ca mortul acesta ce zace în mormânt, că ieri stătea și privea la ceilalți, iar astăzi zace și îl priviți voi. Gândiți-vă că și voi mâine o să fiți morți zăcând în mormânt. De aceea siliți-vă să vă îndreptați prin pocăință ca să adormiți fără tulburare. Dacă ați venit la doctoria pocăinței și nu păziți porunca Domnului, ce folos aveți? Ați venit la doctoria vieții monahicești, păziți-vă de mâncărurile cele vătămătoare, adică de patimile voastre căci Hristos vă poruncește să vă feriți de faptele cele rele care pricinuiesc moarte, adică de zavistie, de pomenirea de rău, de judecată, de păcatele de și de toate celelalte ce vă păgubesc de darul întâiului și celui de-al doilea botez. Voi nu vă îngrijiți că ați întinat botezul cel din tăi. V-ați lepădat de lume și ați venit să vă pocăiți, însă nu ați lăsat deșertăciunea lumii, ci ați dobândit acelea pe care nu le aveați. Și rana de mai înainte vi s-a făcut ca în grenă mâncătoare și v-a mâncat lepra lumii și acum sunteți morți și zaceți în mormântul deznădejdii. Dar când veți mori, nu vă veți mai griji de tulburarea cea multă a vieții și de adunarea de arcint care moară sufletul monahului. Cuvântul este spre folosul cel de obște al monahilor ca să nu moară de moarte sufletească, ci să se îmbrace cu moartea cea trupească ca să trăiască sufletește. Precum și mortul acesta a murit trupește, dar se veselește, sufletește. Să dea Dumnezeu ca și voi să vă veseliți în fericirea cea veșnică, lucrând răbdare, smerenie, ascultare și celelalte fapte ale călugăriei până la suflarea cea mai de pe urmă. Acestea și alte învățături zicând în cel ce s-a arătat în chip de preot, adică îngerul Domnului, a făcut sfârșit zicând Dumnezeu să odihnească sufletul acestui mort și scoțându-și felonul și epitrahilul, acesta din urmă strălucea ca soarele înaintea fraților, căci nu era făcut din materie pământească. Iar Ioan, mirându-se de acel epitrahil de mult preț, a zis Crede-mă, părinte, că de-aș fi avut veșmintele tale m-aș fi izbăvit de robie." Căci toți credeau că acest preot este robit și a venit să ceră milostenie pentru a se răscumpăra, cu adevărat de mult preț sunt ele. Au aceleași preț ca și datoria mea, însă de le voi vinde ca să mi plătesc datoria. Ce voi face fără veșminte?" a zis îngerul. Iartă-mă că din neluare aminte ți-am zis cuvintele acestea," a zis iarăși Ioan. Iată că am ajuns la împotrivă cuvântare și la vorbă de șartă și dintr-o acestea vine grăirea de rău și judecata. Însă voi duceți-vă la mănăstire, iar eu voi veni mai pe urmă, a zis îngerul. Și s-a prefăcut că se duce pentru nevoia sa, iar Ioan a pregătit bucate ca să-l spăteze și să-i plătească și-l așteptau. Dar văzând că nu mai vine, l-au căutat în prejurul mănăstirii, însă nu l-au găsit. Și atunci au cunoscut că a fost îngerul Domnului. De atunci, Servie a rămas în locul duhovnicului lui și purta grijă pentru frații cei duhovnicești și înștiințând pe arhiereu că duhovnicul a trecut din viața aceasta, a cerut să-i trimită al preot și duhovnic. Și găsind un preot, l-a trimis împreună cu duhovnicul care îl avea la mitropolie și s-a bucurat servie și s-a spovedit la el spunându-și gândurile sale. Iar cei din insula Critului, Creta, auzind de moartea duhovnicului și că servie a rămas purtător de grijă al schitului, au venit la viața monahală iar Servie îi păi, tundea monah și îi chivernisea. Și își mărturiseau gândurile la duhovnic. Atunci și Andrei, plăsându și toată bogăția lui, a primit sfânta schimă de la Servie și se nevoia bine. Și din pricina simplității lui s-a învrednicit de darul tămăduirilor și tămăduia toată neputința. Și pe nimeni n-a întristat, nici a necinstit, ci pe toți cei scârbiți îi mângâia. Niciodată nu s-a întins să doarmă pe pas sau pe așternut, ci se rezema de pereți și dormita puțin și iarăși mergea la slujba sa. Căra apă, gătea bucate, mătura, spăla și n-a lipsit niciodată de la utrenie și nici într-o zi nu și-a lăsat canonul său. Nu s-a săturat niciodată de pâine și bea numai o dată în zi apă și aceea cu măsură. Dar frații îl vorbeau de rău, zicând că este înșelat și îl chinuiau pe ascuns, îl jocoreau, râdeau de el și îl îmbrânceau, îi turna un nas oțet tare cu muștar, de asemenea și în vasul din care bea apă. Când se pogora pe scării, îi punea așternut și când călca pe el, aluneca și se lovea, iar când se scula, îi turna câte o cofă de apă peste el din îndemnarea diavolului ca să blesteme. Și hainele îi se uscau pe el că nu mai avea altele cu care să se schimbe. Și le răbda pe toate fericitul, alteori îi turnau sărătură de pește pe grumași. Iar odată, îndrăciții i-au luat culionul și ciorapii și le-au mânjit cu smoală și cu rășină și așa le-au încălțat, iar barba i-au uns-o cu păcură. Apoi strigau și ziceau, „Veni să vedeți pe înșelatul acesta cum s-a făcut!" Și venind ceilalți părinți, cum l-au văzut, l-au întrebat, Pentru ce te-ai făcut așa, Andrei?" Iar el a răspuns, pentru zăduf am făcut-o ca să mă răcoresc. Și cum o să le scoți hainele? L-au întrebat iarăși. Când va trece zăduful, se vor dezlipi singure, a răspuns el. Și n-a arătat că cei vicleni au făcut aceasta, însă servie pe toate le știa, dar tăcea, lăsând să le descopere Dumnezeu. Și culcându-se acei lipsiți de omenie, când s-au sculat, erau plini de lepră la bărbie, la fălci și la picioare. Iar Andrei s-a aflat sănătos, fiindcă rășina și smola s-au făcut ca pământuri și au căzut. Atunci Servie a alungat din schid pe cei leproși ca să nu se lipească și de alții. De atunci toți cât se împotriveau și nu făceau ascultare se umpleau de lepră. Iar la schit nu veneau femei sau tineri fără barbă după cuvântul îngerului, ci numai bărbați desăvârșiți cu vârsta, adică de la 33 de ani mai sus iar devenea cineva sub această vârstă, se umplea de lepră. Ba încă și dobitoacele cele de parte femeiască se îmbolnăveau și așa schitul s-a curățit de putoarea patimilor trupești și chiar afară de schit de vorbea cineva dintre frați cu femeie să le proșa și fiindcă erau curați de patim și de spurcăciuni trupești, le străluceau fețele. Fețele celor de 70 de ani erau ca ale celor de 25 de ani, Căci unde este femeie sau tânăr, este cu neputință să se păzească întreaga înțelepciune, iar Servie priveghea ziua și noaptea și lua aminte la mântuirea fraților, învățându-i să nu pătimească catrufașul cu navie.